Ieremia Capitolul 1 Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, dintre preoții de la Anatot, din pământul lui Venemin, către care a fost cuvântul Domnului în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, în anul al 13 lea al domniei acestuia, precum și în zilele lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, până în luna 5 a cincea din anul al 11-lea a lui Sedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, adică până la robirea Ierusalimului. Fosta cuvântul Domnului către mine și mi-a zis, Înainte de a te fi zămislit în pânte ce te-am cunoscut și înainte de a ieși din pânte ce te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Iar eu am răspuns, O, Doamne, Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc pentru că sunt încă tânăr. Domnul însă mi-a zis, să nu zici sunt încă tânăr, căci la câți te voi trimite, la toți vei merge și tot ce-ți voi porunci vei spune. Să nu te temi de dânsi, căci eu sunt cu tine ca să te izbăvesc, zice Domnul. Și Domnul mi-a întins mâna, mi-a atins gura și mi-a zis, Iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Iată, te-am pus în ziua aceasta peste popoare și peste regate, ca să smulgi și să arunci la pământ, să pierzi și să dărâmi, să zidești și să sădești. Apoi a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis, Ieremia, ce vezi tu? Și eu am răspuns, văd un toiag din lemn de migdal. Zisul Domnul, tu ai văzut bine că eu priveghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Și iar a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis, Ce vezi tu? Și eu am răspuns, Văd un cazan clocotind care e gata să se verse dinspre miază noapte. Iar Domnul mi-a zis, De la miază noapte se va deschide nenorocirea asupra tuturor locuitorilor țării acesteia, că iată, voi chema toate popoarele țărilor de la miază noapte, zice Domnul, și vor veni acelea și își vor pune fiecare din ele scaunul său la poarta de intrare a Ierusalimului pe lângă toate zidurile lui și în toate cetățile lui Iuda. Și voi rosti asupra lor judecata mea pentru toate fără de legile lor, pentru că m-au părăsit. Au aprins tămâie înaintea altor Dumnezei și s-au închinat la lucrurile mâinilor lor. Dar tu încingeți coapsele tale și scoală de le spune tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, fiindcă nu vreau să tremuri înaintea lor. Că iată, eu te-am făcut astăzi cetate întărită, stâlp de fier și zid de aramă înaintea acestei țări întregi, înaintea regilor lui Iuda, înaintea căpetenilor ei, înaintea preoților ei și înaintea poporului țării. Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui că eu sunt cu tine ca să te izbăvesc, zice Domnul. Capitolul 2 Fosta cuvântul Domnului către mine și a zis, Mergi și strigă la urechile ficii Ierusalimului și zi, așa grește Domnul. Mi-am adus aminte de prietenia cea din tinerețea ta, de iubirea de pe când erai mireasă și mi-ai urmat în pustiu, în pământul cel neînsemnat. Atunci Israel era sfințenia Domnului și pârga roadelor lui, toți, câți mâncau din ea, se făceau vinovați, și nenorocirea venea asupra lor, zice domnul. Casa lui Iacov și toate semințiile casei lui Israel, ascultați cuvântul Domnului, așa zice domnul. Ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri de s-au depărtat de mine și s-au dus după deșertăciune și au devenit ei înșiși deșertăciune. În loc să zică, unde este Domnul cel ce ne-a scos din pământul Egiptului și ne-a povățuit prin pustiu, prin pământul cel gol și nelocuit, prin pământul cel sec, prin pământul umbrii morții, prin care nimeni nu umblase și unde nu locuia om? Eu v-am dus în pământ roditor ca să vă hrăniți cu roadele lui și cu bunătățile lui. Voi însă ați intrat și ați spurcat pământul meu și moștenirea mea ați făcut o urăciune. Preoții n-au zis, unde este Domnul? Învățătorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii au lepădat credința și prorocii au prorocit în numele lui Baal și s-au dus după cei ce nu-i pot ajuta. De aceea, la judecată, voi grăi împotriva voastră, zice Domnul, și împotriva nepoților voștri voi cere o sândă. Să vă duceți în insulele Chitim și să vedeți. Trimiteți în chedar și cercetați cu deamănuntul și aflați. Fosta oare acolo ceva de felul acesta? Schimbatul și oare vreun popor Dumnezeii săi, deși aceia nu sunt Dumnezei? Poporul meu însă și-a schimbat slava cu ceea ce nu-l poate ajuta. Mirați-vă de acestea ceruri, cutremurați-vă, îngroziți-vă, zice Domnul, că două rele a făcut poporul meu. Pe mine, izvorul apei celei vii m-au părăsit și și-au săpat fântâni sparte care nu pot ține apă. Au doar rob sau fiu de robii Israel, pentru ce dar s-a făcut el pradă? Mugit au asupra lui puii de leu, ridicat-o și au glasul lor și au făcut pustiu țara lui, cetățile lui sunt fără locuitori. Chiar și locuitorii din Nof și cei din Tahpahnes și-au ras capul Israele. Oare nu ți-ai pricinuit tu singur aceasta, părăsind pe Domnul Dumnezeul tău când te povățuia? Și acum, pentru ce ai luat drumul Egiptului ca să bei apă din Nil, și pentru ce ți-ai luat drumul spre Siria ca să bei apă din râul ei? Lepădarea ta de credință te va pedepsi și răutatea ta te va mustra. Înțelege și vezi cât e de rău și de amar de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău și de a nu mai avea nicio teamă de mine, zice Domnul Dumnezeul puterilor. Că în vechime am sfărâmat jugul tău și am rupt cătușele tale și tu ai zis, nu voi sluji la idoli, și totuși pe tot dealul înalt și sub tot pomul umbros ai făcut desfrânare. Eu te-am sădit ca pe o viță de soi, ca pe cea mai curată sămânță. Cum dar mi te-ai prefăcut în ramură sălbatică de viță străină? Chiar de te-ai spăla cu silitră și chiar dacă te-ai freca cu leșie, tot pătat ești în nedreptățile tale față de mine, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți tu să zici, nu m-am întinat și nu am umblat după Baal? Privește la portarea ta din vale și află ce ai făcut tu. Că milă zburdalnică, tu care cu treieri toate drumurile, asină sălbatică, deprinsă în pustiu, care în aprinderea poftei ei soarbe aerul. Cine o va putea împiedica să-și împlinească pofta? Toți cei ce o caută nu se vor osteni, că în luna ei o vor găsi. Când i s-a zis, Întoarceți piciorul de la calea strâmbă și gâtul nu-l deprinde a înseta. Ea a răspuns, Nu, zadarnic, căci iubesc Dumnezei străin și merg după ei. Cum furul, când este prins, se rușinează? Așa se vor rușina și casa lui Israel, și poporul, și regii lui, și căpeteniile lui, și prorocii lui, și preoții lui, căci au zis lemnului, tu ești tatăl meu, și pietre i-au grăit, tu mai născut, și nu și-au întors spre mine fața, ci spatele. Iar la vreme de nevoie vor zice, scoală și ne izbăvește. Dar unde-ți sunt Iudo, Dumnezeii pe care ți-ai făcut? Să se scoale și să te izbăvească la vreme de necaz, dacă pot. Căci, câte cetăți ai, atâția sunt și Dumnezeii tăi. Pentru ce vă certați cu mine? Toți v-ați purtat cu necredincioșie și ați păcătuit împotriva mea, zice domnul. În zadar am bătut pe copiii voștri că n-au primit învățătură. Pe proorocii voștri i-am mâncat sabia voastră ca un leu pierzător și nu v-ați temut. Ascultă, poporule, cuvântul domnului care zice: Pustiu am fost eu oare pentru Israel? Sau țara întunericului am fost? Pentru ce dar poporul meu zice, noi înșine ne suntem stăpâni și nu mai venim la tine? Au doar uită fata podoaba sa și mireasa găteala sa? Poporul meu însă m-a uitat de zile nenumărate. Fica Ierusalimului, cât de iscusită îți ești tu în căile tale ca să cauți iubirea? Ba, pentru aceasta și la nelegiuiri ți-ai deprins căile tale, și chiar în poalele hainei tale se află sângele săracilor nevinovați, pe care nu i-ai prins spărgând zidul și totuși zici, de vreme ce sunt nevinovată, mânia lui de bună seamă se va abate de la mine, pentru că zici, n-am greșit. De aceea, iată, eu cu tine mă voi judeca. De ce atâta grabă ca să-ți schimb calea? Vei fi rușinată de Egipt, cum ai fost rușinată de Asiria și de acolo vii și cu mâinile pe cap, pentru că a lepădat Domnul pe cei în care tu ți-ai pus nădejdea, pe cei cu care tu nu vei avea izbândă. Capitolul 3 Și a mai spus, Dacă un bărbat își lasă femeia și ea se duce de la el și se face soție altui bărbat, mai poate ea oare să se întoarcă la el? prin aceasta nu s-ar întina în adevăr oare țara aceea? Și tu te-ai desfrânat cu mulți iubiți și vrei să te întorci la mine? zice Domnul. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește. Unde oare nu s-au desfrânat aceea cu tine? Șezut ai pentru ei lângă cale ca arabul în pustiu și ai sporcat țara cu desfrânarea ta și cu vicleșugul tău. De aceea ploile de toamnă au lipsit și la fel și cele de primăvară, dar tu ai avut frunte de desfrânată și nu te-ai rușinat. Și acum strigi către mine, tatăl meu, tu ai fost povățuitorul tinereților mele. Oare pentru totdeauna va fi el mânios și oare veșnic va păstra în sine mânia? Iată ce ai zis, dar de făcut faci rele și sporește în acelea. Zisumea Domnul în zilele lui Iosia Văzut aici ce a făcut Israel, această fică necredincioasă? A umblat pe toți munții înalți și pe sub tot copacul umbros și s-a desfrânat pe acolo. După ce a făcut toate acestea, i-am zis, întoarce-te la mine. Dar nu s-a întors și a văzut aceasta Iuda, sora sa cea necredincioasă. Și, deși am lăsat pe fiica lui Israel cea necredincioasă pentru atâtea fapte de desfrânare și i-am dat carte de despărțire, am văzut că necredincioasa ei soră Iuda nu s-a temut, ci s-a dus și ea să se desfrâneze. Și prin nerușinarea desfrânărilor ei a pângărit țara și s-a desfrânat cu pietrele și cu lemnele. Peste toate acestea, Iuda, necredincioasa sora a fiicei lui Israel, nu s-a întors la mine din toată inima sa, ci numai din prefăcătorie, zice Domnul. Apoi iarăși mi-a zis Domnul, fiica lui Israel, cea necredincioasă, s-a dovedit că e mai dreaptă decât Iuda, cea lepădată de Dumnezeu. Mergi de vestește cuvintele acestea la mează noapte și zi. Întoarce-te, necredincioasă, fica lui Israel, zice Domnul, că nu voi vărsa asupra voastră mânia mea, pentru că sunt milostiv și nu mă voi mânia pe veci, zice Domnul. Recunoașteți însă vinovăția ta Căci te-ai abătut de la Domnul Dumnezeul tău și te-ai desfrânat cu Dumnezei străin sub tot arborele umbros și glasul meu nu l-ai ascultat, zice Domnul. Întorceți-vă voi, copii căzuți de la credință, zice Domnul, că m-am unit cu voi și vă voi lua câte unul din cetate și câte doi de seminție și vă voi aduce în Sion. Apoi vă voi da păstori după inima mea, care vă vor păstori cu știință și pricepere când vă veți mulți și veți ajunge mult roditori pe pământ, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai zice, o, chivotul așezământului Domnului, nimeni nu se va mai gândi la el, nimeni nu-și va mai aduce aminte de el, nimănui nu-i va mai părea rău de el, nimeni nu va mai face altul. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi tronul Domnului și toate popoarele se vor aduna acolo pentru numele Domnului și nu se vor mai purta după îndărănicia inimii lor cele rele. În zilele acelea va veni casa lui Iuda la casa lui Israel și se vor duce împreună din țara de la miază noapte, în țara pe care am dat-o eu moștenire părinților voștri. Eu mi-am zis, cum să te pun pe tine în numărul fiilor și să-ți dau țara cea plăcută, care este moștenirea cea mai frumoasă a mulțimii poporului? Dar iarăși mi-am zis, tu mă vei numi tată al tău și nu te vei mai depărta de mine. Însă tocmai cum femeia necredincioasă înșeală pe iubitul său, așa și voi, casa lui Israel, v-ați portat cu înșelăciune față de mine, zice Domnul. Glas se aude pe înălțim, se aude plânsul jalnic al fiilor lui Israel, care se tânguiesc pentru că și-au stricat căile lor și au uitat pe Domnul Dumnezeu lor. Întorceți-vă, copiii răzvrătiți! Și eu voi vindeca neascultarea voastră. Ziceți, iată, venim la tine, că tu ești Domnul Dumnezeul nostru! Cu adevărat, în deșert ne-am pus nădejdea în dealuri și în mulțimea munților. Cu adevărat, în Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. Din tinerețea noastră, această urăciune a mâncat ostenelile părinților noștri, oile lor, boii lor, fiilor și fiicele lor. Iar noi zăcem în rușinea noastră și o noastră ne acoperă, pentru că am păcătuit înaintea Domnului Dumnezeului nostru și noi și părinții noștri, din tinerețea noastră și până în ziua de astăzi, și n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru. Capitolul 4 De vrei să te întorci, Israele, zice Domnul, Întoarce-te la mine și de vei îndepărta urăciunile de la fața mea, nu vei mai rătăci. Dacă tu vei jura, viu este Domnul, în adevăr, în judecată și în dreptate, neamurile se vor binecuvânta și se vor lăuda în el. Căci așa zice Domnul către bărbații lui Iuda și ai Ierusalimului. Arați-vă o goare noi și nu mai semănați prin spini. Bărbața lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, tăiați-vă în prejur pentru Domnul și le pădați în vârtoșarea inimii voastre, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca focul și să ardă nestinsă din pricina răutății faptelor voastre. Spuneți acestea în Iuda și le vestiți în Ierusalim. Grăiți și trâmbițați cu trâmbița prin țară, strigați tare și ziceți, adunați-vă și să intrăm în cetatea cea întărită. Înălțați steagul spre Sion, fugiți și nu vă opriți, că, iată, aduc de la miază noapte necaz și nevoie mare. Iată, iese leul din desișul său și pierzătorul popoarelor se apropie, plecata din locul său ca să pustiască pământul tău. Cetățile tale vor fi stricate și fără locuitori. De aceea, încingeți-vă cu sac, plângeți și vă tânguiți, că iuțimea mâniei Domnului nu se va abate de la voi. În ziua aceea, zice Domnul, va încremeni inima regelui și inima căpetenilor. Preoții se vor îngrozi și prorocii se vor mira. Atunci eu am zis, O, Doamne Dumnezeule, amăgitai Tu oare pe poporul acesta și Ierusalimul când ai zis, veți avea pace și iată, sabia a ajuns până la suflet? În vremea aceea se va zice poporului acestuia și Ierusalimului, Iată, Vine vânt arzător din munții cei pustii asupra ficei poporului meu și vine nu pentru a vântura, nici pentru a curăți grâul. Dar va veni dintr-acolo de la mine vânt mai puternic decât acesta și voi rosti judecata mea asupra lor. Iată, se va ridica cum se ridică norii, căruțele lui vor fi ca furtuna și caii lui mai iuți decât vulturii. Vai de noi căci vom fi prăpădiți! Ierusalime spală răul din inima ta ca să te izbăvești, până când se vor sălășlui în tine cugetele necredincioase. Că iată, se aude glas de la Dan și vestea piirii din munții lui Efraim. Spuneți popoarelor și vestiți Ierusalimului că din țară depărtată vin împresurători și scot strigăte împotriva cetăților lui Iuda. Capaznicii paznicii câmpului, Așa l-au înconjurat pe Israel de jur în prejur, pentru că el s-a răzvrătit împotriva mea, zice Domnul. Căile tale și faptele tale, Israele, ți-au pricinuit acestea. Din pricina necredincioșii tale ți-a venit acest amar care a străbătut până la inima ta. Inima mea, inima mea, mă doare inima până în adânc. Tulburatul a inima mea în mine și nu pot tăcea, că tu, suflete al meu, Auzi glasul trâmbiței, auzi strigătul de război. Nenorocire peste nenorocire, tot pământul se pustiește și fără de veste mi s-au stricat corturile și într-o clipeală lașurile mele. Oare mult îmi este dat să văd steagul și să aud sunetul trâmbiței? Și toate acestea sunt numai pentru că poporul meu e fără minte și nu mă cunoaște, sunt copii nepricepuți și n-au înțelegere, sunt pricepuți numai la rele, iar binele nu știu să-l facă. Mă uit peste țară și iată, este ruinată și pustie. Caut la ceruri și iată, nu mai este lumină pe ele. Privesc la munți și iată, că ei tremură și dealurile toate se clatină. Mă uit și iată, nu este niciun om și toate păsările cerului au fugit. Mă uit și iată, Carmelul e o pustietate și toate cetățile lui sunt arse cu foc de la fața Domnului și au pierit de la fața mâniei lui. Că așa a zis Domnul, toată țara va fi pustită, dar nu o voi nimici de tot. Va plânge de aceasta pământul și cerurile de sus se vor întuneca, pentru că eu am zis, eu am hotărât și nu mă voi căi, nici mă voi întoarce de la aceasta. De strigătele călăreților și ale arcașilor, țara întreagă este pusă pe fugă, toți vor fugi în pădurile cele dese și se vor sui pe stânci, toate cetățile vor fi părăsite și niciun locuitor nu va mai fi în acestea. Și tu, pustiito, ce vei face? Chiar când te îmbrăca în purpură, chiar dacă te-ai găti cu podoabe de aur și ți-ai sulemeni ochii cu dresuri, în zadar te-i face frumoasă, că iubiții tăi te disprețuiesc și-ți vor numai viața. Când aud glas ca de femeie ce naște, aud gemăt cal uneia ce naște pentru întâia oară. Este glasul ficei Sionului. Ia geme și întinde mâna zicând, O, vai de mine, mi se istovește sufletul înaintea ucigașilor. Capitolul 5 cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, cercetați și căutați prin piețele lui. Nu cumva veți găsi vreun om, măcar unul care păzește dreptatea și caută adevărul? Căci eu aș cruța Ierusalimul, chiar când ei zic, viu este Domnul, ei jură mincinos. O, Doamne, ochii tăi nu privesc ei oare la adevăr? Tu îi bați și ei nu simt durerea. Tu îi pierzi și ei nu vor să ia învățătură. Și au făcut obrazul mai vârtos ca piatra, și nu vor să se întoarcă. Și mi-am zis: Poate că aceștia sunt niște bieți nenorociți, niște proști, pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Voi merge deci la cei mari și voi grăi cu aceștia că ei știu calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar și aceștia cu toți au sfărmat jugul și au rupt cătușele. De aceea îi va lovi leul din pădure și lupul din pustiu îi va răpi. Leopardul le va fi păzitor cetăților lor, care din ei va ieși va fi sfâșiat, că s-au mulțit fără de legile lor și le pădările de credință au sporit. Cum adică să te iert, Ierusalime, pentru aceasta? Fiii tăi m-au părăsit și se jură pe Dumnezei care n-au ființă? Eu i-am săturat iar ei au făcut desfrânare umblând în grup prin casele desfrânatelor. Ei sunt ca ingrășați și fiecare din ei nechează după femeia lui său. E cu putință să nu pedepsesc aceasta, zice Domnul, și Duhul meu să nu se răzbune asupra unui popor ca acesta? Suiți-vă pe zidurile lui și le dărâmați, dar nu de tot, ci stricați numai crestele lor, pentru că acestea nu sunt ale Domnului căci casa lui Israel și casa lui Iuda s-au purtat față de mine cu multă necredință, zice Domnul. Au tăgăduit pe Domnul și au zis, El nu este și nenorocirea nu va veni asupra noastră și nu vom vedea nici sabie, nici foamete. Prorocii sunt vânt și nu este în aceștia cuvântul Domnului. De aceasta și ei să aibă parte. De aceea, așa zice Domnul Dumnezeul puterilor, pentru că voi grăiți asemenea vorbe, Iată, voi face cuvintele mele foc în gura ta, iar pe poporul acesta îl voi face lemne și va mistui focul acesta. Casa lui Israel, iată! Voi aduce asupra voastră un neam de departe, zice domnul, un popor puternic, un popor vechi, un popor a cărui limbă tu nu o știi și nu vei înțelege ce grăiește el. Tolba lui e ca un mormânt deschis, și ai lui sunt toți vitej. Și vor mânca aceea secerișul tău și pâinea ta, vor mânca pe fiii tăi și pe fiicele tale, vor mânca oile tale și boii tăi, vor mânca strugurii tăi și smochinele tale, și vor trece prin sabie cetățile tale cele întărite în care tu te încrezi. Dar nici în zilele acelea nu vă voi pierde cu totul, zice Domnul. Și de veți zice, pentru ce ne face Domnul Dumnezeul nostru toate acestea? Atunci să li se răspundă! Pentru că m-ați părăsit pe mine și ați slujit la Dumnezeu străin în țara voastră, de aceea veți sluji la Dumnezeu străin într-o țară care nu este a voastră. Spuneți aceasta în casa lui Iacov, vestiți-o în Iuda și ziceți: Ascultați acestea, popor nebun și fără inimă! Ei au ochi și nu văd, urechi au, dar nu aud. Au doar, nu vă temeți de mine, zice domnul, și nu tremurați înaintea mea? Eu am pus nisipul hotar în prejurul mării și hotar veșnic peste care nu se va trece. Deși valurile ei se înfurie, nu pot să-l biruiască și, deși ele se aruncă, nu pot să-l treacă. Dar poporul acesta are inimă îndârjită și răzvrătită. Răzvrătitul sau și s-au dus și n-au zis în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru care ne dă la vreme ploaie, timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte ale culesului. Fără de legile voastre au schimbat aceasta, și păcatele voastre au depărtat acest bine de la voi. Că se află necredincioși prin poporul meu, care pândesc ca prinzătorii de păsări, se ascund la pământ, pun curse și prind pe oameni. Cum sunt cotețele pline de păsări, așa sunt casele lor pline de înșelătorie. Prin aceasta s-au ridicat și s-au îmbogățit ei s-au făcut grași și cu pielea lucioasă și în rele au trecut orice măsură. Nu fac dreptate nimănui, nici chiar orfanului, nu dau dreptate săracului și huzuresc. E cu putință oare să nu pedepsesc aceasta și să nu mă răzbun asupra unui popor ca acesta, zice Domnul. Lucruri înspăimântătoare se petrec în țara aceasta. Prorocii profețesc minciuni, preoții învață ca și ei, și poporului meu îi place aceasta dar la urmă ce veți face? Capitolul 6 Fugiți, fii ai lui Veniamin! Fugiți din Ierusalim! Trâmbițați cu trâmbița antecoa și dați semne prin focuri la Betacherem, că iată se i ivește de la miază noapte o nenorocire și zdrobire mare. Pierde voi pe fica Sionului cea frumoasă și gingașă, păstorii vor veni la ea cu turmele lor, își vor întinde corturile împrejurul ei și va paște fiecare partea sa. Pregătiți să război împotriva ei, sculați-vă și haideți spre zi. Vai, ziua este spre sfârșit și iată se lasă umbrele serii. Dar sculați-vă și hai să mergem noaptea și să stricăm palatele ei. Căci așa zice Domnul Savaot tăiați copaci și faceți val împotriva Ierusalimului, această cetate trebuie pedepsită pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, așa aruncă și ea din sine răutate. În ea se aud în pilare și jaf și pururea se văd înaintea feței mele dureri și răni. Înțelepțește-te, Ierusalime, ca să nu se depărteze sufletul meu de la tine și să nu te fac pustietate și pământ nelocuit așa zice Domnul Savaot. Până la sfârșit se vor culege rămășițele lui Israel, cum se culege via. Lucrează cu mâna ta și ți umple panerul ca și cu legătorul de struguri. Cu cine să vorbesc și cui să vestesc ca să audă? Că iată, urechea lor este netăiată în prejur și nu pot să ia aminte. Și iată, cuvântul Domnului a ajuns de râs la ei și nu găsesc în el nicio plăcere. De aceea sunt plin de mânia Domnului și nu mai pot ține în mine. O voi vărsa, deci, asupra copiilor pe ulițe și asupra adunării tinerilor: că vor fi luați și bărbat și femeie, și cel în vârstă și cel încărcat de zile. Și casele lor vor trece la alții, tot așa și țarinile și femeile, pentru că voi întinde mâna mea asupra locuitorilor țării acesteia, zice Domnul pentru că fiecare din ei, de la mic până la mare, este robit de lăcomie și de la proroc până la preot, toți se poartă mincinos. Ei leagă rănile poporului meu cu nepăsare și zic, pace, pace, și numai pace nu este. Dar se rușinează ei oare când fac urăciuni? Nu, nu se rușinează deloc, nici roșesc. De aceea vor cădea printre cei căzuți și se vor prăbuși în ziua în care îi voi pedepsi, zice domnul. Așa zice domnul. Opriți-vă de la căile voastre! Priviți și întrebați de căile celor de demult, de calea cea bună, și mergeți pe dânsa și veți afla o dihnă sufletelor voastre. Pus am păzitor peste voi și am zis: Ascultați sunetul trâmbiței! Iar ei au zis: nu vom asculta! Așadar, ascultă poporule și află adunare ce are să se întâmple cu aceștia. Ascultă, pământule! Iată, voi aduce asupra acestui popor o nenorocire, rudul cugetelor lor, că n-au ascultat cuvintele mele și legea mea au lepădat-o. La ce mi este bună tămâia care vine din Șeba și scorțișoara din țara depărtată? arderile de tot ale voastre nu le voiesc și jerfele voastre îmi sunt neplăcute. De aceea așa zice Domnul, iată, pun înaintea poporului acestuia piedici și se vor potigni de ele deodată și părinții și copiii, vecinul și prietenii lui și vor pieri. Așa zice Domnul. Iată, vine un popor din țară de la miază noapte, un popor mare se ridică de la marginile pământului și ai să-i țin în mână arcul și sulița și sunt cruzi și neîndurați. Glasul lor mugește ca marea și vin pe cai, gata să lupte ca un singur om împotriva ta, fica Sionului. Noi am auzit de ei și ne-au slăbit mâinile de spaimă, ne-au cuprins groaza și dureri ca ale femeii ce naște. Să nu ieșiți la câmp, nici la drum să nu plecați, căci sabia dușmanilor și groaza sunt pretutindeni. Fica poporului meu, încinge-te cu sac și-ți presară cenușă pe cap, tânguiește-te ca după moartea singurului tău fiu, plânge amar că fără de veste va veni pierzătorul asupra voastră. Turn te-am pus în mijlocul poporului meu și stâlp ca să afli și să urmărești drumul lor. Aceștia cu toții sunt răzvrătiți, îndârjiți și semănători de clevetiri, sunt aramă și fier, toți sunt niște stricați foalele s-au ars, plumbul s-a topit de foc și turnătorul în zadar a topit, că cei răi nu s-au ales. Argint pădat se vor numi, că Domnul i-a lepădat. Capitolul 7 Cuvântul ce a fost de la Domnul către Ieremia Stai în ușa templului Domnului și rostește acolo cuvântul acesta și zi. Ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe această poartă ca să vă închinați Domnului. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele voastre și vă voi lăsa să trăiți în locul acesta. Nu vă încredeți în cuvintele mincinoase care zic, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Iar dacă vă veți îndrepta cu totul căile și faptele voastre, dacă veți face judecată cu dreptate între om și părușul lui, dacă nu veți strâmtora pe străin, orfan și pe văduvă, nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și nu veți merge după alți Dumnezei spre piirea voastră, atunci vă voi lăsa să trăiți în locul acesta și pe pământul acesta pe care l-am dat părinților voștri din neam în neam. Iată, vă încredeți în cuvinte mincinoase care nu vă vor aduce folos. Cum? Voi furați, ucideți și faceți adulter, jurați mincinos, tămâiați pe Baal și umblați după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în templul meu, asupra căruia s-a chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca apoi să faceți iar toate ticăloșiile acelea. Templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele meu, n-a ajuns el oare în ochii voștri peșteră de tâlhari? Iată, eu am văzut aceasta, zice domnul. Mergeți, deci, la locul meu din Șilo, unde făcusem altă dată să locuiască numele meu, și vedeți ce am făcut eu cu el pentru necredința poporului meu Israel. Și acum, de vreme ce ați făcut toate faptele acestea, zice domnul, și eu v-am greit dis de dimineață și n-ați ascultat, V-am chemat, și n-ați răspuns. De aceea, și cu templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele meu, și în care voi vă puneți încrederea, și cu locul pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri, voi face tot așa cum am făcut cu Șilo. Vă voi lepăda de la fața mea cum am lepădat pe toți frații voștri, toată seminția lui Efraim. Tu însă nu te ruga pentru acest popor, și nu înălța rugăciune și cerere pentru dânsii, nici nu mijlociu înaintea mea, că nu te voi asculta. Nu vezi tu ce fac ei prin cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii adună lemne, iar părinții ațățăță focul, și femeile frământă aluatul ca să facă turte pentru zeița cerului și să să săvârșească turnări în cinstea altor Dumnezei ca să mă rănească pe mine. Dar oare pe mine mă rănesc ei, zice domnul? nu pe ei înșiși spre rușinea lor? De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu, iată, se revarsă mânia mea asupra locului acestuia, asupra oamenilor și dobitoacelor, asupra copacilor, asupra țarinii și asupra roadelor pământului și se vor aprinde și nu se vor mai stinge. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, Arderile de tot ale voastre, adăugați-le la jerfele voastre și mâncați carne. Că părinților voștri nu le-am vorbit și nu le-am dat poruncă în ziua aceea în care i-am scos din pământul Egiptului pentru arderea de tot și pentru jerfă. Ci iată porunca pe care le-am dat-o. Să ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi înveți fi poporul meu și să umblați pe toată calea pe care vă poruncesc eu ca să vă fie bine. Dar ei n-au ascultat glasul meu și nu și-au plecat urechea lor, ci au trăit după pofta și îndărănicia inimii lor rele și s-au întors cu spatele către mine, iar nu cu fața. Din ziua când părinții voștri au ieșit din pământul Egiptului și până în ziua aceasta, am trimis la voi pe toți robii mei, prorocii, și i-am trimis în fiecare zi, dis de dimineață. Dar ei nu m-au ascultat și nu și-au plecat urechea lor, ci și-au învârtoșat cerbicea și s-au purtat mai rău decât părinții lor. Și când le vei vorbi cuvintele acestea, ei nu te vor asculta, și când îi vei chema, nu-ți vor răspunde. Atunci să le zici: Iată un popor care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său și nu primește învățătură. Credința nu mai este, ea a dispărut din gura lor tunde-ți părul tău și-l aruncă și ridică plângere pe munți că a lepădat Domnul și a părăsit pe neamul care și-a atras mânia sa. Că fiii lui Iuda fac rele înaintea ochilor mei, zice Domnul, și și-au pus urăciunile lor în templul asupra căruia s-a chemat numele meu ca să-l pângărească. Și au zidit locuri înalte la Tofet, în valea fiilor lui Hinom, ca să-și ardă fiii și fiicele cu foc, ceea ce eu nu le-am poruncit, și ceea ce mie nu mi-a trecut prin minte. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai chema Tofet și Valea Fiilor lui Hinom, ci Valea Uciderii. Și în Tofet se vor face înmormântări din pricina lipsei de loc. Și vor fi trupurile poporului acestuia hrana păsărilor cerului și fiarelor pământului și nu va fi cine să le alunge și voi curma în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului glasul de bucurie și glasul de veselie, glasul mirelui și glasul miresei, pentru că pământul acesta va fi pustiu. Capitolul 8 În vremea aceea, zice Domnul, oasele regilor lui Iuda și oasele căpeteniilor lui oasele preoților și prorocilor și oasele locuitorilor Ierusalimului vor fi aruncate din mormintele lor și vor fi aruncate înaintea soarelui și a lunii și înaintea întregii oștiri cerești pe care ei le-au iubit și cărora au slujit și pe urma cărora au umblat, pe care le-au căutat și cărora s-au închinat. Nimeni nu le va aduna, nici le va îngropa, ci vor zăcea ca gunoiul pe pământ și toți ceilalți care vor rămâne din acest neam rău vor dori moartea în locul vieții în toate locurile pe unde îi voi izgoni, zice Domnul. Să le mai spui de asemenea, așa zice Domnul, oare cei ce cad nu se mai scoală și cei ce rătăcesc drumul nu se mai întorc? De ce dar poporul acesta, Ierusalime, stăruie în rătăcire? De ce ține tare la minciună și nu vrea să se întoarcă? privit am și am ascultat și iată-i, nu spun adevărul, nu se căiesc de necredința lor și nimeni nu zice, vai, ce-am făcut. Fiecare se întoarce la calea sa ca un cal ce se aruncă în bătălie. Până și barza își știe vremea sa hotărâtă sub cer și turturica și rândunica și cocorul iau aminte la timpul când trebuie să vină. Iar poporul meu nu cunoaște hotărârea Domnului, cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și avem legea Domnului? Căci iată, pana cea mincinoasă a cărturarilor a prefăcut-o în minciună, s-au făcut de ocară înțelepții, au turbat și s-au prins în curse. Iată, au lepădat cuvântul Domnului și atunci unde este înțelepciunea lor? De aceea, pe femeile lor le voi da altora și ogoarele lor le voi trece altora stăpânitori, pentru că ei cu toții, de la mic până la mare, se dau la jaf și de la proroc până la preot, toți înșeală și leagă rana ficei poporului meu cu nepăsare, zicând, pace, pace, și pace nu este. Se rușinează ei oare când fac ticoloșii? Nu se rușinează deloc, nici nu roșesc. De aceea vor cădea printre cei ce cad și se vor prăbuși când îi voi pedepsi, zice Domnul. Îi voi culege cu totul, zice Domnul, și nu va rămâne nicio bobiță pe viță și nicio smochină în smochin, și va cădea și frunza și ceea ce le-am dat eu se va duce de la ei. De ce ședem noi oare? Adunați-vă și haideți în cetățile cele întărite ca să pierim acolo, că Domnul Dumnezeul nostru ne-a hotărât la piire și ne dă să bem apă cu fiere pentru că am greșit înaintea Domnului. Așteptăm pace și iată, nu este niciun bine. Așteptăm timpul vindecării și iată groaza. De la dan se aude ropotul cailor și de nechezatul puternic al armăsarilor se cutremură tot pământul. Iată, vin și vor pustii pământul și tot ce este pe el, cetatea și locuitorii ei. Căci iată, voi trimite asupra voastră șerpi și scorpii, împotriva cărora nu este descântec. Și vă vor mușca, zice domnul. Când mă voi mângâia eu de scârba mea, mi s-a amărât inima în mine. Iată, aud plânsul ficei poporului meu din țara depărtată, zicând: Oare nu mai este domnul în Sion? Oare aceasta nu mai are asupra sa pe regele său? De ce m-au împins ei oare la mânie cu idolii lor cei străini și de nimic, zice domnul. Secerișul a trecut. Vara este pe sfârșit și noi tot nu suntem izbăviți. De durerea fiicei poporului meu sunt îndurerat, umblu posomărut și groaza m-a cuprins. Au doar nu mai este balsam în Galaad? Au doar nu mai este acolo doctor? De ce dar nu se vindecă fica poporului meu? Capitolul 9 O, oh. Cine va da capului meu apă și ochilor mei izvoare de lacrimi ca să plâng ziua și noaptea pe cei loviți ai fiicei poporului meu? O, de mi da cineva un adăpost de călători în pustiu, aș părăsi pe poporul meu și m-aș duce de la ei, căci cu toții sunt niște desfrânați și ceată de defoimători. Ca un arc că-și încordează limbele lor pentru minciună și se întăresc pe pământ prin nedreptate, că trec de la rău la mai rău și pe mine nu mă cunosc, zice Domnul. Păziți-vă fiecare de prietenul vostru și nu vă încredeți în niciunul din frații voștri că fiecare frate pune piedică celuilalt și fiecare prieten împrăștie clevetiri. Fiecare înșeală pe prietenul său și nu spune adevărul și au deprins limba la minciună și viclenesc până obosesc. Tu trăiești în mijlocul viclenilor și ei, din pricina vicleniei, nu mă cunosc pe mine, zice Domnul. De aceea, așa zice Domnul Savaot, îi voi topi și îi voi încerca. Oare ce altceva pot să fac eu cu fica poporului meu? Limba lor este săgeată ucigătoare și grăiește viclenii, cu buzele lor grăiesc prietenos către aproapele lor, iar în inimă ei făuresc cătușe. E cu putință oare să nu-i pedepsesc pentru aceasta, zice Domnul, și sufletul meu să nu se răzbune pe un popor ca acesta? Pentru munți voi ridica plângere și bocet, și pentru pășunile pustiului mă voi tângui, pentru că vor fi arse, și nimeni nu va mai umbla pe acolo, și nu se va mai auzi glasul turmelor. De la păsările cerului și până la animale, toate s-au împrăștiat și s-au dus și voi face Ierusalimul o movilă de pietre și să lași șacalelor, iar cetățile lui Iuda le voi face pustietate fără locuitori. Cine este înțeleptul care se priceapă și cui a grăit gura Domnului ca să spună pentru ce a pierit țara și a fost arsă ca un pustiu încât nimeni să nu mai treacă prin ea? Și Domnul a răspuns, pentru că au părăsit legea mea pe care le-am pus-o eu și n-au ascultat glasul meu nici nu s-au purtat cum le poruncea acel glas, ci au umblat după îndărădnicia inimii lor și în urma lui Baal, cum i-au învățat părinții lor. De aceea, așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, Iată, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea apă cu fiere și îi voi risipi printre popoarele pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinții lor și voi trimite pe urma lor sabie până îi voi pierde. Așa zice Domnul Savaot. Gândiți-vă și chemați bocitoare ca să bocească, trimiteți la cele mai estețe în asemenea lucru ca să vină, să se grăbească, dar a înălța o cântare de jale pentru noi, ca să curgă lacrimi din ochii noștri și din genele noastre să curgă apă, căci glas de plângere se aude din Sion zicând, cât suntem de prăpădiți și cât de cumplit batjocoriți, că trebuie să părăsim țara, pentru că locuințele noastre au fost dărâmate. Așadar, femei, ascultați cuvântul Domnului și să ia aminte urechea voastră la cuvântul gurii Lui. Învățați pe fiicele voastre a bocii și una pe alta să se învețe cântece de bocet, că iată, moartea intră pe ferestrele noastre și dă năvală în casele noastre ca să piardă pe copiii din uliță și pe tinerii din piețe. Și vor cădea trupurile oamenilor ca gunoiul aruncat pe ogor și ca snopi în urma secerătorului, și nu va fi cinei să-i strângă. Așa zice Domnul: Să nu se laude cel înțelept cu înțelepciunea sa, să nu se laude cel puternic cu puterea sa, nici cel bogat să nu se laude cu bogăția sa, ci de se laudă cineva, să se laude numai cu aceea că pricepe și mă cunoaște că eu sunt Domnul, cel ce fac milă și judecată și dreptate pe pământ, căci numai aceasta este plăcută înaintea mea, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi cerceta pe toți cei tăiați și netăiați împrejur. Egiptul și Iuda, e Domnul și pe fiul lui Amon, Moabul și pe toți locuitorii pustiului care ștund părul împrejurul frunții lor, căci toate aceste popoare sunt netăiate în prejur. Iar casa lui Israel toată este cu inima netăiată în prejur. Capitolul 10. Casa lui Israel! Ascultați cuvântul ce vi-l grește Domnul! Așa zice Domnul! Nu deprindeți căile neamurilor și nu vă îngroziți de semnele cerului de care se îngrozesc neamurile că datinile neamurilor sunt deșertăciune, aceea taie un lemn din pădure și mâinile meșterului îl lucrează cu toporul, apoi îl îmbracă cu argint și cu aur, îl întăresc cu cuie și cu ciocanul ca să nu se clatine. Așa sunt Dumnezeii neamurilor. Stau ca niște sperietori într-o grădină cu pepeni și nu grăiesc, sunt purtați pentru că nu pot merge. Nu vă temeți de ei că nu pot face rău, dar nici bine nu sunt în stare să facă. Nimeni nu este ca tine, Doamne, mare ești tu și mare este puterea numelui tău. Cine nu se va teme de tine, împărate al Neamurilor? Numai ție unuia se cuvine aceasta, pentru că printre toți înțelepții Neamului și în toate regatele lor nu este nimeni asemenea ție. Dumnezeii Neamurilor, toți până la unul, sunt fără minte și fără pricepere, lemne lipsite de orice înțelegere argint prefăcut în foi și adus din tarsis, aur din ofir, lucruri de meșter și de mână de turnător, haina de pe ei este de acint și purpură, iarăși lucru de oameni scusiți. Iar Domnul este adevăratul Dumnezeu, este Dumnezeu viu și împărat veșnic, de Lui tremură pământul și neamurile nu pot suferi urgia Lui. Așadar, să ziceți neamurilor, Dumnezeii care n-au făcut cerul și pământul vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Iar Domnul a făcut cerul cu puterea sa, a întărit lumea cu înțelepciunea sa și cu priceperea sa a întins cerurile. La glasul lui freamătă apele în ceruri și el ridică norii de la marginile pământului, făurește fulgerele în mijlocul ploii și scoate vânturile din visteriile sale atunci se vede cât este de neștiutor omul cu toată știința lui și orice argintar se rușinează de idolul său, căci chipul turnat de el nu este decât minciună, n-are nicio suflare în el. Aceasta este deșertăciunea adevărată, rodul rătăcirii și la vremea pedepsei vapierii. Iar soarta lui Iacov nu este ca a neamurilor, că Dumnezeul lui este făcătorul la toate, iar Israel este toiagul moștenirii lui și numele lui este Domnul Savaot. O, tu, care ești împresurată, strângeți de pe pământ avuția, că așa zice Domnul. Iată, de data aceasta voi arunca pe locuitorii țării acesteia și îi voi mâna la loc strâmt ca să fie prinși. Atunci vei grăi. Vai mie din pricina rănii mele, rana mea este dureroasă. Însă îmi zic, aceasta este nenorocirea mea, dar o voi îndura. Cortul îmi este pustiit și toate funiile lui sunt rupte. Fiii mei m-au părăsit și nu mai sunt, și n-are cine să-mi întindă cortul și să-mi ridice pânzele. Pentru că păstorii și-au ieșit din minte și n-au căutat pe Domnul, de aceea s-au și purtat ei nebunește și toată turma ei s-a risipit. Iată, vine vuiet și zgomot mare din partea de miază noapte ca să pustiască cetățile lui Iuda și să le facă locuință șacalilor. Știu, Doamne, că nu este în voia omului calea lui, nici în voia celui ce merge putința să-și îndrepte pașii săi. Pedepsește-mă, Doamne, dar după dreptate și nu într-umânia Ta, ca să nu mă micșorezi. Varsă-ți iuțimea ta asupra neamurilor care nu te cunosc și asupra popoarelor care nu cheamă numele tău. Că acele au mâncat pe Iacov, l-au mistuit și l-au stins și locuințele lui le-au pustiit. Capitolul 11 Cuvântul ce a fost de la Domnul către Ieremia, Ascultă cuvintele legământului acestuia și spune bărbaților lui Iuda și celor ce locuiesc în Ierusalim și le zi. Așa zice Domnul Dumnezeului Israel. Blestemați să fie omul care nu ascultă cuvintele acestui legământ, pe care l-am dat eu părinților voștri când i-am scos din pământul Egiptului și din cuptorul cel de fier și le-am zis, Ascultați glasul meu și faceți tot ce v-am poruncit și veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru, ca să împlinesc jurământul cu care m-am jurat părinților voștri că le voi da o țară în care curge lapte și miere, cum este astăzi. Și eu am răspuns. Așa, Doamne! Iar Domnul mi-a zis iarăși. Vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului și zi. Ascultați cuvintele legământului acestuia și le împliniți. Căci am înștiințat necontenit pe părinții voștri din ziua în care i-am scos din țara Egiptului și până astăzi. I-am înștiințat fără încetare și le-am zis, ascultați glasul meu. Dar ei n-au ascultat și nu și-au plecat urechea, ci au umblat fiecare după inima sa cea rea și îndărădnică. De aceea am adus asupra lor toate cele spuse în legământul acesta pe care l-am poruncit să-l țină și nu l-au ținut. Și iarăși mi-a zis Domnul, între bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se pune la cale răzvrătire. Ei s-au întors iarăși la fără de legile strămoșilor lor, care n-au voit să asculte cuvintele mele și au mers după Dumnezei străin, slujind acelora. Casa lui Israel și casa lui Iuda au călcat legământul meu pe care l-am încheiat cu părinții lor. De aceea, așa zice Domnul, iată, voi aduce asupra lor nenorociri de care nu se vor putea izbăvi și când vor striga către mine, nu-i voi auzi. Atunci cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului vor alerga și vor striga către Dumnezeii pe care îi tămâiază, dar aceia nu le vor ajuta în vremea nenorocirilor. Căci câte cetăți ai, tot atâția Dumnezei ai Iuda, și câte ulițe sunt în Ierusalim, tot atâtea sunt și jertfelnicele celui de rușine, jertfelnicele pentru tămâierea lui Baal. Tu însă nu te ruga pentru poporul acesta și nu înălța pentru el rugăciune și cereri, căci nu voi auzi când vor striga către mine în vremea nenorocirilor. Ce cauți, iubitul meu popor, în templul meu, când în acesta se săvârșesc atâtea netrebnicii? Jertfele nu-ți vor ajuta când, făcând rău, te bucuri. Măslin verde, împodobit cu roade frumoase, te-a numit Domnul, iar acum, în zgomotul cumplitei tulburări, a aprins foc în prejurul lui și ramurile lui le-au stricat. Domnul Savaot, cel ce te-a sădit, a hotărât asupra ta nenorocirea pentru răutatea pe care casa lui Israel și casa lui Iuda și-au pricinuit-o singure, împingându-mă la mânie prin tămâierea lui Baal. Domnul mi-a descoperit ca să știu și mi-a arătat faptele lor. Eu însă, ca un miel blând dus la junghiere, nici nu știam că ei urzesc gânduri rele împotriva mea, zicând Să-i punem lemn otrăvit în mâncarea lui și să-l smulgem de pe pământul celor vii, pentru ca nici numele să nu i se mai pomenească. Dar Tu, Doamne al puterilor, judecătorul cel drept, care cercetezi inimile și rărunchii, dă să văd răzbunarea Ta asupra lor, pentru că ți-am încredințat pricina mea. Pentru aceasta, așa zice Domnul despre oamenii din Anatot care caută sufletul meu și zic, nu mai proroci în numele Domnului ca să nu mor de mâinile noastre. De aceea, așa zice Domnul Savaot, iată, îi voi pedepsi și tinerii lor vor muri de sabie, iar fiii lor și fiicele lor vor muri de foame. Nu va scăpa niciunul din ei, căci voi aduce nenorocirea asupra oamenilor din Anatot în anul când îi voi pedepsi. Capitolul 12 De voi intra la judecată cu tine, Doamne, dreptatea va fi de partea ta și totuși despre dreptate vreau să grăiesc cu tine. Pentru ce calea necredincioșilor este cu izbândă și pentru ce toți călcătorii de lege sunt în fericire? Tu ei sădit și ei au prins rădăcini, au crescut și au făcut roade. Tu ești aproape numai de buzele lor, iar de inima lor ești departe. Pe mine însă mă cunoști, Doamne, mă vezi și cercetezi dacă inima mea este cu tine. Osebește-i, dară, ca pe niște oi de junghiat și pregătește-i pentru ziua junghierii. Până când va jeli țara și iarba de prin toate țarinile se va usca, dobitoacele și păsările pierd pentru necredința locuitorilor ei, că aceștia zic, Domnul nu vede căile noastre. Dacă alergând cu cei ce merg pe jos ai ostenit, cum te vei lua la întrecere cu caii? Și dacă nu ești în siguranță într-o țară pașnică, ce vei face în hățișurile Iordanului? Că și frații tăi și casa tatălui tău se poartă necredincios cu tine și strigă tare în urma ta. Și chiar când îți gresc bine, nu te încrede în ei, zice Domnul. Părăsit am casa mea și moștenirea mea am lăsat-o Dat-am pe iubita sufletului meu în mâinile vrășmașilor ei, făcut sa moștenirea mea pentru mine ca un leu din pădure, ridicându-și glasul împotriva mea și de aceea am urât-o. Moștenirea mea s-a făcut pentru mine ca o pasăre de pradă pestriță, asupra căreia au năvălit din toate părțile celelalte păsări de pradă. Strângeți-vă și vă duceți toate fiarele câmpului, duceți-vă și o mâncați! mulțime de păstori au călcat via mea, călcat au cu picioarele lor partea mea, partea mea cea iubită au făcut-o deșert neroditor. Pustietate au făcut-o și ea, în pustietatea sa, plânge înaintea mea. Toată țara e pustită pentru că pe niciun om nu-l doare inima de aceasta. Pe toate dealurile din pustiu au venit prădătorii Că sabia Domnului mistuie totul de la o margine la alta a țării și niciun muritor n-are pace. Semănat au grâu și au secerat spini, muncit și n-au avut niciun folos. Rușinați-vă, dar, de asemenea, veniturile ale voastre pe care le aveți din pricina mâniei cele aprinse a Domnului. Așa zice Domnul despre toți vecinii mei cei răi care năpădesc asupra părții pe care el a dat-o de moștenire poporului său Israel, Iată, îi voi smulge din țara lor și casa lui Iuda o voi înlătura din mijlocul lor. Dar după ce îi voi smulge, iarăși îi voi întoarce și îi voi milui și îi voi aduce pe fiecare la țară-na sa și la ogorul său. Și dacă vor învăța ei căile poporului meu ca să jure pe numele meu zicând, Viu este Domnul, cum au învățat pe poporul meu să jure pe Baal, atunci vor fi așezați în mijlocul poporului meu iar de nu vor asculta, atunci îi voi dezrădăcina și voi pierde cu totul poporul acesta, zice Domnul. Capitolul 13 Așa mi-a grăit Domnul. Mergi și-ți cumpără un brâu de in și-l încinge peste mijlocul tău, dar în apă să nu-l bagi, și am cumpărat brâul după cuvântul Domnului și l-am încins peste coapsele mele. Apoi a fost cuvântul Domnului iarăși către mine și mi-a zis, Ia brâul pe care l-ai cumpărat și care este peste coapsele tale și, sculându-te, du-te la Eufrat și l-ascunde acolo în crăpătura unei stânci. Și m-am dus și l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul. Iar după ce au trecut mai multe zile, mi-a zis Domnul, Scoală, Du-te la Eufrat și ia de acolo brâul pe care ți-am poruncit să-l ascunzi acolo. Și m-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul unde-l ascunsesem. Dar, iată, brâul se stricase și nu mai era bun de nimic. Atunci a fost cuvântul Domnului către mine: Iată ce zice Domnul! Așa voi sfârma mândria lui Iuda și trufia cea mare a Ierusalimului. Acest popor rău care nu vrea să asculte cuvintele mele ci trăiește după îndărădnicia inimii lui, merge pe urmele altor Dumnezei și se închină și slujește lor, va fi ca brul acesta care nu este bun de nimic. Că, precum e brul aproape de coapsele omului, așa am apropiat eu de mine toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să-mi fie poporul meu, numele meu, lauda mea și slava mea, dar ei n-au ascultat. De aceea, spunele cuvântul acesta, Așa zice Domnul Dumnezeului Israel. Tot urciorul se umple de vin. Și ei toți vor zice, au doar noi nu știm că tot urciorul se umple de vin? Iar tu să le spui, așa zice Domnul, iată, eu voi umple cu vin până la îmbătare pe locuitorii țării acesteia, pe regii care șed pe scaunul lui David, pe preoți, pe proroci și pe toți locuitorii Ierusalimului și îi voi zdrobi pe unii de alții, pe părinți și pe fii la oaltă, zice Domnul. Nu îi voi cruța și nu îi voi milui, nici îmi va fi milă ca să-i pierd. Ascultați și luați aminte, nu fiți mândri, căci Domnul grăiește. Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul și până nu se lovesc picioarele voastre de munții nopții. Voi veți aștepta lumina dar el o va preface în umbra morții, o va preface în negura adâncă. Iar dacă nu ascultați acestea, atunci sufletul meu va plânge în locuri tainice mândria voastră și va plânge amar și ochii mei vor vărsa lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Spune regelui și reginei, smeriți-vă și ședeți mai jos, deoarece a căzut de pe capul vostru cu slavei voastre. Cetățile din Negeb sunt închise și n-are cine le deschide. Iuda tot va fi dus în robie, în întregime va fi dus în robie. Ridicați-vă ochii voștri și priviți pe cei ce vin de la miază noapte. Unde este turma ce ți s-a dat, turma ta cea frumoasă? Fica Sionului, ce vei zice tu când te vor cerceta ca biruitori cei pe care i-ai obișnuit să-ți fie prieteni apropiați? nu te vor cuprinde durerile ca pe femeia care naște? Iar de vei zice în inima ta, pentru ce au venit peste mine acestea, ți se va răspunde. Pentru mulțimea nelegiuirilor tale ți s-au desfăcut poalele și ți s-au dezgolit picioarele tale. Poate oare să-și schimbe etiopianul pielea sa și leopardul petele sale? Așa și voi, puteți oare să faceți bine când sunteți deprinși a face rău? De aceea eu vă voi spulbera ca pleava împrăștiată de vântul pustiului. Fica Sionului, iată soarta ta, plata răzvrătirii tale, măsurată ție de mine, zice Domnul, pentru că m-ai uitat și ți-ai pus încrederea în minciună. De aceea ți se vor da poalele peste cap ca să se dezgolească rușinea ta. Văzut am desfrânarea ta și strigătele tale de plăcere, netrebniciile tale și urăciunile tale de pe dealuri și din câmp. Vai ție, Ierusalime, tu ești necurat! Dar până când? Capitolul 14 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia în vremea secetei plânge Iuda și porțile Ierusalimului au căzut și stau înnegrite pe pământ și strigăți se ridică din Ierusalim. Cei mari trimit pe cei mici după apă, aceștia merg la fântâni, dar nu găsesc apă și se întorc înapoi cu vasele goale. De aceea se rușinează, roșesc și și acoperă capetele. Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământ, de aceea plugarii își acoperă capetele și sunt tulburați. Până și cerboaica naște în câmp și își părăsește puii pentru că nu este iarbă. Și asinii sălbatici stau în locuri înalte și înghit aer ca șacalii, și ochii li s-au înfundat pentru că n-au iarbă. Deși, fără de legile noastre, mărturisesc împotriva noastră, dar tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele tău. Mare este abaterea noastră și am păcătuit înaintea ta nădejdea lui Israel și izbăvitorul lui la vreme de strâmtoare, pentru ce ești ca un străin în țara aceasta și ca un trecător care se oprește pentru o noapte? Pentru ce ești tu ca un om fără vlagă și ca un războinic care nu poate ajuta? Totuși, Tu, Doamne, ești în mijlocul nostru și numele Tău este chemat asupra noastră. Nu ne lăsa! Așa zice Domnul către poporul acesta. Pentru că le place să rătăcească și nu-și cruță picioarele, de aceea Domnul nu mai găsește plăcere în ei. Pomenește acum fără de legile lor și numește păcatele lor. Apoi Domnul mi-a spus: Tu să nu te rogi pentru poporul acesta spre binele lui, de vor posti, nu voi auzi strigarea lor, de vor aduce arderi de tot și prinoase, nu voi primi, ci cu sabie, cu foamete și cu molimă îi voi pierde. Atunci am zis, Doamne Dumnezeule, iată ce le grăiesc prorocii. Nu veți vedea sabie și foamete nu va fi la voi, ci voi da în locul acesta pace necontenită. Iar Domnul mi-a răspuns, Prorocii prorocesc lucruri mincinoase în numele meu, eu nu i-am trimis, nici nu le-am dat poruncă și nici nu le-am grăit și ei vă vestesc vedenii mincinoase, prorociri de șarte și închipuiri ale inimii lor. De aceea așa zice Domnul despre proroci. Ei prorocesc în numele meu, dar eu nu i-am trimis. Ei zic, sabie și foamete nu vor fi în țara aceasta, dar de sabie și de foamete vor pieri acești proroci și poporul căruia au prorocit ei. Va fi risipit pe ulițele Ierusalimului de foamete și de sabie și nu va avea cine să îngroape pe ei și pe femeile lor, pe fiii lor și pe fiicele lor, că eu voi vărsa asupra lor răutatea lor. Și să le mai spui cuvântul acesta. Ochii mei varsă lacrimi ziua și noaptea și nu se opresc, căci cu bătaie mare a fost bătută fecioara, fica poporului meu și cu lovitură grea. De ies în câmp, iată, numai oameni uciși cu sabia, de într un cetate, iată, numai oameni istoviți de foame, Chiar și prorocul și preotul rătăcesc prin țară fără să știe unde merg. Atunci am zis iarăși, lepădat ai tu oare cu totul pe Iuda? Au doar te-a dezgustat cu totul Sionul? Pentru ce ne-ai lovit așa încât nu mai avem leac? Așteptăm pace, dar iată, nu vine nimic bun. Așteptăm vremea vindecării și iată grozăvie. Mărturisim, Doamne, necredința noastră și fără de legile părinților noștri că am păcătuit înaintea Ta. Nu ne le păda pe noi pentru numele Tău. Nu ne cinsti tronul slavei Tale. Adu-ți aminte și nu strica legământul Tău cu noi. Sunt oare printre Dumnezeii deșerți ai neamurilor dătători de ploaie? Sau poate cerul singur să verse apă? Au nu ești Tu, Doamne Dumnezeule, cel ce dai ploaie? în tine nădăjduim că tu faci toate. Capitolul 15 Și mi-a zis iarăși Domnul, Chiar Moise și Samuel de-ar sta înaintea mea, sufletul meu tot nu s-ar îndupleca spre poporul acesta. Izgonește-i de la fața mea ca să se ducă. Iar deți vor zice, unde să ne ducem? Să le spui, așa zice Domnul, cel rânduit pentru moarte să se ducă la moarte, cel pentru sabie la sabie, cel pentru foamete la foamete și cel pentru robie în robie. Voi trimite asupra lor patru feluri de pedepse, zice Domnul. Sabia ca să-i taie, câinii ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele câmpului ca să-i piardă, și îi voi da spre muncă la toate regatele pământului pentru Manase, fiul lui Ezechia, regele lui Iuda și pentru cele ce a făcut el în Ierusalim. Oare cui va părea rău de tine, Ierusalime, și cine îți va arăta milă sau cine va veni la tine și te va întreba de sănătate? Pentru că tu m-ai lăsat, zice Domnul, și te-ai întors înapoi, de aceea îmi voi întinde mâna mea asupra ta și te voi pierde, că m-am săturat miluindu-te cuvânturătoarea îi voi vântura la porțile țării, îi voi lipsi de copii și voi pierde pe poporul meu, dar tot nu se vor întoarce din căile lor. Văduvele lor sunt mai multe decât nisipul mării, voi aduce un pustiitor în plină amiază asupra lor, asupra mamelor celor tinere, și va cădea asupra lor, fără de veste, frică și groază. Cea care născuse șapte copii zace în neputință își dă duhul și ea pune soarele încă ziua fiind, este rușinată și o ocărâtă. Pe cei rămași îi voi da sabii înaintea ochilor vrășmașilor lor, zice Domnul. Vai de mine, mamă, că m-ai născut să fiu om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Nimănui n-am dat cu dobândă și nici mie nu mi-a dat nimeni cu dobândă și tot mă blesteamă toți. Zisa Domnul, da, te voi întări pentru binele tău, singur voi conduce pe vrășmașul tău să te roage la vreme de nenorocire și de restriște. Poate cineva să rupă fierul, fierul de la miază noapte și arama? Averea ta și comorile tale le voi da pradă fără plată pentru toate păcatele tale în toate hotarele tale. Și le voi trimite cu vrășmașii tăi într-o țară pe care tu nu o cunoști, că s-a aprins focul mâniei mele și va arde peste voi. O, Doamne, Tu știi toate, adu-ți aminte de mine, cercetează-mă și mă răzbună împotriva prigonitorilor mei. Nu mă pierde după îndelungata ta răbdare, știind că pentru tine sufă o cara. Aflat am cuvintele tale și le-am sorbit și cuvântul tău a fost bucurie și veselie pentru inima mea, că s-a chemat asupra mea numele Tău, Doamne, Dumnezeul puterilor. În adunarea celor ce râd n-am șezut, nici m-am veselit, ci am stat singur sub mâna Ta ce apasă asupra mea, că Tu mă umplusești de mânie. De ce este așa de grea boala mea și de ce rana mea este așa de greu de vindecat, încât nu suferă doctorie? Oare vei fi tu pentru mine ca un izvor amăgitor și ca o apă înșelătoare? Și la acestea, Domnul mi-a răspuns așa. De te vei întoarce, eu te voi aduce la starea cea din tâi și vei sta înaintea feței mele. Dacă tu vei deosebi lucrul de preț de cel fără de preț, vei fi ca gura mea și nu te vei întoarce la ei, ci ei se vor întoarce la tine. Și te voi face pentru poporul acesta zid tare de aramă. Vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, pentru că eu sunt cu tine ca să te scap și să te izbăvesc, zice Domnul. Și te voi scăpa din mâna celor răi, te voi izbăvi din mâna supritorilor. Capitolul 16 Și a fost cuvântul Domnului către mine să nu ții femeie și să nu ai nici fi, nici fiice în locul acesta, deoarece așa grește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre părinții care îi vor face pe pământul acesta. Vor muri de moarte grea și nu vor fi nici bociți, nici îngropați, ci vor fi ca gunoiul pe fața pământului. Vor fi pierduți prin sabie și foamete, și trupurile lor vor fi mâncarea păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și iarăși a zis Domnul, să nu intri în casa celor ce jelesc și să nu te duci să plângi și să jelești cu ei, căci am luat de la poporul acesta pacea mea, mila și părerea de rău, zice Domnul. Și vor muri cei mari și cei mici în pământul acesta și nu vor fi îngropați și după ei nimeni nu va plânge, nimeni nu-și va face tăieturi, nici se va tunde pentru ei. Nu se va frânge pentru ei pâine de jale ca mângâiere pentru cel mort și nu li se va da cupa mângâierii ca să bea după tatăl lor și după mama lor. De asemenea să nu intri în casa spățului ca să șezi cu ei să mănânci și să bei, că așa zice Domnul Savaot Dumnezeului Israel. Iată, voi curma în locul acesta, chiar în zilele voastre, și sub ochii voștri, glasul bucuriei și glasul de veselie, glasul mirelui și glasul miresei. Când vei spune poporului acestuia toate acestea, și când ei îți vor zice: Pentru ce a rostit Domnul asupra noastră această mare nenorocire? Care este nedreptatea noastră și care este păcatul cu care am păcătuit noi înaintea Domnului Dumnezeului nostru? Atunci să le spui pentru că părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul, și s-au dus după alți Dumnezei, au slujit acelora și li s-au închinat, iar pe mine m-au părăsit și legea mea n-au păzit-o. Dar voi faceți încă și mai rău decât părinții voștri și trăiți fiecare după inima voastră cea rea și îndărădnică și nu mă ascultați. De aceea vă voi arunca din țara aceasta într-o țară pe care n-ați cunoscut-o nici voi, nici părinții voștri, și veți sluji acolo ziua și noaptea la alții Dumnezei, că eu nu vă voi arăta îndurare. Pentru că vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos pe fiii lui Israel din țara Egiptului, ci viu este Domnul care a scos pe fiii lui Israel din țara cea de la miază noapte și din toate țările care îi zgonise, că îi voi întoarce în țara pe care le-am dăruit-o părinților lor. Iată, voi trimite mulțime de pescari, zice Domnul, și îi vor pescui. Iar apoi voi trimite mulțime de vânători și îi vor vâna de prin toți munții, de pe toate dealurile și de prin crăpăturile stâncilor. Pentru că ochii mei sunt asupra tuturor căilor lor care nu sunt ascunse de la fața mea și nedreptatea lor nu se ascunde privirilor mele și le voi răsplăti mai întâi pentru nedreptatea lor și pentru îndoitul lor păcat, pentru că au spurcat țara mea cu stârvurile grozăviilor lor și cu urăciunile lor au umplut moștenirea mea. Doamne, puterea mea, tăria mea și scăparea mea la vreme de necaz, la tine vor veni popoarele de la marginile pământului și vor zice, numai minciun au moștenit părinții voștri idoli de șerți care nu sunt de niciun folos. Poate omul să-și facă Dumnezei, care de altfel nici nu sunt Dumnezei? De aceea, iată, le voi arăta acum, le voi arăta mâna mea și puterea mea, și vor afla că numele meu este Domnul. Capitolul 17 Păcatul lui Iuda este scris cu condei de fier cu vârf de diamant este săpat pe lespedea inimilor lor și pe coarnele jerfelnicelor lor. Ca de copiii lor își aduc aminte de jerfelnicele lor și de locurile de jerfă de sub copacii verzi și de pe vârfurile dealurilor. Ierusalime, muntele meu, câmpul, avuția și toate comorile tale le voi da spre pradă, voi da și locurile tale înalte din toate hotarele tale pentru păcatele tale și tu prin tine însuți te vei lipsi de moștenirea ta pe care ți-am dat-o eu și te voi da în robie vrășmașilor tăi în țara pe care tu nu o știi, pentru că ai aprins focul mâniei mele și în veci va arde. Așa zice Domnul. Blestemat fie omul care se încrede în om și își face sprijin din trup omenesc și a cărui inimă se depărtează de Domnul. Acela va fi ca ierburile pustiului și nu va vedea când va veni binele, ci va locui în locurile arse ale pustiului, în pământ neroditor și nelocuit. Binecuvântat fie omul care nădăjduiește în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, deoarece acesta va fi ca pomul sădit lângă ape, care și întinde rădăcinile pe lângă râu și nu știe când vine arșița. Frunzele lui sunt verzi, la timp de secetă nu se teme și nu încetează a rodi. Inima omului este mai vicleană decât orice și foarte stricată. Cine o va cunoaște? Eu, Dumnul, pătrund inima și încerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui și după roada faptelor lui. Prepelița clocește ouăle pe care nu le-a oat, așa este și cel ce câștigă avuție nedreaptă, o lasă la jumătatea zilelor sale și la sfârșitul său se va trezi că este un nebun tronul slavei înălțat de la început, este locul sfințirii noastre. Tu, Doamne, ești nădejdea lui Israel. Toți cei ce te părăsesc se vor rușina că Tu ai zis. Cei ce se depărtează de mine vor fi scriși pe pulbere pentru că au părăsit pe Domnul izvorul apei cele vii. Vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă și voi fi mântuit, căci Tu ești lauda mea. Iată, acestea am zic ei. Unde este cuvântul Domnului? Să vină! Eu nu te-am îndemnat totuși la mai rău. Nici n-am dorit ziua nenorocirii. Tu știi acestea. Și ce a ieșit din gura mea e descoperit înaintea feței tale. Nu fi pricină de groază pentru mine, că tu ești înădejdea mea în ziua strâmtorării. Să nu mă rușinez eu, ci să se rușineze apăsătorii mei. Ei să tremure, dar să nu tremur eu. Adu asupra lor ziua necazului și zdrobește-i cu zdrobire îndoită. Așa mi-a zis domnul: Du-te și stai la poarta fiilor poporului pe care intră regii lui Iuda și pe care ies ei, și la toate porțile Ierusalimului, și le spune: Regii lui Iuda și tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului care intrați pe porțile acestea, ascultați cuvântul acesta. Așa grește domnul. Păziți-vă sufletele și nu duceți sarcini în ziua de odihnă, nici le băgați pe porțile Ierusalimului, nu scoateți sarcini din casele voastre în ziua odihnei și nu vă îndeletniciți cu niciun fel de muncă, ci sfințiți ziua odihnei așa cum am poruncit eu părinților voștri, care n-au ascultat și nu și-au plecat urechea, ci și-au învârtoșat neascultarea ca să nu îndeplinească și să nu ia învățătură de mă veți asculta, zice Domnul, și nu veți aduce sarcini pe porțile acestei cetăți în ziua odihnei, ci veți sfinți ziua odihnei și nu vă veți îndelenici în acea zi cu nicio muncă, atunci pe porțile acestei cetăți vor intra regi care șed pe scaunul lui David, în alai de care și de cai, ei și căpeteniile oștirii lor, oameni din Iuda și locuitori Ierusalimului și cetatea aceasta în veac va fi locuită și vor veni din cetățile lui Iuda, din împrejurimile Ierusalimului și din pământul lui Veneamin, din șes, din munți și de la miază zi, și vor aduce arderi de tot și jerfe, prinoase și tămâie și jerfe de mulțumire în templul Domnului. Iar de nu mă veți asculta ca să sfințiți ziua odihnei și să nu duceți sarcini când intrați pe porțile Ierusalimului în ziua odihnei, voi aprinde foc la porțile lui și va arde palatele Ierusalimului și nu se va stinge. Capitolul 18 Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia și i-a zis Scoală și intră în casa olarului și acolo îți voi vesti cuvintele mele. Și am intrat eu în casa olarului și iată, acesta lucra cu roata și vasul pe care îl făcea olarul din lut s-a stricat în mâna lui. Dar olarul a făcut din trânsul alt vas cum a crezut că îi mai bine să-l facă. Și a fost cuvântul Domnului iarăși către mine și mi-a zis, Casa lui Israel, oare nu pot să fac și eu cu voi ca olarul acesta? zice Domnul. Iată! Ce este lutul în mâna olarului, aceea sunteți și voi în mâna mea, casa lui Israel. Dacă voi zice cândva despre un popor sau despre un rege că îl voi dezrădăcina, îl voi sfărâma și îl voi pierde. Și dacă poporul acela despre care am zis eu acestea se va întoarce de la faptele lui cele rele, atunci voi îndepărta răul ce gândeam să-i fac. Sau dacă voi zice despre un popor sau despre un rege că îl voi întocmi și îl voi întări, și dacă acela va face rele înaintea ochilor mei și nu va asculta de glasul meu. Atunci voi schimba binele cu care voiam să-l fericesc. Spunei, deci, bărbaților lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: Așa zice Domnul, iată, eu vă gătesc rele și uneltiri împotriva voastră. Așadar, să se întoarcă fiecare de la calea lui ce are, îndreptați-vă căile și purtările voastre. Dar ei zic: Este zadarnic. Noi vom trăi după gândul nostru și ne vom purta fiecare după învârtoșarea inimii noastre cele rele. De aceea, așa zice Domnul, întrebați popoarele, auzit oare cineva asemenea lucru? Lucruri peste măsură de urăcioase a făcut fecioara lui Israel. Părăsește oare zăpada Libanului stânca a muntelui? Ori seacă apele ce vin de departe și sunt reci și curgătoare? Poporul meu însă m-a părăsit, tămâiază idoli, s-a potignit în căile sale și a părăsit căile cele vechi, ca să umble pe poteci și pe drumuri nebătătorite, ca să-și facă țara grozăvie și bagiocură veșnică, încât tot cel ce va trece prin aceasta să se mire și să clatine din cap. Îi voi spulbera înaintea vrășmașilor ca vântul cel de la răsărit, și nu fața, ci spatele îl voi întoarce spre ei în ziua necazului lor. Zi sau ei, veniți să uneltim împotriva lui Ieremia, că nu va pieri legea din mâna preotului, nici sfatul de la înțelept, nici cuvântul lui Dumnezeu de la proroc. Veniți să-l biruim cu limba și să nu luăm aminte la cuvintele lui. Ia aminte la mine, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei. Se cuvine oare a răsplăti cu rău pentru bine? Ei însă sapă groapă sufletului meu. Aduți aminte că stau înaintea feței tale ca să grăiesc bine de ei și ca să abat de la ei mânia ta. Dar dă pe fiii lor la foamete și pune-i sub sabie. Femeile lor să fie fără copii și văduve, bărbații lor să fie loviți de moarte și tinerii lor să fie uciși cu sabia în război. Bocete să se audă prin casele lor, când fără de veste vei aduce o știre asupra lor, că sapă groapă ca să mă prindă și pe ascuns s-au întins curse pentru picioarele mele. Dar tu, Doamne, știi tot ce uneltesc ei împotriva mea ca să mă omoare. Nu iertar nedreptatea lor și păcatul lor nu-l șterge dinaintea feții tale. Doboară-i înaintea ta și lucrează împotriva lor la vremea mâniei tale. capitolul 19. Așa a zis Domnul. Mergi și cumpără o oală de lut de la olar, ia cu tine pe cei mai bătrâni din popor și din căpeteniile preoților și ieși în valea Ben -Hinom, care este la poarta olăriei. Acolo să rostești cuvintele pe care ți le voi spune și să zici. Regea lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ascultați cuvântul Domnului, Așa grește Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce așa strâmtoare asupra locului acestuia, încât, auzind cineva, să-i țiuie urechile, pentru că m-au părăsit, au înstrăinat locul acesta și tămâiază pe el alți Dumnezei, pe care nu i-au cunoscut nici ei, nici părinții lor și nici regii lui Iuda, au umplut locul acesta de sângele nevinovaților și au făcut înălțim pentru Baal, ca să ardă pe fiii lor cu foc. I-aduc ardere de tot pentru Baal, ceea ce eu nu le-am poruncit, nici le-am grăit și ceea ce nici prin minte nu mi-a trecut. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, că în locul acesta nu se va mai chema Tofet sau Valea Fiilor lui Hinom, ci Valea Uciderii. Voi pierde cu desăvârșire pe Iuda și Ierusalimul în locul acesta, și voi răpune cu sabia înaintea vrășmașilor lor și cu mâna celor ce caută sufletul lor și voi da trupurile lor spre hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Voi face cetatea aceasta pustie și bat jocură. Tot cel ce va trece prin ea se va mira și va fluiera a pustiu văzând toate rănile ei. Și îi voi spăta cu carnea fiilor lor și cu carnea fiicelor lor și va mânca fiecare carne a lui său fiind în împresurare și în strâmtoare, când îi vor strâmtoara vrășmașii lor și cei ce vor să le ia viața. Apoi să spargi oala înaintea ochilor bărbaților acelora care vor merge cu tine și să le zici. Iată ce zice Domnul Savaot. Voi sfărâma poporul acesta și cetatea aceasta așa cum am sfărmat vasul olarului care nu mai poate fi făcut la loc și îi vor îngropa în tofet din pricina lipsei de loc pentru îngropare. Așa voi face cu locul acesta, zice Domnul, și cu locuitorii lui și voi face cetatea aceasta ca tofetul. Și casele Ierusalimului și casele regilor lui Iuda vor fi necurate ca tofetul, pentru că pe acoperișul tuturor caselor se aduce tămâie întregii oștiri cerești și se săvârșesc turnări în cinstea Dumnezeilor străini. Și s-a întors Ieremia din Tofet, unde îl trimisese Domnul să prorocească, și a stat în curtea templului Domnului și a zis către tot poporul, Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, Iată, voi aduce asupra cetății acesteia și asupra celorlalte cetăți toate nenorocirile pe care le-am rostit împotriva ei, pentru că și-au învârtoșat inima și nu ascultă cuvintele mele. Capitolul 20 Auzind Pașhur, fiul preotului Imer, care era supraveghetor în templul Domnului, că Ieremia a profețit aceste cuvinte, a lovit Pașhur pe Ieremia, prorocul, și l-a aruncat în temnița care se afla la poarta cea de sus a lui Venemin în templul Domnului. Dar a doua zi, Pașur a dat drumul lui Ieremia din temniță și Ieremia i-a zis, Domnul nu te mai numește Pașur, adică noroc din toate părțile, ci magor misabib, adică spaimă din toate părțile. Pentru că așa zice Domnul, Iată, te voi face groază și pentru tine însuți și pentru toți prietenii tăi, aceștia vor cădea de sabia vrășmașilor lor și ochii tăi vor vedea acestea. Și pe tot Iuda îl voi da în mâinile regelui Babilonului, care îi va duce la Babilon și va lovi cu sabia și toată bogăția cetății acesteia, toată agonisita ei, toate cele de preț ale ei și toate comorile regilor lui Iuda le voi da în mâinile vrășmașilor lor, care jefuindu-le le vor lua și le vor duce la Babilon. Iar tu, Pașhur, cu toți cei ce trăiesc în casa ta, vă veți duce în robie și, mergând la Babilon, vei muri acolo și acolo vei fi îngropat și tu și toți prietenii tăi, cărora tu le-ai prorocit mincinos. Doamne, Tu m-ai aprins și, iată, sunt înflăcărat. Tu ești mai tare decât mine și ai biruit, iar eu în toate zilele sunt batjocorit și fiecare își bate joc de mine. Că de când vorbesc, scoțând strigăte împotriva silniciei și rostind pustiirea, cuvântul Domnului s-a prefăcut în ocară pentru mine și în batjocură zilnică. De aceea mi-am zis, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai grăi în numele lui dar iată era în inima mea ceva ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele și eu mă sileam să-l înfrânez și n-am putut. Că am auzit o căr de la mulți și amenințări din toate părțile zicând, părâți-l și-l vom pără și noi. Toți cei ce trăiau în pace cu mine mă pândesc să vadă nu cumva mă voi potigni și ziceau, poate va cădea și îl vom birui și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine ca un apărător puternic de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor face de rușine pentru că n-au izbutit. O cara lor va fi veșnică și niciodată nu se va uita. Doamne al puterilor, cel ce cercetez cu dreptate și pătrunzi rărunchii și inimile, fă să văd răzbunarea ta asupra lor, că ție ți-am încredințat pricina mea. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci el izbăvește sufletul celui împilat din mâna făcătorilor de rele. Blestemată fie ziua în care m-am născut, ziua în care m-a născut Maica mea să nu fie binecuvântată. Blestemat fie omul care a dus tatălui meu veste și a zis, și s-a născut fiu și s-a bucurat mult de aceasta. Întâmplă-se omului acelui a ce s-a întâmplat cetăților pe care le-a dărmat Domnul și nu le-a cruțat. Să audă el dimineața bocet și la amiază tânguire mare, că nu m au ucis chiar din pântece, ca mama mea să-mi fi fost mormânt și pântecele ei să fi rămas veșnic însărcinat. Pentru ce am ieșit eu din pântece, ca să văd suferință și durere și ca zilele mele să se sfârșească în rușine? Capitolul 21 cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia când a trimis regele Sedechia la el pe Pașhur, fiul lui Malchia, și pe Sofonie, fiul preotului Maaseia, ca să-i zică. Întreabă pentru noi pe Domnul că Nabucodonosor, regele Babilonului, ne face război. Poate că va face Domnul cu noi ceva în felul minunilor lui ca să se depărteze de la noi. Iar Ieremia le-a răspuns. Așa să spuneți lui Sedechia, Domnul Dumnezeului Israel așa zice, Iată, voi întoarce înapoi armele de război care sunt în mâinile voastre și cu care vă luptați cu regele Babilonului și cu caldeii care vă împresoară pe din afară de ziduri și le voi aduna în mijlocul cetății acesteia. Și voi lupta și eu însumi împotriva voastră cu mână întinsă și cu braț puternic, cu mânie, cu urgie și cu multă furie și voi lovi pe cei ce trăiesc în cetatea aceasta de la oameni până la animale și vor muri de ciumă cumplită. Iar după aceea, zice Domnul, pe Sedechia, regele lui Iuda, pe slugile lui, pe popor, și pe toți cei ce au rămas în cetatea aceasta pe urma ciumii, a sabiei și a foametei, îi voi da în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și în mâinile vrășmașilor lor, și în mâinile celor ce vin să le ia viața și acela îi va lovi cu ascuțișul sabiei și nu-i va cruța, nici nu se va îndura să-i miluiască. Iar poporului acestuia spuneți așa zice Domnul, iată vă pun înainte calea vieții și calea morții. Cine va rămâne în cetatea aceasta, acela va muri de sabie și de foamete și de ciumă, iar cine va ieși și se va preda caldeilor ca care vă împresoară, acela va trăi și va fi luat ca pradă, că eu mi-am întors fața împotriva cetății acesteia, zice Domnul, în rău, nu în bine, și va fi dată în mâinile regelui Babilonului, care o va arde cu foc. Iar casei regelui Sedechia să-i spui, ascultați cuvântul Domnului. Casa lui David, așa zice Domnul, faceți judecată dis de dimineață și scăpați pe cel asuprit din mâna supritorului pentru ca să nu izbucnească mânia mea ca focul și pentru ca să nu se aprindă din pricina faptelor voastre cele rele, așa încât nimeni să -o, o stingă. Cetatea a văii și stâncă din câmp, iată, sunt împotriva ta, zice Domnul. O, voi care ziceți, cine se va ridica împotriva noastră și cine va intra în sălașul nostru? Iată, sunt împotriva voastră. Dar eu vă voi pedepsi după roadele faptelor voastre, zice Domnul, și voi aprinde foc în pădurea voastră și voi mistui totul în prejurul ei. Capitolul 22 Așa a zis Domnul. coboară în casa regelui lui Iuda și rostește cuvintele acestea și zii. Regele lui Iuda, cel ce pe scaunul lui David, Ascultă cuvântul Domnului și tu și slugile tale și poporul tău care intrați pe porțile acestea. Așa zice Domnul, faceți judecată și dreptate și scoateți pe cel asuprit din mâna asupritorului, nu asupriți și nu împilați pe străin, pe orfan și pe văduvă și sânge nevinovat să nu vărsați în locul acesta căci de veți împlini cuvântul acesta, vor intra pe porțile casei acesteia regi care șed în locul lui David pe scaunul lui și umblă în care și pe cai, vor intra și ei și slugile lor și poporul lor. Iar de nu veți asculta cuvintele acestea, mă jur pe mine însumi, zice Domnul, că această casă va ajunge pustie. De aceea, așa zice Domnul casei regelui lui Iuda. Galaadă, miești și vârf de Liban, dar te voi face pustietate și cetăți nelocuite, și voi găti împotriva ta pierzători, care vor avea fiecare arma sa și vor tăia cei mai frumoși cedri ai tăi și vor arunca în foc. Multe popoare vor trece prin cetatea aceasta și vor zice unii către alții: Pentru ce a făcut Domnul așa cu această cetate mare? Și li se va răspunde: Pentru că locuitorii ei au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor s-au închinat la alți Dumnezei și au slujit acelora. Nu plângeți după mort și nu-l bociți, ci plângeți amar după cel dus în robie, că acela nu se va mai întoarce și nu-și va mai vedea țara sa de naștere. Căci așa zice Domnul despre Shalom, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, care a domnit după tatăl său Iosia și care a ieșit din locul acesta, nu se va mai întoarce acolo, ci va muri în locul acela unde a fost dus rob și nu va mai vedea pământul acesta. Vai de cel care își zidește casă din nedreptate și își face încăperi din fără de legi, care silește pe aproapele său să-i lucreze degeaba și nu-i dă plata lui, și care zice, am să-mi fac casă mare și o dă încăpătoare, am să fac ferestre, am să le căptușesc cu cedru și am să le vopsesc cu roșu. Ai ajuns tu, oare, rege, ca să te fălești cu palate clădite din lemn de cedru? Tatăl tău n-a mâncat oare și n-a băut? Israel a făcut judecată și dreptate și de aceea i-a fost bine. El a judecat pricina săracului și nenorocitului și de aceea i-a fost bine. Oare nu aceasta înseamnă a mă cunoaște pe mine, zice Domnul? Inima ta însă și ochii tăi caută numai la lucrul tău și la vărsarea sângelui nevinovat caută să facă numai împilare și silnicie. De aceea, așa zice Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, nu-l vor plânge zicând, vai fratele meu, sau vai sora mea. Nu-l vor plânge zicând, vai Doamne, sau vai cinstea ta. Ci el va fi îngropat ca un asin, îl vor târâ și îl vor arunca departe peste porțile Ierusalimului. Urcă-te pe Liban și strigă, Înalță-ți glasul de pe vasan și strigă de pe abarim că s-au zdrobit toți prietenii tăi. În vremea propășirii tale, eu ți-am grăit, dar tu ai zis: Nu ascult. Așa a fost purtarea ta chiar din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. Pe toți păstorii tăi îi va împrăștia vântul, iar prietenii tăi se vor duce în robie. Atunci vei fi rușinat și bătucurit pentru toate faptele tale cele rele. O, cel ce locuiești pe Liban și ți faci cuibul în cedri, cum vei geme tu când te vor ajunge chinuri ca durerile femeii ce naște? Precum e adevărat că eu trăiesc, a zis Domnul, tot așa este adevărat că dacă Jehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, ar fi în el la mâna mea cea dreaptă, apoi și de acolo l-aș smulge. Și te voi da în mâinile celor ce vor să-ți ia viața și în mâinile celor de care tu te temi, în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului și în mâinile caldeilor. Și te voi arunca pe tine și pe mama ta care te-a născut în țara străină unde nu v-ați născut și veți muri acolo, iar în pământul unde va dori sufletul vostru să se întoarcă, nu vă veți mai întoarce. Au doar acest om, Iehonia, este făptură blestemată și lepădată? Sau este vas netrebnic? Pentru ce sunt aruncați el și neamul lui și încă într-o țară pe care ei nu știau? O țară, țară, țară! Ascultă cuvântul Domnului! Așa zice Domnul! Scrieți pe omul acesta calipsit de copii, ca om nenorocit în zilele sale, pentru că nimeni din neamul lui nu va mai ședea pe tronul lui David și să domnească peste Iuda. Capitolul 23 Vai de părinții care pierd și împrăștie oile turmei mele, zice Domnul. De aceea așa zice Domnul Dumnezeului Israel către păstorii care pasc pe poporul meu. Ați risipit oile mele și le-ați împrăștiat și nu le-ați păzit. De aceea vă voi pedepsi pentru faptele voastre cele rele, zice Domnul. Și voi aduna rămășițele turmei mele din toate țările prin care le-am risipit, le voi întoarce la staulele lor și vor naște și se vor mulți. Voi pune peste acestea păstori care le vor paște și ele nu se vor mai teme, nici nu se vor mai speria, nici nu se vor mai pierde, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o drazlă dreaptă și va ajunge rege și va domni cu înțelepciune, va face judecată și dreptate pe pământ. În zilele lui, Iuda va fi izbăvit și Israel va trăi în liniște, Iată numele cu care îl voi numi, Domnul dreptatea noastră. De aceea vor veni zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos pe fiii lui Israel din țara Egiptului, ci viu este Domnul care a scos și a adus neamul casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipise și vor trăi în pământul acesta. Despre proroci mi se sfâșie inima în mine și toate oasele mi se cutremură. Sunt ca un om beat, ca biruit de vin pentru Domnul și pentru cuvintele lui cele sfinte. Pentru că s-a umplut țara de desfrânați și pentru că plânge țara sub blestem, uscatul sau pășunile în stepă. Ținta alergăturii lor este fără de legea și țara lor este nedreptatea. Că profetul și preotul sunt necredincioși, și până și în casa mea am găsit răutatea lor, zice Domnul. De aceea, calea lor le va fi ca locurile lunecoase în întuneric, vor fi îmbrânciți și vor cădea acolo, căci voi aduce asupra lor nenorocirea în anul când îi voi pedepsi, zice Domnul. Și în prorocii Samariei am văzut nebunie căci au profețit în numele lui Baal și au dus în rătăcire pe poporul meu Israel. Dar în prorocii Ierusalimului am văzut grozăvii, aceștia fac desfrânare și umblă cu minciuni, ajută mâinile făcătorilor de rele, ca nimeni să nu se întoarcă de la necredința sa. Toți sunt pentru mine ca Sodoma și locuitorii lui ca Gomora. De aceea, așa zice Domnul Savaot despre proroci. Iată, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea apă cu fiere, că de la profeții Ierusalimului s-a întins necredința în toată țara. Așa zice Domnul Savaud. Nu ascultați cuvintele prorocilor care vă profețesc, că vă înșeală, povestindu-vă închipuirile inimii lor și nimic din cele ale Domnului. Necontenind grăiesc ei celor ce mă disprețuiesc, Domnul a zis că va fi pace peste voi. Și tuturor celor care urmează inima lor învârtoșată le zic, niciun rău nu va veni asupra voastră. Că cine a luat parte la sfatul Domnului ca să vadă și să audă cuvântul lui? Sau cine a luat aminte la cuvântul lui ca să-l vestească? Iată, vine furtuna domnului cu iuțime, vine furtuna mare și va cădea peste capetele necredincioșilor. Mânia domnului nu se va potoli până nu va împlini și va înfăptui planurile inimii sale, și în zilele ce vin veți pricepe aceasta lămurit. N-am trimis eu pe proroce aceștia, ce au alergat ei singuri. Eu nu le-am spus ce au profețit ei de la ei au luat ei parte la sfatul meu, atunci să vestească cuvintele mele poporului meu, să facă să se întoarcă oamenii de la calea lor rea și de la faptele lor cele rele. Au doar eu numai de aproape sunt Dumnezeu, zice Domnul, iar de departe nu mai sunt Dumnezeu. Poate omul să se ascundă în loc tainic unde să nu-l văd eu, zice Domnul. Au nu umplu eu cerul și pământul, zice Domnul. Am auzit ce zic prorocii care profețesc minciună în numele meu. Ei zic, am visat, am văzut vis. Până când prorocii aceștia vor spune minciuni și vor vesti înșelătoria inimii lor? Cred ei cu visele lor pe care le povestesc unul altuia să facă uitat poporului meu numele meu așa cum au uitat părinții lor numele meu pentru Baal? Prorocul care a văzut vis, povestească-l ca vis, iar cel ce are cuvântul meu, acela să spună cuvântul meu cu adevărat. Ce legătură poate fi între pleavă și grăuntele de grâu curat, zice Domnul? Cuvântul meu nu este el oare ca un foc, zice Domnul, ca un ciocan care sfărâmă stânca? De aceea, iată eu, zice Domnul, sunt împotriva prorocilor care fură cuvântul meu unul de la altul, Deoarece eu, zice Domnul, sunt împotriva prorocilor care vorbesc cu limba lor, dar zic, El a spus, adică Dumnezeu a spus. Tot eu, zice Domnul, sunt împotriva prorocilor care spun visuri mincinoase, care le povestesc pe acestea și duc pe poporul meu la rătăcire cu amăgirile lor și cu lingușirile lor, deși eu nu i-am trimis, nici le-am poruncit, ei nu aduc niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. Deci, de te va întreba poporul acesta sau vreun proroc sau vreun preot, care este amenințarea Domnului? Să le spui, ce amenințare? Am să vă înlătur, zice Domnul. Iar dacă un proroc sau preot sau poporul va zice, este amenințarea Domnului. Voi pedepsi pe omul acela și casa lui. Așa să ziceți unul către altul și frate către frate, ce a răspuns Domnul sau ce a zis Domnul. Iar cuvântul acesta, amenințare de la Domnul, de acum să nu-l mai întrebuințați, că amenințare va fi unui astfel de om cuvântul lui, pentru că stricați cuvintele Domnului Celui Viu, cuvintele Domnului Savaot, cuvintele Dumnezeului nostru. Așa să zici prorocului, ce a răspuns Domnul sau ce a zis Domnul? Și de veți mai zice amenințare de la Domnul, apoi așa zice Domnul, pentru că spuneți acea vorbă amenințare de la Domnul, când eu am trimis să vi se spună, nu mai ziceți amenințare de la Domnul, de aceea, iată, vă voi uita cu totul și vă voi părăsi și cetatea aceasta pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri o voi lepăda de la fața mea. Și voi pune asupra voastră o cară și necinste veșnică care nu se vor uita. Capitolul 24 După ce Nabucodonosor, regele Babilonului, a luat din Ierusalim robi pe Jehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, și pe căpeteniile lui Iuda cu lemnarii și cu fierarii și i-a dus la Babilon, mi-a arătat domnul vedene aceasta. Iată, erau două coșuri cu smochine așezate înaintea templului Domnului. Un coș era cu smochine foarte bune, cum sunt smochinele văratice, iar celălalt coș era cu smochine foarte rele, care, de rele ce erau, nici nu se puteau mânca. Atunci mi-a zis domnul, Ce vezi tu, Ieremia? Și eu am zis, smochine, smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele, încât nu se pot mânca de rele ce sunt. Și a fost iarăși cuvântul domnului către mine și mi-a zis, Așa zice Domnul Dumnezeului Israel. Ca pe aceste smochine bune, așa voi privi cu bunăvoință pe cei ai lui Iuda aduși în robie pe care i-am trimis din locul acesta în țara caldeilor. Și îmi întorc ochii mei asupra lor spre binele lor și îi voi întoarce în țara aceasta și nu-i voi nimici, ci îi voi zidi. Nu-i voi smulge, ci i voi sădi. Le voi da inimă ca să mă cunoască pe mine că eu sunt Domnul și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor Că se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Despre smochinele rele, care de rele ce sunt, nu se pot mânca, zice Domnul. Așa voi face să ajungă Sedekhia, regele lui Iuda, căpeteniile lui și restul Ierusalimului, cei care au rămas în țara aceasta și cei care trăiesc în țara Egiptului. Îi voi face pricină de groază, o nenorocire pentru toate regatele pământului. Ca să fie de o cară și de pildă, debat jocură și blestem prin toate locurile pe unde voi izgoni, și voi trimite asupra lor sabie, foamete și ciumă, până vor pieri din țara pe care le-o dădusem lor și părinților lor. Capitolul 25 cuvântul care a fost către Ieremia pentru tot poporul iudeu în anul al patrulea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, sau în anul întâi al lui Nabucodonosor, regele Babilonului, pe care cuvântul l-a rostit prorocul Ieremia către tot poporul iudeu și către toți locuitorii Ierusalimului. De la anul al 13-lea al lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda și până în ziua aceasta, timp de 23 de ani a fost cuvântul Domnului către mine și eu de dimineață până seara v-am vorbit, dar voi n-ați ascultat. Trimisa Domnul la noi necontenit pe robii săi proroci și voi n-ați ascultat, nici v-ați plecat urechea ca să-i ascultați. Vi s-a zis să se întoarcă fiecare de la calea sa cea rea și de la faptele sale cele urâte și veți trăi în țara pe care Domnul v-a dat-o vouă și părinților voștri din veac în veac și să nu umblați după alți Dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați lor și să nu mă mâniați cu faptele mâinilor voastre și nu vă voi face niciun fel de rău. Voi însă nu m-ați ascultat, zice Domnul, ci m-ați mâniat cu faptele mâinilor voastre spre răul vostru. De aceea, așa zice Domnul Savaot, pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată, voi trimite să aducă toate nenorocirile de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la Nabucodonosor, regele Babilonului, robul meu, ca să le aducă împotriva acestei țări și a locuitorilor ei și împotriva tuturor neamurilor din prejur pe care le voi pustii, le voi înspăimânta, le voi face de râs și de ocară veșnică. Nu vor mai putea avea glas de bucurie și glas de veselie, glasul mirelui și glasul miresei, uruitul pietrelor de moară și lumina sfeșnicului toată țara aceasta va fi pustiită și jefuită, popoarele acestea vor sluji regelui Babilonului 70 de ani. Iar când se vor împlini 70 de ani, voi pedepsi pe regele Babilonului și pe poporul acela, zice Domnul, pentru necredința lor, și țara caldeilor o voi pedepsi și o voi face pustie pentru totdeauna. Voi împlini asupra țării acesteia toate cuvintele mele pe care le-am rostit împotriva ei, tot ce e scris în cartea aceasta și ceea ce Ieremia a prorocit împotriva tuturor neamurilor. Pentru că și pe ele le vor robi multe popoare și regi mari și le voi răsplăti după purtarea lor și după faptele mâinilor lor. Că așa mi-a zis Domnul Dumnezeului Israel, ia din mâna mea cupa aceasta cu vinul urgiei și adapă cu ea toate popoarele la care te voi trimite, Acelea vor bea și se vor clătina și vor înnebuni la vederea sabiei pe care voi trimite asupra lor. Și-am luat cupa din mâna Domnului și-am dat să bea tuturor neamurilor la care m-a trimis Domnul, Ierusalimului și cetăților lui Iuda, regilor lui și căpetenilor lui, spre pustiere și groază, spre batjocoră și blestem, precum se și vede astăzi. Lui Faraon, regele Egiptului, slujitorilor lui, căpetenilor lui și întregului popor al lui, la toată Arabia, tuturor regilor țării Uți, tuturor regilor țării Filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului și rămășițelor din Ajdod, Edomului, Moabului și fiilor lui Amon, tuturor regilor Tirului, tuturor regilor Sidonului și regilor insulelor care sunt dincolo de mare, de Danului și Temei, Buzului și tuturor care își rad tâmplele, tuturor regilor Arabiei și tuturor regilor popoarelor amestecate care locuiesc în pustiu, tuturor regilor Zimrei, tuturor regilor Elamului și tuturor regilor Mediei, tuturor regilor de la miezul noapte, de aproape sau de departe, unora și altora și tuturor regatelor lumii care se află pe fața pământului, iar regele și șacului va bea după ei. Și să le zici, așa zice Domnul Savaot Dumnezeului Israel, Beți și vă îmbătați, vărsați și cădeți și nu vă ridicați la vederea sabiei pe care o trimit eu asupra voastră. Iar de nu vor vrea să ia cupa din mâna ta ca să bea să le zici, așa grește domnul Savaot. Trebuie să beți numai decât, pentru că încep să aduc nenorocirea asupra cetății acesteia peste care s-a chemat numele meu. Să rămâneți voi nepedepsiți? Nu, nu veți rămâne nepedepsiți, căci voi chema sabia asupra tuturor celor ce locuiesc pe pământ, zice Domnul Savaot. De aceea, prorocește asupra lor toate cuvintele acestea și le zi. Domnul va striga cu putere de sus și din locașul sfințeniei sale își va ridica glasul său, va striga cu putere împotriva pășunii sale, va striga ca cei ce calcă în teasc tuturor celor ce locuiesc pe pământ. Zgomotul va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul deschide proces neamurilor, intră la judecată cu tot trupul și pe cei nelegiuiți îi va da ei, zice Domnul. Așa zice Domnul Savaot. Iată, nenorocirea se întinde de la neam la neam și vijelie mare se ridică de la marginile pământului. Și în ziua aceea, cei loviți de Domnul vor zăcea de la un capăt la celălalt al pământului și nu vor fi bociți, nici nu vor fi adunați și îngropați, ci vor sta ca gunoiul pe fața pământului. Plângeți, păstori și suspinați și tăvăliți-vă în cenușă, stăpâni ai turmei, că s-au împlinit zilele ca să fiți junghiați și împrăștiați. Atunci veți cădea ca berbecii aleși, nu va fi adăpost pentru păstori, nici scăpare pentru stăpânii turmei. Ascultați strigătul păstorilor și urletul stăpânilor turmei, că Domnul a pustit pășunea lor. Și câmpiile cele pașnice sunt pustiite de urgia mâniei Domnului părăsitu și a el locașul său ca un leu și țara lor s-a pustit de urgia pustiitorului și de mânia aprinsă a Domnului. Capitolul 26. La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, a fost cuvântul acesta de la Domnul. Așa zice Domnul. Stai în curtea templului Domnului și grește tuturor cetăților lui Iuda care vin la închinare în templul Domnului toate cuvintele ce îți voi porunci să le grăiești, să nu lași niciun cuvânt. Poate vor asculta și se vor întoarce de la calea cea rea și atunci îmi va părea rău de nenorocirea pe care aveam de gând să le -o fac din cauza faptelor lor rele. Și să le spui, așa zice Domnul, dacă nu mă veți asculta să umblați după legea mea pe care v-am dat-o și să luați aminte la cuvintele robilor mei proroci pe care îi trimit la voi și pe care îi trimit dis de dimineață și voi nu-i ascultați, atunci voi face cu templul acesta ceea ce am făcut cu Shiloh, iar cetatea aceasta o voi da spre blestem tuturor popoarelor pământului. Preoții și prorocii și tot poporul au ascultat pe Ieremia când a grăit el aceste cuvinte în templul Domnului. Iar după ce a spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună la tot poporul, preoții, prorocii și tot poporul l-au prins și au zis, Trebuie să mori! De ce prorocește în numele Domnului și zici, Templul acesta va fi ca și cetatea aceasta se va pustii și va rămâne fără locuitori. Și s-a adunat tot poporul împotriva lui Ieremia la templul Domnului. Și când au auzit acestea, căpetenii lui Iuda au venit din casa regelui la templul Domnului și au șezut la intrare în poarta cea nouă a templului. Atunci preoții și prorocii au zis către căpetenii și către tot poporul așa, O sândă cu moarte se cuvine acestui om pentru că prorocește împotriva cetății acesteia, cum ați auzit și voi cu urechile voastre. Iar Ieremia a zis către toate căpetenile și către tot poporul, Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva templului acestuia și împotriva cetății acesteia cuvintele pe care le-ați auzit. Îndreptați-vă dar căile voastre și faptele voastre, și supuneți-vă glasului Domnului Dumnezeului vostru, și Domnului îi va părea rău din nenorocirea pe care o rostise împotriva voastră. Iar cât despre mine, iată, sunt în mâinile voastre, faceți cu mine ce vi se pare bun și drept. Dar să știți bine, că de mă veți omorâ, veți aduce asupra voastră, asupra cetății acesteia și asupra locuitorilor ei sânge nevinovat căci cu adevărat Domnul m-a trimis la voi să vă spun în urechile voastre toate cuvintele acelea. Atunci că căpeteniile și tot poporul au zis către preoți și către proroci, Omul acesta nu e vrednic de o sândă cu moarte, pentru că ne-a grăit în numele Domnului Dumnezeului nostru. Atunci s-au ridicat unii din bătrânii poporului și au zis către toată adunarea poporului, Miheia din Moreșet a prorocit în zilele lui Ezechia, regele lui Iuda, și a zis către tot poporul iudeu, așa zice Domnul Savaot, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge o movilă de dărâmături și muntele templului acestuia va fi un deal împădurit. Omorâtul la oare pentru aceasta Ezechia, regele lui Iuda și tot Iuda? Au nu s-a temut el de Domnul și nu s-a rugat Domnului ca să-i pară rău din nenorocirea pe care o rostise împotriva lor, și noi să ne împovărăm sufletele noastre cu o nelegiuire așa de mare? De asemenea, a mai prorocit în numele Domnului un oarecare urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat Iarim, și a prorocit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia, tocmai cu aceleași cuvinte ca și Ieremia. Și când a auzit cuvintele lui regele Ioachim și toți curtenii lui și toate căpeteniile, a căutat regele să-l omoare. Și auzind de aceasta, Urie s-a temut și a fugit și a trecut în Egipt. Dar regele Ioachim a trimis și în Egipt oameni și anume pe el Natan, fiul lui Acbor și pe alții împreună cu acesta și au adus pe Urie din Egipt și l-au înfățișat la regele Ioachim și acesta l-a ucis cu sabia și a aruncat trupul lui acolo unde erau mormintele oamenilor de rând. Dar Ahicam, fiul lui Șafan, o crotea pe Ieremia ca să nu fie dat în mâinile poporului spre ucidere. Capitolul 27 la începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a fost de la Domnul către Ieremia acest cuvânt. Așa mi-a zis Domnul, făți ți cătușe și jug și le pune pe grumaz. Trimite la fel regelui lui Iuda și regelui Moabului, regelui fiilor lui Amon, regelui Tirului și regelui Sidonului, prin soli care au venit în Ierusalim la sedechea regele Ierusalimului și poruncește-le să spună stăpânitorilor lor, Iată ce zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, așa să spuneți stăpânilor voștri. Eu am făcut pământul și pe om și viețuitoarele cele de pe fața pământului cu puterea mea cea mare și cu brațul meu cel puternic și l-am dat cui am vrut. Și acum voi da toate cetățile acestea în mâna lui Nabucodonosor, regele Babilonului, robul meu, ba și fiarele câmpului le voi da lui spre slujbă toate popoarele vor sluji lui și fiului lui și fiului fiului lui, până când îi va veni vremea și lui și țării lui. Îi vor sluji popoare multe și regi mari. Dacă vreun popor sau vreun regat nu-i va voi să-i slujească lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și nu-și va pleca grumazul său sub jugul regelui Babilonului, pe acel popor îl voi pedepsi cu sabie, cu foamete și cu ciumă, până îl voi stârpi cu mâna lui, zice Domnul. Iar voi să nu ascultați pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe vrăjitorii voștri și pe voștri cititori de stele care vă zic, nu veți sluji regelui Babilonului. Ca aceștia vă prezic minciună ca să vă depărteze din țara voastră și ca eu să vă izgonesc ca să pieriți. Iar pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul regelui Babilonului și se va supune, îl voi lăsa în pământul său și îl va lucra și va trăi pe el, zice Domnul. Și lui Sedechia, regele lui Iuda, i-am grăit toate cuvintele acestea și am zis, Plecați-vă grumazul sub jugul regelui Babilonului și slujiți lui și poporului lui și veți trăi. De ce să mor tu și poporul tău de sabie, de foamete și de ciumă, cum a zis Domnul, de poporul acela care nu va sluji regelui Babilonului? Și să nu ascultați cuvintele prorocilor care vă zic, nu veți sluji regelui Babilonului. Că minciună vă prezic, și nici nu i-am trimis eu, zice Domnul. Ei vă profețesc mincinos în numele meu, ca să vă izgonesc și să pieriți și voi și prorocii voștri care vă prorocesc. Preoților și poporului întreg le-am grăit acestea. Așa zice Domnul. Nu ascultați cuvintele proorocilor voștri care vă prorocesc și vă zic, iată, curând vor fi întoarse de la Babilon vasele templului Domnului, că minciună vă prorocesc. Nu-i ascultați, ci slujiți regelui Babilonului și veți trăi. De ce să duceți cetatea aceasta la pustiire? Iar dacă ei sunt proroci și dacă ei au cuvântul Domnului, atunci să mijlocească înaintea Domnului Savaot ca vasele rămase în templul Domnului și în casa regelui lui Iuda și în Ierusalim să nu treacă la Babilon. Că așa zice Domnul Savaut de stâlpi, de baia cea de aramă, de postamente și de celelalte lucruri care au rămas în cetatea aceasta, și pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, nu le-a luat când a dus din Ierusalim la Babilon pe Iehonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda și pe toți cei însemnați din Iuda și din Ierusalim. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, despre vasele care au rămas în templul Domnului și în casa regelui lui Iuda și în Ierusalim. Vor fi duse și acelea la Babilon, și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta eu și le voi scoate și le voi întoarce la locul acesta, zice Domnul. Capitolul 28 Tot în anul acela, la începutul domniei lui Sedechia, regele lui Iuda, adică în anul al patrulea, în luna a cincea. Anania, fiul lui Azur, prorocul cel din Gabon, mi-a greit în templul Domnului înaintea ochilor preoților și a tot poporul și mi-a zis, Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, Voi sfârma jugul regelui Babilonului. Peste doi ani voi întoarce în locul acesta toate vasele templului Domnului pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat din acest loc și le-a dus la Babilon. Voi întoarce la locul acesta și pe Ihonia, fiul lui Ioachim, regele lui Iuda, și pe toți robii iudei care au mers la Babilon, zice Domnul, căci voi sfârma jugul regelui Babilonului. Atunci prorocul Ieremia a grăit către Anania prorocul înaintea ochilor preoților și înaintea ochilor a tot poporul ce stătea în templul Domnului și a zis Ieremia prorocul. Așa să fie și să facă aceasta, Domnul, împlinească Domnul cuvintele tale pe care le-ai rostit tu pentru întoarcerea din Babilon a vaselor templului Domnului și a tuturor robilor la locul acesta, dar ascultă cuvântul acesta pe care ți-l spun eu în auzul tău și în auzul la tot poporul. Prorocii care au fost de mult înaintea mea și înaintea ta au prevestit multor țări și regate puternice război, strâmtorare și molimă. Când însă vreun proroc a prevestit pace, atunci numai așa a fost luat el ca proroc cu adevărat trimis de Domnul, dacă s-a împlinit cuvântul acelui proroc. Iar prorocul Anania a luat jugul de pe grumazul lui Ieremia, prorocul, și l-a sfârmat și a zis Anania, înaintea ochilor a tot poporul, cuvintele acestea. Iată ce zice Domnul! Așa voi sfârma jugul lui Nabucodonosor, regele Babilonului, peste doi ani, luându-l de pe grumazul tuturor popoarelor. Și Ieremia s-a dus în drumul său. După ce prorocul Anania a sfârmat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, a fost cuvântul Domnului către Ieremia și i-a zis, Mergi și spune lui Anania, Așa zice Domnul, tu ai sfărmat un jug de lemn și voi face în locul lui altul de fier, că așa zice Domnul Savot, Dumnezeul Dumnezeului Israel. Jug de fier voi pune pe grumazul tuturor acestor popoare ca să muncească ele la Nabucodonosor, regele Babilonului, și ca să-i slujească, ba și fiarele câmpului le voi da lui. Și-a mai zis prorocul Ieremia către Anania, prorocul. Ascultă, Anania! Domnul nu te-a trimis și tu dai poporului acestuia încredere în minciună. De aceea, așa zice domnul, iată, te voi arunca de pe fața pământului, chiar în anul acesta vei muri pentru că ai grăit împotriva domnului. Și a murit Anania Proorocul chiar în anul acela, în luna a șaptea. Capitolul 29 Iată cuvintele scrisorii pe care Ieremia Proorocul a trimis-o din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie preoților și prorocilor și către tot poporul pe care Nabucodonosor i-a dus din Ierusalim la Babilon, după ce a ieșit din Ierusalim regele Iehonia și regina și enucii și căpetenile lui Iuda și ai Ierusalimului și lemnarii și fierarii, prin Eleasa, fiului lui Șafan și prin Gemaria, fiului lui Hilchia, pe care Sedechia, regele lui Iuda, i-a trimis la Babilon către Nabucodonosor, regele Babilonului. Așa zice Domnul Savăot, Dumnezeul lui Israel, către toți robii pe care i-am strămutat din Ierusalim la Babilon. Zidiți casă și trăiți, faceți grădini și mâncați roadele lor, luați femei și nașteți fii și fice, fiilor voștri luați-le soții, iar pe fiicele voastre măritați-le ca să nască fii și fice și să nu vă împuținați acolo, ci înmulțiți-vă. Căutați binele țării în care v-am dus robi, și rugați-vă Domnului pentru ea că de propășirea ei atârnă și fericirea voastră. Pentru că așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, să nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri și de ghicitorii voștri care sunt în mijlocul vostru și să nu ascultați visele voastre pe care le veți visa, căci vă prorocesc minciună și eu nu i-am trimis, zice Domnul. Pentru că Domnul zice, când vi se vor împlini în Babilon 70 de ani, atunci vă voi cerceta și vă voi împlini cuvântul meu cel bun pentru voi ca să vă întoarceți la locul acesta. Pentru că numai eu știu gândul ce am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau viitorul și nădejdea. Și veți striga către mine și veți veni și vă veți ruga mie și eu vă voi auzi. Și mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima voastră. Și voi fi găsit de voi, zice Domnul, și vă voi întoarce din robie și vă voi strânge din toate popoarele și din toate locurile de pe unde v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi întoarce din locul de unde v-am dus. Voi ziceți, Domnul ne-a ridicat proroci în Babilon. Așa zice Domnul de regele care șade pe tronul lui David și de tot poporul care trăiește în cetatea aceasta și de frații voștri care n-au fost duși cu voi în robie. Așa zice Domnul de aceștia. Iată, voi trimite asupra lor sabie, foamete și ciumă și îi voi face ca smochinele cele stricate care, de rele ce sunt, nu se pot mânca. Și îi voi urmări cu sabie, cu foamete și cu ciumă și îi voi da spre chin în toate regatele pământului, spre blestem și grozăvie, spre râs și bagiocură în fața tuturor popoarelor la care îi voi izgoni. Pentru că n-au ascultat cuvintele mele, zice Domnul, deși le-am trimis dis de dimineață pe slujitorii mei, prorocii, zice Domnul. Iar voi toți cei ce sunteți în robie pe care v-am trimis din Ierusalim la Babilon, ascultați cuvântul Domnului. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeului Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, despre Sedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc vă o minciună numele meu. Pe aceștia îi voi da în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și acela îi va omorâ înaintea ochilor voștrii și se va obișnui după ei printre toți robii lui Iuda din Babilon a se blestema astfel. Să-i facă Domnul cum a făcut lui Sedechia și lui Ahab, pe care i-a friptă regele Babilonului pe Jeratic, pentru că au făcut ticăloșie în Israel, se desfrânau cu femeile aproape lui lor și spuneau minciuni în numele meu, ceea ce eu nu le-am poruncit. Eu știu acestea și sunt martor, zice Domnul. Iar lui Shemaia Nehelamitul spunei. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Pentru că ai trimis scrisori în numele tău către tot poporul cel din Ierusalim și către preotul Sofonie, fiul lui Maaseia și către toți preoții și ai scris. Domnul te-a pus preot în locul preotului Jehoiada ca să fii supraveghetor în templul Domnului peste tot omul nebun și peste tot omul ce prorocește și ca să pui pe unul ca acesta în temniță și în cătușe, pentru ce dar nu oprești pe Ieremia din Anatot de a mai proroce acolo la voi, că acesta și în Babilon a trimis să mi se spună, robia va fi lungă, zidiți case și locuiți în ele, sădiți grădini și mâncați roadele lor. Preotul Sofonie a citit această scrisoare în auzul prorocului Ieremia și cuvântul Domnului a fost către Ieremia și a zis, Trimiteți la toți cei strămutați să li se spună, Așa zice Domnul deși Șemaia Nehelamitul, pentru că și Maia prorocește la voi, dar eu nu l-am trimis și vă dă încredere într-o minciună, de aceea așa zice Domnul. Iată, eu voi pedepsi pe și Maia Nehelamitul și neamul lui, nu va fi din el om care să locuiască în mijlocul poporului acestuia, iar el nu va vedea binele acela pe care eu îl voi face poporului meu, zice Domnul, pentru că a grăit împotriva Domnului. Capitolul 30 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia Așa zice Domnul Dumnezeului Israel, Scrieți într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am grăit eu, că iată, vin zile, zice Domnul, când voi întoarce din robie pe poporul meu, pe Israel și pe Iuda, zice Domnul, și voi aduce iarăși în pământul acela pe care l-am dat părinților lor și îl vor stăpâni, Iată cuvintele acelea pe care le-a spus Domnul despre Israel și despre Iuda. Așa a zis Domnul, glas de tulburare, glas de groază auzim și nu glas de pace. Întrebați și vedeți dacă naște vreun bărbat. De ce văd eu pe toți bărbații cu mâinile pe șolduri ca o femeie care naște și fețele tuturor palide? O, vai! Mare este ziua aceea, asemenea ei n-a mai fost alta. Acela este timp de mare strâmtoare pentru Iacov, dar el va fi izbăvit din ea. Și în ziua aceea, zice Domnul Savaot, voi sfârma jugul de pe grumazul lor și lanțurile lor le voi rupe, și nu vor mai sluji străinilor, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și lui David, regele lor, pe care îl voi pune iarăși pe tron. Iar tu, robul meu Iacov, nu te teme, zice Domnul, nici nu te înspăimânta, Israele, că iată, eu te voi scăpa din țara cea depărtată, și neamul tău îl voi aduce din țara robiei tale. Și se va întoarce Iacov și va trăi în pace și în liniște, și nimeni nu-l va mai îngrozi. Căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc. Voi pierde de tot toate popoarele printre care te-am risipit pe tine, iar pe tine nu te voi pierde, te voi pedepsi după dreptate și nepedepsit nu te voi lăsa, că așa zice Domnul. Rana ta e de nevindecat și plaga ta e dureroasă. Nimeni nu se îngrijește de pricina ta ca să-ți vindece rana și leac vindecător nu este pentru tine. Toți prietenii tăi te-au uitat și nu te mai caută, că eu te-am lovit ca pe un vrăjmaș, cu pedeapsă crudă pentru mulțimea fără de legilor tale, pentru că se mulțise păcatele tale. De ce te plângi de rana ta? Durerea ta este de nevindecat. După mulțimea fără de legilor tale ți-am făcut aceasta, pentru că se înmulțiseră păcatele tale. Dar toți cei ce te mănâncă vor fi mâncați, și toți vrăjmașii tăi vor merge și ei în robie, și toți jefuitorii tăi vor fi jefuiți. Și îți voi lega rănile și te voi vindeca, zice Domnul, că ei te numesc cel izgonit, Sionul de care nu mai întreabă nimeni. Așa zice Domnul, Iată, voi restatornici corturile lui Iacov și sălașurile lui le voi milui, cetatea va fi zidită, iar pe dealul său și templul se va zidi ca mai înainte. Se vor înălța din ele mulțumiri și glas de bucurie, îi voi mulți și nu vor mai fi împuținați, îi voi încununa cu glorie și nu vor mai fi înjosiți. Fiii lui Iacov vor fi ca mai înainte, adunarea lui va sta înaintea mea și eu voi pedepsi pe toți asupritorii lui căpetenia lui va fi din el și stăpânul lui se va ridica din mijlocul lui, îl voi apropia și se va apropia de mine, că cine va îndrăzni să se apropie singur de mine, zice Domnul. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Iată, vijelie sălbatică vine de la Domnul, vigelie groaznică și va cădea pe capul necredincioșilor. Mânia acea aprinsă a Domnului nu se va abate până ce nu se va sfârși și nu se va împlini gândul inimii lui. În zilele cele de apoi veți pricepe aceasta. Capitolul 31 În vremea aceea, eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel, iar ele vor fi poporul meu, zice Domnul. Așa zice Domnul poporul care a scăpat de sabie a aflat milă în pustiu. Israel a ajuns la locul său de odihnă. Atunci mi s-a arătat Domnul din depărtare și mi-a zis, Cu iubire veșnică te-am iubit și de aceea mi-am întins spre tine bunăvoința. Din nou te voi pune în rânduială, fecioara lui Israel, din nou te voi înfrumuseța cu timpanele tale și vei ieși la hora celor ce se veselesc. Din nou vei lua viile de pe dealurile Samariei și vierii care le vor lucra se vor folosi ei singuri de ele. Că va veni vremea când străjile de pe muntele Efraim vor striga, sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Căci așa zice Domnul, strigați de bucurie pentru Iacov și strigați înaintea căpetenii popoarelor, vestiți, lăudați și ziceți, Doamne, izbăvește pe poporul tău, rămășița lui Israel. Iată, îi voi aduce din țara aceea de la miază noapte și îi voi aduna de la marginile pământului. Orbul și șchiopul, cea însărcinată și cea care naște vor fi împreună cu ei, se va întoarce aici mare mulțime. Cu lacrime au plecat și îi voi întoarce cu mângâiere. Îi voi întoarce la izvoarele apelor pe cale netedă pe care nu se vor poticni că eu sunt părintele lui Israel și Efraim este întâiul meu născut. Ascultați, popoare, cuvintele Domnului, vestiți țării depărtate și ziceți, Cel ce am împrăștiat pe Israel, acela îl va aduna și îl va păzi ca păstorul turma sa, că va răscumpăra Domnul pe Iacov și îl va izbăvi din mâna celui ce a fost mai tare decât el. Și vor veni și vor prăznui pe înălțimile Sionului și vor curge bunătățile Domnului Grâu și vin și unt de lemn, miei și boi, sufletul lor va fi ca o grădină bine udată și ei nu vor mai tânji. Atunci fecioara se va veseli la horă, tinerii și bătrânii vor fi fericiți, voi schimba întristarea lor în veselie și îi voi mângâia după întristarea lor și îi voi bucura. Voi hrăni sufletele preoților cu grăsime și poporul meu se va sătura din bunătățile mele, zice Domnul. Așa zice Domnul, Glas se aude în rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii și nu vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt. Așa zice domnul. Nu frânează-ți glasul de la bocet și ochii de la lacrim, că vei avea plată pentru munca ta, zice domnul, și ei se vor întoarce din țara dușmană. Este nădejde pentru viitorul tău, zice domnul, că fiii tăi se vor întoarce în hotarele lor aud pe Efraim plângând și zicând, Tu m-ai pedepsit și sunt pedepsit ca un jung neînvățat. Întoarce-mă și mă voi întoarce, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. După ce m-am întors, m-am căit și când am luat la cunoștință, m-am bătut în piept, am fost rușinat și tulburat am fost pentru că am purtat o cara tinereții mele. Dar Efraim nu este feciorul meu scump, un copil atât de alintat? Atunci când vorbesc cu el, totdeauna cu dragoste mi-amintesc de el, pentru el mi se mișcă inima și voi avea milă de el, zice Domnul. Puneți semne lângă drum, puneți stâlpi, fii atentă la drum, la calea pe care te-ai dus. Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în aceste cetăți ale tale. Până când vei rătăci, fiică neascultătoare, pentru că Domnul va face pe pământ lucru nou, femeia va căuta pe bărbatul ei. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. De acum înainte, când voi întoarce robia lor, vor grăi în pământul lui Iuda și în cetățile lui cuvintele acestea. Locaș al dreptății și munte sfânt, Domnul să te binecuvinteze. Și se vor așeza în această țară Iuda și toate cetățile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele, că voi adăpa sufletul obosit și voi sătura toată inima amărâtă. Atunci m-am deșteptat și am privit și somnul meu a fost liniștit. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi semăna în casa lui Israel și în casa lui Iuda o sămânță de om și sămânță de vite. Precum am privegheat asupra lor ca să-i smulg și să-i zdrobesc, ca să-i risipesc, să-i vatăm și să-i pierd, Așa voi priveghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i sădesc, zice Domnul. În zilele acelea nu vor mai zice, Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Ci fiecare va muri pentru fără de legea sa. Cine va mânca aguridă, aceluia îi se vor strepezi dinții. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului, acel legământ ei l-au călcat, deși eu am rămas în legătură cu ei, zice domnul. Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor și nu se vor mai învăța unul pe altul și frate pe frate zicând: Cunoașteți pe domnul, că toți de la sine mă vor cunoaște, de la mic până la mare, zice domnul pentru că eu voi ierta fără de legile lor și păcatele lor nu le voi mai pomeni. Așa zice Domnul, cel ce a dat soarele ca să lumineze ziua și a pus legi lunii și stelelor ca să lumineze noaptea, cel ce tulbură marea de mugesc valurile și numele lui este Domnul Savaot, când aceste legi vor înceta să mai aibă putere înaintea mea, zice Domnul, atunci și seminția lui Israel va înceta pentru totdeauna să mai fie popor înaintea mea. Așa zice Domnul. Dacă cerul poate fi măsurat sus și temeliile pământului cercetate jos, atunci și eu voi lepăda toată seminția lui Israel pentru toate câte au făcut ei, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când cetatea se va zidi într-o slava Domnului de la turnul Hananeel până la poarta colțului și funia de măsurat pământul va înainta de-a dreptul până la muntele Gareb și se va întoarce spre Goa și toată valea trupurilor moarte și a cenușii și tot câmpul până la părâul Chedron, până la colțul porților cailor spre răsărit, vor fi locuri sfințite pentru Domnul și nu vor mai fi niciodată nici pustiite, nici nimicite. Capitolul 32 Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia în anul al zecelea al lui Sedechia, regele lui Iuda. Anul acesta era anul al 18-lea al lui Nabucodonosor. Atunci voștirea regelui Babilonului înconjurase Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea temniței care se afla lângă casa regelui lui Iuda. Acolo îl închisese regele Sedechia zicând, De ce prorocești și zici, Așa grește domnul, iată voi da cetatea în mâinile regelui Babilonului și acesta o va lua. Sedechea regelui lui Iuda nu va scăpa din mâinile caldeilor, ci va fi dat fără îndoială în mâinile regelui Babilonului și va grei cu el gură către gură, ochii lui vor vedea ochii aceluia și acela va duce pe Sedechea la Babilon unde va și sta el până îl voi cerceta, zice domnul. Dacă vă veți lupta cu caldeii, nu veți avea izbândă. Atunci Ieremia a zis, Așa a fost cuvântul Domnului către mine. Iată, vine Hanamael, fiul lui Shalum, unchiul tău, vine la tine ca să-ți zică, Cumpără pentru tine țarina mea, cea din Anatot, pentru că, după dreptul de înrudire, se cuvine să o cumperi tu. Și a venit la mine în curtea gărzii Hanamael, fiul unchiului meu, după cuvântul Domnului și mi-a zis, Cumpără țarina mea, cea din Anatot, din pământul lui Veniamin, că al tău este dreptul de moștenire și al tău este dreptul de răscumpărare. Cumpără-o pentru tine. Atunci am cunoscut că acesta fusese cuvântul Domnului și am cumpărat de la Hanamael, fiul unchiului meu, țarina cea din Anatot, și am cântărit șapte sicli de argint și zece arginți. Apoi am scris zapisul și l-am întărit cu pecetea, am chemat la acesta martor și am cântărit argintul cu cântarul. Am luat atât zapisul de cumpărare, cel pecetuit după lege și rânduială, cât și pe cel deschis, și am dat acest zapis de cumpărare lui Baruch, fiului Neria, fiului Maasia, în fața lui Hanamael, fiul unchiului meu, și în fața martorilor care iscăliseră acest zapis de cumpărare, și în fața tuturor iudeilor care se aflau în curtea gărzii, și în fața tuturor am poruncit lui Baruch. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Ia zapisele acestea, zapisul de cumpărare care este pecetuit și zapisul acesta deschis și le pune într-un vas de lut ca să stea acolo zile multe. Că așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Casele, țarinile și viile vor fi din nou cumpărate în țara aceasta. Dând eu zapisul de cumpărare lui Baruch, fiul lui Neria, m-am rugat Domnului și am zis, O, Doamne Dumnezeule, tu ai făcut cerul și pământul cu puterea ta cea mare și cu braț înalt, și pentru tine nimic nu este cu neputință. Tu arăți milă la mii și pedepsești fără de legile părinților în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare și puternic, al cărui nume este Domnul Savaot. Cel mare în sfat și puternic în faptele tale, ai cărui ochi sunt deschiși asupra tuturor căilor fiilor oamenilor ca să dai fiecăruia după căile lui și după roadele faptelor lui. Tu ai săvârșit semne și minuni în țara Egiptului și săvârșești și astăzi în Israel și printre oameni și ți-ai făcut nume ca și astăzi și ai scos pe poporul tău Israel din pământul Egiptului prin semne și minuni, cu mână tare și cu braț înalt, în groază mare și le-ai dat lor țara aceasta în care curge lapte și miere, pe care o făgăduise și cu jurământ părinților lor că le-o vei da. Și ei au intrat și au pus stăpânire pe ea, dar n-au ascultat glasul tău ca să se poarte după legea ta și n-au făcut ceea ce le-ai poruncit tu să facă. De aceea ai adus asupra lor toate aceste nenorociri. Iată, valurile de pământ se întind până la cetate ca să fie luată și cetatea prin sabie, foamete și ciumă se dă în mâinile caldeilor care luptă împotriva ei. Ceea ce ai zis tu, aceea se și împlinește și tu vezi aceasta. Dar tu, Doamne Dumnezeule, mi-ai zis, cumpără-ți o țară cu argint și cheamă martori tocmai când cetatea se dă în mâinile caldeilor. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia și a zis, Iată, eu sunt Domnul Dumnezeu la tot trupul. Este oare ceva cu neputință la mine? De aceea așa zice Domnul, Iată, voi da cetatea aceasta în mâinile caldeilor și în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, și acesta o va lua. Și vor intra caldeii care împresoară cetatea aceasta, vor da foc cetății și o vor arde cu foc pe ea și casele pe ale căror acoperișuri s-au adus tămâieri lui Baal și jerfe cu tornare în cinstea Dumnezeilor străini ca să mă mânie pe mine. Că fiii lui Israel și fiii lui Iuda au făcut numai rău înaintea ochilor mei din tinerețile lor, Fiii lui Israel m-au mâniat necontenit cu faptele mâinilor lor, zice Domnul. Cetatea aceasta, chiar din ziua zidirii sale și până astăzi, pare că a fost făcută pentru mânia mea și pentru urgia mea, ca să o lepăde de la fața mea, din pricina răului fiilor lui Israel și ai fiilor lui Iuda, pe care l-au făcut pentru mânierea mea, ei și regii lor, căpeteniile lor, preoții lor și prorocii lor, bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. Și mi-au întors spatele, iar nu fața, și când i-am învățat, diz de dimineață i-am învățat și ei n-au voit să primească învățătură. În templul asupra căruia s-a chemat numele meu, au pus urăciunile lor întinându-l. Au făcut locuri în alte lui Baal, în valea fiilor lui Hinom, ca să treacă prin foc pe fiilor și pe fiicele lor în cinstea lui Moloch, ceea ce eu nu le-am poruncit și nici prin minte nu mi-a trecut că ei vor face această urăciune, ducând în păcat pe Iuda. Și acum, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cetatea aceasta de care ziceți: ea se va da în mâinile regelui Babilonului prin sabie, foamete și boala ciumei. Iată, îi voi aduna din toate țările prin care i-am împrăștiat în mânia mea și cu iuțimea mea și în marea mea întărătare, și îi voi întoarce la locul acesta și le voi da viață fără de primejdie. Ei vor fi poporul meu și eu le voi fi Dumnezeu. Și le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine în toate zilele vieții, spre binele lor și spre binele copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei legământ veșnic, după care eu nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și voi pune frica mea în inima lor, ca ei să nu se mai abată de la mine. Mă voi bucura să le fac bine și voi sădit tare în pământul acesta din toată inima mea și din tot sufletul meu, ca așa zice Domnul. După cum am adus asupra poporului acestuia acest mare rău, așa voi aduce asupra lor tot binele pe care l-am rostit pentru ei. Și vor cumpăra țarină în țara aceasta de care ziceți: aceasta este pustietate, fără oameni și fără vite, și este dată în mâna caldeilor. Vor cumpăra țarini pe argint, și le vor scrie în zapis, și îl vor pecetlui, și vor chema martori. Cumpăra vor țarini în pământul lui Veniamin și în prejurimile Ierusalimului, prin cetățile lui Iuda și prin cetățile din munți, prin cetățile din câmp, prin cetățile de la miază zi, că voi întoarce pe robii lor, zice Domnul. Capitolul 33 Fosta cuvântul Domnului către Ieremia a doua oară, când era el tot închis în curtea gărzii și a zis, Așa grăiește Domnul, cel ce a făcut pământul, Domnul cel ce a zidit și l-a întărit, al cărui nume este Domnul. Strigă către mine că eu îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și nepătrunse pe care tu nu le știi. Ca așa zice Domnul Dumnezeului Israel despre casele acestei cetăți și despre casele regilor lui Iuda care se strică pentru a fi făcute în tărituri împotriva împresurării și sabiei caldeilor, veniți să lupte și să le umple cu trupurile oamenilor pe care îi lovesc cu mânia mea și cu urgia mea și pentru ale căror fără de legi mi-am ascuns fața de la cetatea aceasta. Le voi lega rănile ca să-i vindec și le voi descoperi belșug de pace și de adevăr. Voi întoarce aici pe robii lui Iuda și pe robii lui Israel și voi așeza ca la început, îi voi curăți de necredința lor cu care au greșit ei înaintea mea, și le voi ierta toate, fără de legile lor cu care au păcătuit ei înaintea mea și au căzut de la mine. Ierusalimul va fi pentru mine nume de bucurie, laudă și cinste în fața tuturor popoarelor pământului, care vor auzi de toate bunătățile ce îi le voi face și se vor mira, se vor cutremura de toate binefacerile și de toată starea cea bună cu care îl voi învrednici. Așa zice Domnul în locul acesta de care voi ziceți că este pustiu și lipsit de oameni și de vite, precum și în cetățile lui Iuda și pe ulițile Ierusalimului, care sunt pustii, fără oameni, fără locuitori și vite, iar se va auzi glas de bucurie, glas de veselie, glas de mire și glas de mireasă, glasul celor ce zic, slăviți pe Domnul Savaot, că bun este Domnul, că în viac este mila Lui. Și glasul celor ce aduc jerfă de mulțumire în templul Domnului, căci voi întoarce robițării acesteia la starea cea de altă dată, zice Domnul. Așa zice Domnul Savaot. În țara aceasta, care este pustie, fără locuitori și fără vite și în toate cetățile ei, iarăși vor fi locașuri de păstori care își vor odihni turmele lor. În cetățile cele de munte, în cetățile cele de la șes și în cetățile de la miază zi, în pământul lui Veneamin, în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda, Iarăși se vor perinda turme pe sub mâna celui ce numără, zice domnul. Iată, vin zile când voi împlini acel cuvânt bun pe care l-am rostit eu pentru casa lui Israel și pentru casa lui Iuda, zice domnul. În zilele acelea și în vremea aceea, eu voi ridica lui David o draslă dreaptă, și aceea va face judecată și dreptate pe pământ. În zilele acelea, Iuda va fi izbăvit și Ierusalimul va trăi fără primejdie și odrazlei aceleia îi se va pune numele Domnul Dreptatea Noastră. Că așa zice Domnul, nu va lipsi lui David bărbat care să șadă pe scaunul casei lui Israel și preoții leviți nu vor avea lipsă de bărbat care să stea înaintea feței mele și să aducă în toate zilele arderi de tot, să aprindă tămâie și să săvârșească jerfe. Și a mai fost cuvântul domnului către Ieremia zicând: Așa zice domnul: De poți strica legământul meu cel pentru ziua și legământul meu cel pentru noapte, și să faci ca ziua și noaptea să nu mai vină la vremea lor, atunci poate se va strica și legământul meu cel încheiat cu robul meu David, ca să nu mai aibă el fiu care să domnească pe scaunul lui, de asemenea și cel încheiat cu leviții, preoți, slujitorii mei precum e nenumărată oștirea cerească și nenumărat nisipul mării, așa voi mulți neamului David, robul meu și al leviților celor ce-mi slujesc mie. Fosta iarăși cuvântul Domnului către Ieremia zicând, Nu vezi tu oare că poporul acesta zice, Domnul a lepădat cele două seminții pe care le alesese el, și ei disprețuiesc poporul meu ca și cum acesta n-ar fi popor în ochii lor. Așa zice Domnul, dacă legământul meu cel pentru ziua și pentru noapte și rânduiala cerului și a pământului nu le-am întărit eu, atunci și neamul lui Iacov și a lui David, robul meu, îl voi lepăda și nu voi mai lua stăpânitori din neamul lui pentru seminția lui Avraam și a lui Isaac și a lui Iacov, căci voi aduce înapoi pe prinșii lor de război și îi voi milui. Capitolul 34 Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, când Nabucodonosor, regele Babilonului și toată oștirea lui și toate regatele pământului supuse sub mâna lui și toate popoarele au venit cu război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților lui Iuda, zicând, Așa zice Domnul Dumnezeului Israel, Mergi și grăiește lui Sedechia, regele lui Iuda, și spune, Așa zice Domnul, Iată, voi da cetatea aceasta în mâinile regelui Babilonului și aceasta o va arde cu foc. Nici tu nu vei scăpa din mâna lui, ci vei fi cu adevărat luat și dat în mâinile lui. Ochii tăi vor vedea ochii regelui Babilonului și buzele lui vor grăi buzelor tale și vei merge la Babilon. Dar ascultă cuvântul domnului Sedechia, rege al lui Iuda. Așa zice domnul de tine, nu vei muri de sabie, ci vei muri în pace. Și precum s-a aprins tămâie pentru părinții tăi și pentru ceilalți regi care au fost înainte de tine la înmormântarea lor, așa se va aprinde și pentru tine și te vor plânge zicând, Vai, Doamne, că eu am rostit cuvântul acesta, zice Domnul. Și a spus Ieremia, prorocul, toate cuvintele acestea lui Sedechia, regele lui Iuda, în Ierusalim. În vremea aceea, oștirea regiului Babilonului se războia împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților lui Iuda care mai rămăseseră, și anume împotriva Lachișului și Azecăi, deoarece din cetățile lui Iuda numai acestea mai rămăseseră cetăți întărite. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, după ce regele Sedechia a încheiat legământ cu tot poporul ce era în Ierusalim ca să dea slobozenie așa încât fiecare să dea drumul robului său și roabei sale, evreu sau evreică, și ca nimeni să nu mai țină în robie evreu frate al său, și s-au supus toți cei mari și tot poporul care au încheiat legământul ca să dea fiecare drumul poporului său și roabei sale, ca să nu-i mai țină pe viitor în robie și au ascultat și s-au supus. După aceea, răzgândindu-se, au început să ia înapoi pe robii și pe roabele cărora le dăduseră drumul și siliră să le fie robi și roabe. Dar a fost cuvântul Domnului către Ieremia, căruia i-a zis din partea Domnului. Așa zice Domnul Dumnezeului Israel. Eu am încheiat un legământ cu părinții voștri când i-am scos din pământul Egiptului și din casa robiei și am zis. La sfârșitul anului al șaptelea să dea drumul fiecare din voi fratelui său, evreu, care ți s-a vândut ție, să-ți lucreze el șase ani, iar după aceea să-i dai drumul să fie slobod. Dar părinții voștri nu m-au ascultat și nu și-au plecat urechea lor. Acum voi v-ați întors și ați făcut cum e drept în ochii mei, dând fiecare slobozenie a propriului său și ați încheiat înaintea mea legământ în templul asupra căruia s-a chemat numele meu. Dar apoi v-ați răzgândit și ați necinstit numele meu, și ați întors fiecare pe robul vostru și pe roaba voastră, cărora le dăduse răzdrumul să se ducă unde le place, și îi siliți să vă fie robi și roabe. De aceea, așa zice Domnul: Voi nu v-ați supus mie ca să dați fiecare drumul apropiului vostru. Pentru aceea, iată, eu, zice Domnul, voi da libertate sabiei asupra voastră, ciumei și foametei și vă voi face pricină de groază pentru toate regatele pământului pe cei ce au călcat legământul meu și pe cei ce nu s-au ținut de cuvintele legământului pe care le-au încheiat înaintea feței mele, despicând în două vițelul și trecând printre cele două bucăți ale lui, pe cei mari ai lui Iuda și pe cei mari ai Ierusalimului, pe enuci, pe preoți și pe tot poporul țării care au trecut printre bucățile vițelului despicat, îi voi da în mâinile vrășmașilor și în mâinile celor ce vor să le ia viața, iar trupurile lor vor fi hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Pe Sedechia, regele lui Iuda și pe cei mari ai lui îi voi da în mâinile vrășmașilor lor și în mâinile celor ce vor să le ia viața, în mâinile oștirii Babilonului care s-a retras de la voi. Iată, eu voi da poruncă, zice Domnul, și voi întoarce la cetatea aceasta și vor năvăli asupra ei și o vor lua și o vor arde cu foc și cetățile lui Iuda le voi face pustiu nelocuit. Capitolul 35 Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia în zilele lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, Mergi în casa recabiților și vorbește cu ei și-i adu în templul Domnului într-o cămară și dă-le să bea vin. Atunci am luat eu pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habatinia, pe frații lui, pe toți fiii lui și toată casa recabiților și am dus în templul Domnului în cămara fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omului Dumnezeu care e lângă cămara dregătorilor, deasupra camerei lui Maasea, fiul lui Shalum, păzitorul pragului. Apoi am pus înaintea fiilor casei recabiților cupe pline cu vin și pahare și le-am zis, Beți vin! Dar ei au zis, Noi nu bem vin pentru că Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat poruncă zicând, Să nu beți vin nici voi, nici fiii voștri în veac, nici case să nu zidiți, nici semințe să nu semănați, nici vii să nu sădiți, nici să aveți, ci să trăiți în corturi în toate zilele vieții voastre, ca să trăiți vreme îndelungată pe pământul în care sunteți călători. Și noi am ascultat glasul lui Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, întru toate câte ne-a poruncit el, ca să nu bem vin în toate zilele noastre, nici noi, nici femeile noastre, nici fiii noștri, nici fiicele noastre, și să nu zidim case ca locuințe pentru noi, și să nu avem nici vii, nici țări, nici semănături, ci să trăim în corturi. Într-o toate ascultăm și facem toate câte ne-a poruncit Ionadab, strămoșul nostru. Când însă a venit Nabucodonosor, regele Babilonului, împotriva acestei țări, noi am zis, Hai să intrăm în Ierusalim dinaintea oștirilor caldeilor și a oștirilor sirienilor. Și iată, acum trăim în Ierusalim. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia și a zis, Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Mergi și spune bărbaților lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului, se poate oare să nu luați voi învățătură din aceasta și să nu ascultați cuvântul meu, zice Domnul. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, pe care le-a spus fiilor săi de a nu bea vin, se împlinesc și ei nu beau până în ziua de astăzi pentru că se supun celor rânduite de tatăl lor. Iar eu necontenit v-am vorbit, v-am vorbit dis de dimineață și voi nu m-ați ascultat. Trimis am la voi pe toți prorocii robii mei, i-am trimis dis de dimineață și am zis, să se întoarcă fiecare de la calea lui ce și să vă îndreptați purtările și să nu mergeți după alți Dumnezei ca să le slujiți și veți trăi în pământul acesta pe care l-am dat vouă și părinților voștri. Dar voi nu v-ați plecat urechea și nu m-ați ascultat. Deoarece fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, împlinesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, iar poporul meu nu mă ascultă, de aceea, așa zice Domnul Dumnezeu Savaot, Dumnezeul lui Israel, Iată, eu voi aduce asupra lui Iuda și a tuturor locuitorilor Ierusalimului tot răul acela pe care l-am rostit asupra lor, pentru că eu le-am vorbit și ei n-au ascultat, i am chemat și ei n-au răspuns. Iar ca să recabiților, Ieremia i-a grăit. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, pentru că voi ați ascultat porunca lui Ionadab, tatăl vostru, și păziți toate poruncile lui și în toate faceți cum v-a poruncit el, de aceea așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Nu va lipsi lui Ionadab, fiul lui Recab, bărbatul care să stea înaintea feței mele în toate zilele. Capitolul 36. În anul al patrulea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a fost de la Domnul către Ieremia cuvântul acesta. Iați un sul de hârtie și scrie pe el toate cuvintele pe care ți le-am grăit eu despre Israel, despre Iuda și despre toate popoarele din ziua de când am început a-ți grăi, din zilele lui Iosia și până în ziua de astăzi. Că poate va auzi casa lui Iuda tot răul ce mi-am pus în gând să îl fac, ca să se întoarcă fiecare de la calea sa cea rea, pentru ca eu să le iertă nedreptățile lor și păcatele lor. Atunci a chemat Ieremia pe Baruch, fiul lui Neria, și după spusa lui Ieremia, a scris Baruch pe hârtia sulului toate cuvintele Domnului pe care le grăise el aceluia. Și a poruncit Ieremia lui Baruch și a zis, Eu sunt închis și nu mă pot duce în templul Domnului, deci, du-te tu și cuvintele Domnului din gura mea scrise de tine în sul, citește-le în templul Domnului în ziua postului, în auzul poporului. Citește-le de asemenea și în auzul tuturor acelora din Iuda care sunt veniți de prin toate cetățile. Poate vor înălța rugă smerită înaintea feței Domnului și se va întoarce fiecare de la calea sa cea rea, căci mare este mânia și supărarea pe care a arătat-o Domnul asupra poporului acestuia și a făcut Baruch, fiul lui Neria, tot ce a poruncit Ieremia, citind în templul Domnului cuvintele Domnului cele scrise în sul. În anul al cincilea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, în luna a opta, a vestit post înaintea feței Domnului pentru tot poporul din Ierusalim și pentru tot poporul care venise la Ierusalim de prin orașele lui Iuda și cuvintele lui Ieremia, cele scrise în sul, le-a citit Baruch în templul Domnului, în camera lui Gemaria, fiul lui Șafan, scriitorul, în curtea de sus, la intrarea de la poarta cea nouă a templului Domnului, în auzul poporului. Iar Mihea, fiul lui Gemaria, fiul lui Șafan, a auzit toate cuvintele Domnului cele scrise în sul. Și s-a coborât în casa regelui, în camera secretarului regelui, și iată, acolo stăteau toți dregătorii, Elișama, secretarul regelui, Delaia fiului Shemaia, Elnatan fiului Acbor, Gemaria fiului Șafan, Sedechia fiului Hanania și toți ceilalți dregători. Și le-a povestit acestora Miheia toate cuvintele ce le auzise când a citit Baruch cartea în auzul poporului. Atunci dregătorii au trimis la Baruch pe Yehudi, fiul Netania, fiul lui Shelemia, fiul ca să-i spună cartea pe care tu ai citit-o în auzul poporului să o iei în mâna ta și să vii. Atunci Baruch, fiul lui Neria, a luat cartea în mâna sa și a venit la ei, iar ei i-au zis, șezi și ne citește în auz, și a citit Baruch în auzul lor. Iar dacă au ascultat ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alții și au zis către Baruch, Vom spune numai decât regelui toate cuvintele acestea. Și apoi au întrebat pe Baruch, Spune-ne însă, cum ai scris tu din gura lui toate cuvintele acestea? Și Baruch le-a spus, el mi-a rostit cu gura sa toate cuvintele acestea, iar eu le-am scris cu cerneală în sulul acesta. Atunci au zis dregătorii către Baruch, Du-te și te ascunde și tu și Ieremia, ca nimeni să nu știe unde sunteți. Apoi ei s-au dus la rege în palat, iar cartea au lăsat-o în odaia lui Elișama, secretarul regelui, și au spus în auzul regelui toate cuvintele acestea, și a trimis regele pe Yehudi să aducă îndată cartea și acesta a luat-o din camera lui Elișama, secretarul regelui. Și a citit-o Yehudi în auzul regelui și în auzul tuturor dregătorilor care stăteau lângă rege. În vremea aceea, în luna a noua, regele ședea în palatul de iarnă și înaintea lui ardea o tavă cu jeratic. După ce a citit Yehudi trei sau patru coloane, Regele a tăiat cu cuțitașul secretarului cartea și i-a aruncat-o în focul de pe tavă, nimicind-o toată. Și nu s-au temut, nici și-au sfâșiat hainele lor, nici regele, nici toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acestea. Deși el Natan, Delaia și Gemaria au rugat pe rege să nu ardă cartea, el însă nu i-a ascultat. Și a poruncit regele lui Ierahmeel, fiul regelui, și lui Șerai, fiul lui Azirel, și lui Șelemia, fiul lui Abdeel, să prindă pe scriitorul Baruch și pe Ieremia, prorocul, dar Domnul i-a ascuns. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia, după ce regele a ars cartea și cuvintele pe care Baruch le scrisese din gura lui Ieremia și -a zis, i-a zis, Ia-ți alt sul de hârtie și scrie în el toate cuvintele de mai înainte care au fost în celălalt sul pe care l-a ars Ioachim, regele lui Iuda, iar regelui lui Iuda, Ioachim, să-i spui. Așa zice Domnul, tu ai ars cartea aceasta zicând, pentru ce ai scris în ea? Va veni îndată regele Babilonului și va pusti țara aceasta și va pierde oamenii și dobitoacele din ea? De aceea așa zice Domnul despre Ioachim, regele lui Iuda. Nu va mai fi din el urmaș care să șadă pe scaunul lui David. Trupul lui va fi aruncat în arșița zilei și în frigul nopții și îl voi pedepsi pe el și neamul lui și slugile lui pentru nedreptatea lor. Voi aduce asupra lor și asupra locuitorilor Ierusalimului și asupra oamenilor lui Iuda tot răul pe care l-am rostit asupra lor, și ei n-au ascultat. Și a luat Ieremia alt sul de hârtie și l-a dat lui Baruch, scritorul fiului Neria, și acesta a scris în el din gura lui Ieremia toate cuvintele din sulul cel aruncase în foc Ioachim, regele lui Iuda, și a mai adăugat la ele multe cuvinte asemenea acelora. Capitolul 37 În locul lui Iehonia, fiul lui Ioachim, a fost făcut rege Sedechia, fiul lui Iosia, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, l-a pus rege în țara lui Iuda. Dar nici el, nici slujitorii lui și nici poporul țării n-au ascultat cuvintele Domnului cele grăite prin prorocul Ieremia. Regele Sedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Sofonie, preotul fiului Maaseia, și Ieremia, prorocul, ca să-i zică, Roagă-te pentru noi, Domnului Dumnezeului nostru! Căci pe atunci Ieremia intra și umbla încă slobot prin popor, pentru că nu l-aruncaseră încă în închisoare. Oștirea lui Faraon a ieșit din Egipt, iar caldeii care împresuraseră Ierusalimul, auzind vestea aceasta, s-au retras de la Ierusalim. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia, prorocul, și a zis, Așa grește Domnul Dumnezeului Israel, regelui lui Iuda, care v-a trimis la mine să mă întrebați, așa să-i spuneți. Iată, oștirea lui Faraon, care va veni în ajutor, se va întoarce în țara sa, în Egipt, iar caldeii vor veni din nou și vor lupta împotriva cetății acesteia, o vor lua și o vor arde cu foc. Așa zice Domnul, nu vă înșelați pe voi înși vă zicând, fără îndoială se vor duce de la noi caldeii, că nu se vor duce, Chiar dacă ați fărâma cu totul oștirea caldeilor care luptă împotriva voastră și ar rămâne la ei numai răniți, apoi și aceea s-ar ridica fiecare din cortul său și ar arde cetatea aceasta cu foc. În vremea când oștirea caldeilor s-a retras de la Ierusalim din pricina oștirii egiptene, Ieremia a plecat din Ierusalim ca să se ducă în țara lui Venemin să descurce niște triburi de moștenire cu cei de acolo. Dar, când se afla el la poarta lui Venamin, căpetenia Gărzii, care era acolo și se numea Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania, a prins pe Iremia proorocul și i-a zis: Tu vrei să fugi la Caldei? Aceasta este minciună, eu nu vreau să fug la Caldei, a zis Iremia. Dar, fără să-l asculte, Ireia l-a arestat pe Iremia și l-a dus la dregători. Și s-au mâniat dregătorii pe Ieremia, l-au bătut și l-au închis în temniță în casa lui Ionatan, scritorul, pentru că o făcuseră temniță. Și după ce a intrat Ieremia în temniță, în beci, și a stat acolo Ieremia zile multe, regele Sedechea a trimis și l-a adus. Și l-a întrebat regele în casa sa, în taină, și i-a zis, N-ai oare cuvânt de la Domnul? Iar Ieremia a zis, Baam! Și a adăugat, Tu vei fi dat în mâinile regelui Babilonului. Și a mai zis Iremia către regele Sedechia, Cu ce am greșit eu înaintea ta, înaintea slujitorilor tăi și înaintea poporului acestuia, de m-ați băgat în temniță? Și unde sunt prorocii voștri care v-au prorocit și au zis, Regele Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva pământului acestuia? Și acum ascultă, domnul meu rege, să aibă trecere cererea mea înaintea ta și să nu mă mai întorc în casa lui Ionatan, scriitorul, ca să nu mor acolo și a dat regele Sedechia poruncă să închidă pe Ieremia în curtea temniței și i s-a dat câte o bucată de pâine pe zi din ulița pitarelor până s-a isprăvit pâinea în cetate. Și așa a rămas Ieremia în curtea temniței. Capitolul 38 și Șefatia, fiului Matan, și Gedalia, fiului Pashor, Iucal, fiul lui Șelemia, și Pașhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele pe care le-a rostit Ieremia către tot poporul, zicând, Așa zice Domnul, cine va rămâne în această cetate va muri de sabie, de foame și de boala ciumei, iar cel ce se va duce la caldei va trăi, va avea ca pradă viața lui și va rămâne viu. Așa zice Domnul, cetatea aceasta va fi dată fără îndoială în mâinile oștirilor regelui Babilonului și o vor lua. Atunci căpetenii le au zis către rege, omul acesta să fie dat morții pentru că el descurajează pe luptătorii care au rămas în cetatea aceasta și pe tot poporul, spunându-le asemenea cuvinte, căci omul acesta nu dorește propășirea poporului său, ci nenorocirea. Iar regele Sedichia a zis, iată, e în mâinile voastre, căci regele nu poate să facă nimic împotriva voastră. Atunci au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul regelui, care era în curtea temniței, coborându-l în ea cu funii. În groapa aceea nu era apă, ci numai noroi și s-a afundat Ieremia în noroi. Ebed Melec, etiopianul, unul din enucii care se aflau în casa regelui, auzind că Ieremia a fost aruncat în groapă, regele ședea atunci la poarta lui Veniamin, a ieșit din palatul regal și a zis către rege, Domnul meu rege, rău au făcut oamenii aceștia care s-au purtat așa cu Ieremia prorocul pe care l-au aruncat în groapă. El va muri acolo de foame pentru că nu mai este pâine în cetate. Atunci regele a dat poruncă lui Ebed Melec, etiopianul, zicând, Ia de aici treizeci de oameni și scoate pe Ieremia prorocul din groapă până nu moare și a luat ebed melec cu sine oameni și a intrat în palatul regal, în veșmântărie și a luat de acolo bucăți de haine vechi și rupturi și le-a dat drumul cu frânghia în groapă la Ieremia. Și a zis ebed melec etiopianul către Ieremia, Pune aceste cârpe și rupturi vechi ce ți s-au aruncat la sub tale sub frânghie. Și a făcut Ieremia așa. Și au tras pe Ieremia din groapă și a rămas Ieremia în curtea temniței. Atunci regele Sedechia a trimis și a chemat pe Ieremia prorocul la sine, la ușa a treia a templului Domnului și a zis regele către Ieremia, Am să te întreb ceva, dar să nu ascunzi nimic de mine. Iar Ieremia a zis către Sedechia, Dacă îți voi descoperi, nu mă vei da oare morții și de voi da sfat, îl vei asculta tu oare? Zisa regele Sedechia către Ieremia, Viu este Domnul care ne-a dat această viață nu te voi da la moarte, nici în mâinile acestor oameni care vor să-ți ia viața nu te voi da. Atunci a zis Iremia către Sedechia. Așa zice Domnul Dumnezeul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Dacă tu vei ieși la căpeteniile regelui Babilonului, vei scăpa cu viață și cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc și vei trăi și tu și casa ta. Iar de nu vei ieși la căpeteniile regelui Babilonului, Cetatea aceasta va fi dată în mâinile caldeilor care o vor arde cu foc și nici tu nu vei scăpa din mâinile lor. Iar regele Sedechia a zis către Ieremia, Mă tem de iudeii care au trecut la caldei, ca nu cumva să nu fiu dat de caldei pe mâna lor și ca nu cumva aceia să-și bată joc de mine. Zisa Ieremia, nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în cele ce-ți grăiesc eu și bine-ți va fi și sufletul tău va fi viu. Iar dacă tu nu vei vrea să ieși, atunci iată cuvântul pe care mi l-a descoperit Domnul. Toate femeile care au rămas în casa regelui lui Iuda vor fi duse la căpeteniile regelui Babilonului și acelea vor zice Te-au amăgit și te-au înșelat bunii tăi prieteni, piciorul tău s-a afundat în noroi și aceștia au fugit de tine. Și toate femeile tale și copiii tăi vor fi dați caldeilor și nici tu nu vei scăpa din mâinile lor ci vei fi prins de mâna regiului Babilonului și această cetate va fi arsă. Zisa Sedechia către Ieremia. Nimeni nu trebuie să știe cuvintele acestea și atunci tu nu vei muri. Iar de vor auzi căpeteniile că eu am grăit cu tine și de vor veni la tine și îți vor zice Spune ce-ai vorbit cu regele, nu ascunde de noi și nu te vom da la moarte și ce ți-a vorbit regele, atunci să le spui. Am prezentat înaintea regiului cererea mea ca să nu mă trimită înapoi la casa lui Ionatan și să mor acolo. Atunci au venit toți dregătorii la Ieremia și l-au întrebat, iar el le-a răspuns în tocmai cum îi poruncise regele și aceea tăcând l-au lăsat pentru că n-au aflat nimic. Și a rămas Ieremia în curtea timniței până în ziua în care a fost luat Ierusalimul, căci Ierusalimul a fost luat. Capitolul 39 În anul al 9-lea lui Sedechia, regele lui Iuda, în luna a 10 -a, Nabucodonosor, regele Babilonului, a venit cu toată oștirea la Ierusalim și l-a împresurat. Iar în anul al 11-lea a lui Sedechia, în luna a 4 -a, în ziua a 9-a lunii acesteia, cetatea a fost luată și au intrat în ea și s-au așezat la porțile de la mijloc toate căpeteniile regelui Babilonului, Nergal, Șarețer, Samgar, Nebu, Sarsehim, căpetenia enucilor, Nergal, Șarețer, căpetenia vrăjitorilor și toate celelalte căpetenii ale regelui Babilonului. Când Sedechea, regele lui Iuda și toți oamenii de oaste i-au văzut, au fugit și au ieșit noaptea din cetate prin grădina regelui pe poarta dintre cele două ziduri și au apucat pe calea șesului. Dar oștirea caldeilor a alergat după ei și a ajuns pe sedechea în șesul Ierihonului, l-au prins și l-au dus la Nabucodonosor, regele Babilonului, la Ribla, în țara Hamat, unde acesta a rostit judecată asupra lui. Atunci, regele Babilonului a junghiat pe fiii lui Sedechia în Ribla, înaintea ochilor acestuia, și pe toți dregătorii lui Iuda i-a junghiat regele Babilonului. Iar lui Sedechia i-a scos ochii și l-a pus în cătușe ca să-l ducă la Babilon. Casa regelui și casele poporului le-au ars caldeii cu foc, iar zidurile Ierusalimului le-au dărâmat restul poporului care rămăsese în cetate, pe fugarii care trecuseră la el și pe celălalt popor ce mai rămăsese, Nebuzaradan, căpetenia gărzii regelui, i-a dus robi în Babilon. Pe cei săraci din popor care nu aveau nimic, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a lăsat în pământul lui Iuda și tot atunci le-a dat viile și țarinile. Iar cu privire la Ieremia, Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dat lui Nebuzaradan căpetinia gărzii porunca aceasta. Ial și să ai purtare de grijă pentru el, să nu-i faci niciun rău, ci să te porți cu el așa cum îți va zice el. Nebuzaradan, căpetinia gărzii, Nebușazban, căpetinia inucilor, Nergal, șarețer, căpetinia vrăjitorilor și toate căpeteniile regelui Babilonului au trimis și au luat pe Ieremia din curtea temniței și l-au încredințat lui Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, ca să-l ducă acasă. Așa a rămas el să locuiască în mijlocul poporului. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia, pe când era el încă ținut în curtea temniței și i-a zis, Mergi și spune lui Ebed Melech Etiopianul, Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, Iată, eu voi împlini cuvintele mele despre cetatea aceasta spre rău, iar nu spre binele ei, și se vor împlini ele în ziua aceea înaintea ochilor tăi. Dar pe tine te voi izbăvi, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te tem. Te voi izbăvi și nu vei cădea în sabie, sufletul tău va rămâne la tine ca și când ai fi dobândit o pradă, pentru că tu ți-ai pus nădejdea în mine, zice Domnul. Capitolul 40 Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, după ce Nebuzaradan, căpetinia gărzii, i-a dat drumul din Rama, unde fusese găsit ferecat în lanțuri, în mijlocul celorlalți robi ai Ierusalimului și ai lui Iuda, care au fost strămutați la Babilon. Atunci a luat căpetinia gărzii pe Ieremia și i-a zis, Domnul Dumnezeul tău a rostit această nenorocire asupra locului acestuia." și acum a adus-o peste el și a făcut ceea ce zisese, pentru că ați păcătuit înaintea Domnului și n-ați ascultat glasul lui, de aceea va și ajuns pe voi aceasta. Deci, iată, eu îți dau drumul din lanțurile ce le ai la mâini. De vrei să mergi cu mine la Babilon, vino și eu voi avea grijă de tine, iar de nu ai plăcere să mergi cu mine la Babilon, rămâi. Iată, toată țara e înaintea ta, unde vrei și unde îți place, acolo du-te. Înainte de a ieși el, Nebuzaradan i-a zis, Du-te la Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care regele Babilonului l-a pus căpetenie peste cetatea Ierusalimului și rămâi cu dânsul în mijlocul poporului sau du-te unde îți place ție să te duci. Și căpetenia gărzii i-a dat merinde și daruri și l-a slobozit. Deci a venit Ieremia la Godolia, fiul lui Ahicam, la Mizpa și a trăit cu el în mijlocul poporului care rămăsese în țară. Auzind toate căpeteniile oștirilor care erau în câmp cu oamenii lor, că regele Babilonului a pus pe Godolia, fiul lui Ahicam, căpetenii peste țară și i-a încredințat lui bărbații, femeile și copiii și pe aceia din săracii țării care n-au fost strămutați la Babilon, au venit la Godolia în Mitzpa Ismael, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Carea, Seraia, fiul lui Tanhumet și fiul lui Efai Netofitul și Ezania, fiul lui Macaat, ei și oamenii lor. Iar Godolia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, li s-a jurat lor și oamenilor lor zicând, Nu vă temeți a sluji caldeilor, rămâneți în țară, slujiți regelui Babilonului și vă va fi bine. Iar eu voi rămâne în Mitspa ca să mijlocesc înaintea caldeilor care vor veni la noi, voi însă strângeți vinul și fructele verii și unde lemnul și le puneți în vasele voastre și trăiți în cetățile voastre în care vă aflați. De asemenea și toți iudeii care se aflau în Moab, la amoniți, în Idumea și prin toate țările au auzit că regele Babilonului a lăsat o parte din iudeii și a pus peste ei pe Godolia fiului Hahicam, fiului Șafan. Și s-au întors toți acești iudei de prin toate locurile pe unde fusese împrăștiați și au venit în pământul lui Iuda, la Godolia, în Mițpa și au adunat vin și fructe multe foarte. Iar Iohanan, fiul lui Carea și toate căpeteniile oștirii care erau în câmp, au venit la Godolia, în Mițpa și au zis către dânsul, Știi tu oare că Baalis, regele amoniților, a trimis pe Ismael, fiul lui Netania, ca să te ucidă? Dar Godolia, fiul lui Ahikam, nu i-a crezut. Atunci Iohanan, fiul lui Karea, a spus lui Godolia în taină la Mitzpa. dă -mi voie să mă duc să ucid pe Ismael, fiul lui Netania, și nimeni nu va afla. De ce îl lași să te ucidă el pe tine și să se risipească toți cei din Iuda care s-au adunat la tine și să piară rămășița lui Iuda? Însă Godolia, fiul lui Ahikam, a zis către Iohanan, fiul lui Karea, să nu faci aceasta, căci tu grăiești neadevăr despre Ismael. Capitolul 41 Prin luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama din neam regesc, a venit cu dregătorii regelui și cu zece oameni la Godolia, fiul lui Ahikam, în Mițpa și au mâncat acolo pâine împreună. Apoi s-a sculat Ismael, fiul lui Netania, și cei zece oameni care erau cu el și au lovit cu sabia pe Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și au ucis pe acela pe care regele Babilonului îl pusese căpetenie peste țară. De asemenea, au ucis Ismael și pe toți Judei care erau cu Godolia în Mițpa, precum și pe caldeii oșteni care se aflau acolo. Iar a doua zi, după uciderea lui Godolia, pe când nu știa nimeni de aceasta, au venit din Sihem, din Shiloh și din Samaria 80 de oameni cu bărbiile rase și cu hainele sfâșiate și cu tăieturi pe trup, aducând daruri și tămâie în mâinile lor pentru jerfă în templul Domnului. Iar Ismael, fiul lui Netania din Mițpa, a ieșit într-o întâmpinarea lor și, mergând el plângând, s-a întâlnit cu ei și le-a zis, Duceți-vă la Godolia, fiul lui Ahikam." Și după ce au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, i-a ucis și i-a aruncat într-o groapă ajutată de oamenii care erau cu el. Dar s-au găsit printre aceștia zece oameni care au zis lui Ismael, Nu ne ucide căci noi avem agonisel de grâu, de orz, de unde lemn și de miere ascunse la câmp." Și el s-a oprit și nu i-a omorât pe aceia împreună cu ceilalți fraței lor. Groapa însă în care a aruncat Ismael toate trupurile oamenilor pe care el i-a ucis pentru Godolia, era chiar aceea pe care o făcuse regele Asa, temându-se de Baeșa, regele lui Israel. Pe aceasta au umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși. Apoi Ismael a luat ca prizonieri tot restul de popor ce era în Mițpa, pe fiicele regelui și tot poporul ce mai rămăsese în Mițpa, pe care Nebuzadaran, căpetenia gărzii, îl încredințase lui Godolia, fiul lui Ahikam, și luându-i pe aceștia, Ismael, fiul lui Netania, s-a îndreptat spre fiul lui Amon. Dar când Iohanan, fiul lui Carea și toți căpitanii oștirii care erau cu el au auzit de nelegiuirile ce săvârșise Ismael, fiul lui Netania, au luat toți oamenii lor și s-au dus să se bată cu Ismael, fiul lui Netania, și l-au ajuns la iazul cel mare din Gabaon, când tot poporul ce era cu Ismael a văzut pe Iohanan, fiul lui Carea, și pe toate căpeteniile oștirii care erau cu dânsul, s-au bucurat. Și s-a întors tot poporul pe care Ismael îl ducea în robie din Mițpa și, plecând, s-a dus la Iohanan, fiul lui Carea, iar Ismael, fiul lui Netania, a fugit de Iohanan cu opt oameni și s-a dus la fiul lui Amon. Atunci Iohanan, fiul lui Carea și toate căpeteniile oștirii care erau cu el, au luat din Mițpa tot poporul ce rămăsese și pe care îl scăpase de Ismael, fiul lui Netania, după ce acesta ucisese pe godolia fiului Ahikam bărbații, oștenii, femeile, copiii și enucii pe care îi scosese din Gabon și s-a dus și s-a oprit în satul Chemham, lângă Betleem ca apoi să plece în Egipt de teama caldeilor, căci se temea de ei pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Godolia, fiul lui Ahicam, pe care regele Babilonului îl pusese căpetenie peste țară. Capitolul 42 atunci toate căpeteniile oștirii și Iohanan, fiul lui Careia, și Azaria, fiul lui Hoșaia, și tot poporul de la mic până la mare, au venit și au zis către Ieremia, prorocul, Să aibă primire rugămintea noastră înaintea ta! Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru noi, pentru toți care au rămas, că din mulți puțini au rămas, cum ne vezi cu ochii tăi! Roagă-te ca Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea pe care să mergem și ce să facem, zisa către ei Ieremia prorocul. Ascult și iată, mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cuvântul vostru și tot ce vă va răspunde Domnul vă voi spune și nu voi ascunde de voi niciun cuvânt. Iar ei au zis către Ieremia, Domnul să fie martor împotriva noastră, credincios și adevărat, dacă nu vom face în tocmai după cuvântul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va fi trimis pentru noi fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru către care te trimitem ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. După trecerea a zece zile a fost cuvântul Domnului către Ieremia și a chemat acesta la el pe Iohanan, fiul lui Carea și pe toate căpeteniile oștirii care erau cu el și tot poporul de la mic până la mare și le-a zis, Așa zice Domnul Dumnezeului Israel către care m-ați trimis ca să aduc înaintea lui rugămintea voastră. De veți rămâne în țara aceasta, eu vă voi zidi și nu vă voi mai dărâma, vă voi sădi și nu vă voi mai smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Nu vă temeți de regele Babilonului de care vă cutremurați, nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă izbăvesc din mâna lui și vă voi arăta milă și el se va milostivi spre voi și vă va întoarce în pământul vostru. Iar de veți zice, nu vrem să trăim în țara aceasta și de nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru și veți zice, ba, noi ne ducem în țara Egiptului unde război nu vom avea și glas de trâmbiță nu vom auzi și foame nu vom duce și acolo vom trăi. Apoi ascultați cuvântul Domnului voi care ați mai rămas din Iuda. Așa zice Domnul Savaot Dumnezeului Israel. Dacă voi vă întoarceți cu hotărâre nestrămutată fața voastră ca să vă duceți în Egipt, și vă veți duce să trăiți acolo, sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului, și foamea de care vă îngroziți vă va însoți pașii voștri acolo, în Egipt, și acolo veți muri. Toți cei ce își întorc fața lor ca să se ducă în Egipt și să trăiască acolo vor muri de sabie, de foame și de molimă și nici unul din ei nu va rămâne și nu va scăpa din nenorocirea aceea pe care o voi aduce asupra lor. Căci așa zice Domnul Savaot Dumnezeului Israel, Cum s-a vărsat mânia mea și iuțimea mea asupra locuitorilor Ierusalimului, așa se va vărsa iuțimea mea și asupra voastră când vă veți duce în Egipt și veți fi blestem și grozăvie, ocară și râs și nu veți mai vedea locul acesta. Vă, cei rămași ai lui Iuda, vă zice Domnul, nu vă duceți în Egipt. Să stați bine că eu astăzi v-am spus lucrul acesta în chip solemn. Vă faceți rău vouă și vă trimițându-mă la Domnul Dumnezeul vostru, zicând, roagă pentru noi Domnului Dumnezeului nostru și tot ce va zice Domnul Dumnezeul nostru să ne spui și noi vom face. Așadar, eu v-am spus acum, dar voi n-ați ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru și toate cu câte m-a trimis El la voi. Deci să știți că veți muri de sabie, de foamete și de ciumă în locul acela unde voiți să vă duceți ca să trăiți. Capitolul 43. După ce Ieremia a spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele acelea cu care Domnul Dumnezeul lor îl trimisese la ei, atunci Azaria, fiul lui Hoșaia, Iohanan, fiul lui Carea, și toți oamenii cei îngânfați au zis către Ieremia, Neadevăr spui, nu te-a trimis Domnul Dumnezeul nostru să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să trăiți acolo. Ci Baruch, fiul lui Neria, te-a împotriva noastră ca să ne dea în mâinile caldeilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon. Apoi Iohanan, fiul lui Carea, toate căpetinile oștirii și tot poporul n-au ascultat glasul Domnului ca să rămână în pământul lui Iuda. Și Iohanan, fiul lui Carea, și toate căpetenii oștirii, au luat pe toți cei care rămăseseră din Iuda și care se întorseseră din toate neamurile pe unde fuseseră izgoniți, ca să trăiască în pământul lui Iuda bărbați, femei și copii, fetele regelui și pe toți aceia pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzii, îi lăsase cu Godolia, fiului Ahicam, fiului Șafan, pe Ieremia, prorocul și pe Baruch, fiului Neria, și s-au dus în țara Egiptului că n-au ascultat glasul Domnului și au mers până la Tahpanhes, iar la Tahpanhes a fost cuvântul Domnului către Ieremia zicând Ia în mâinile tale niște pietre mari și le ascunde în lut frământat la intrarea casei lui Faraon în Tahpanhes înaintea ochilor iudeilor și să le spui Așa grește Domnul Savot, Dumnezeul Dumnezeului Israel. Iată, eu voi trimite și voi lua pe Nabucodonosor, regele Babilonului, robul meu, și voi așeza tronul lui pe aceste pietre ascunse de mine și își va întinde el pe ele cortul său cel minunat. El va veni și va lovi țara Egiptului. Cel rânduit spre moarte va fi dat morții, cel rânduit pentru robie va merge în robie și cel rânduit spre sabie va cădea de sabie. Voi aprinde foc în capiștile Dumnezeilor Egiptului, Nabucodonosor le va arde pe acelea, pe idoli îi va distruge cu totul și se va îmbrăca cu țara Egiptului cum se îmbracă păstorul cu haina sa și va ieși de acolo nesupărat. El va sfârma stâlpii templului soarelui de la On și capiștile Dumnezeilor Egiptului le va arde cu foc. Capitolul 44 cuvântul ce a fost către Ieremia pentru toți iudeii care trăiau în țara Egiptului și care se așezară în Migdol, în Tahpanhes, în Nof și în țara Patros. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Ați văzut toată nenorocirea pe care am adus-o eu asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăților lui Iuda. Iată, acelea sunt acum pustii și nimeni nu mai locuiește în ele, pentru necredința lor pe care au săvârșit-o ele, mâniindu-mă și mergând să tămâieze și să slujească altor Dumnezei pe care nu i-au cunoscut nici ei, nici voi, nici părinții voștri. Trimis am la voi necontenit pe toți slujitorii mei prorocii, i-am trimis dis de dimineață ca să vă spună, nu faceți acest lucru urăcios pe care eu îl urăsc. Dar ei n-au ascultat și nu și-au plecat urechea lor ca să se întoarcă de la necredință și să nu tămâieze altor Dumnezei. De aceea s-a revărsat urgia mea și mânia mea și s-a aprins în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului și s-au prefăcut acelea în ruine și în pustiu, cum vedeți astăzi. Iar acum, așa zice Domnul Dumnezeu Savaot, Dumnezeul lui Israel, pentru ce faceți voi acest rău mare sufletelor voastre, pierzând din cuprinsul lui Iuda bărbați, femei, copii și prunci, ca să nu lăsați după voi rămășiță mâniindu-mă prin lucrul mâinilor voastre, prin tămâierea altor Dumnezei în pământul Egiptului, unde ați venit să trăiți, ca să vă pierdeți pe voi înși vă și să ajungeți blestem și de mare înaintea tuturor neamurilor pământului. Au doar ați uitat fără de legile părinților voștri, fără de legile regilor lui Iuda și cele ale femeilor lor, fără de legile voastre și cele ale femeilor voastre săvârșite în țara lui Iuda și pe ulițile Ierusalimului? Ei nu s-au smerit nici astăzi și nu se tem și nu se poartă după legea mea și după poruncile mele pe care vi le-am dat vouă și părinților voștri. De aceea, așa zice Domnul Savăot Dumnezeul lui Israel. Iată, eu voi întoarce fața mea împotriva voastră și spre nimicirea întregului Iuda. Și voi lua pe iudeii care au rămas și care și-au întors fața lor și s-au dus în țara Egiptului ca să trăiască acolo, toți aceia vor fi nimiciți, vor cădea în țara Egiptului, de foamete și de sabie vor fi nimiciți, vor muri de sabie și de foamete de la mare până la mic și vor ajunge de blestem, de ocară, de groază și de râs. Voi pedepsi pe cei ce locuiesc în țara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul cu sabie, cu foamete și cu ciumă, și nimeni nu va scăpa și nu va rămâne din rămășița iudeilor care au venit în țara Egiptului ca să trăiască acolo și apoi să se întoarcă în țara lui Iuda, unde doresc ei din tot sufletul să se întoarcă ca să trăiască acolo. Nimeni nu se va întoarce decât numai aceia care vor fugi de aici. Atunci au răspuns lui Ieremia toți bărbații care știau că femeile lor tămăiază pe alți Dumnezei și toate femeile care se aflau acolo în număr mare și tot poporul care locuia în pământul Egiptului în patros și au zis Cuvântul pe care tu l-ai grăit în numele Domnului nu voim să-l ascultăm de la tine, dar vom face tot ce am făgăduit cu gura noastră, vom tămâia pe zeița cerului și vom săvârși pentru ea jerfe cu tornare, cum am mai făcut și noi și părinții noștri, regii noștri și mai mari noștri în cetățile lui Iuda și pe ulițile Ierusalimului, că atunci eram sătui și fericiți și n-am văzut nenorociri. Iar de când am încetat de a mai tămâia pe zeița cerului și ai săvârși jerfe cu tornare, suferim toate lipsurile și pierim de sabie și de foame și femeile au adăugat. Când tămâiam noi pe zeița cerului și îi săvârșeam jerfe cu turnare, oare fără știrea bărbaților noștri îi făceam noi turte cu chipul ei și îi săvârșeam jerfe cu turnare? Atunci Ieremia a zis către tot poporul, către bărbați și către femei și către oamenii care îi răspundeau astfel. Oare nu această tămâiere pe care o săvârșeați în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului și voi și părinții voștri, regii voștri și mai mari voștri și ai poporului țării o amintește Domnul? Oare nu ea i s-a suit la inimă? Domnul n-a mai putut suferi faptele voastre cererele și urăciunile pe care le făceați și de aceea s-a și prefăcut țara voastră în pustietate, lucru de spaimă și de blestem și fără locuitori, cum vedeți acum, Deoarece voi, săvârșind acea tămâiere, ați greșit înaintea Domnului și n-ați ascultat glasul Domnului, nu v-ați purtat după legea Lui, după poruncile Lui și după rânduiala Lui, de aceea v-a ajuns nenorocirea aceasta, cum vedeți acum. Și a mai zis Ieremia către tot poporul și către toate femeile. Ascultați cuvântul Domnului, voi toți iudeii, cei ce sunteți în țara Egiptului. Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel. Voi și femeile voastre, ceea ce ați grăit cu gurile voastre, aceea ați făcut și cu mâinile și mai și ziceați, vom îndeplini în tocmai făgăduințele pe care le-am făcut ca să tămâiem pe zeița cerului și să-i săvârșim jerfe cu turnare. Voi vă țineți bine de fără de legile voastre și îndepliniți în tocmai acele făgăduințe. De aceea ascultați cuvântul Domnului. Iată, eu m-am jurat pe numele meu cel mare, zice Domnul, că nu va mai fi rostit numele meu de gura vreunui iudeu în toată țara Egiptului. Nimeni nu va zice, viu este Dumnezeu. Iată, eu voi veghea asupra lor spre pieire, iar nu spre bine, și toți oamenii din Iuda care sunt în țara Egiptului vor pieri de sabie și de foame până se vor stinge de tot. Numai un mic număr care vor fugi de sabie se va întoarce din țara Egiptului în țara lui Iuda și vor ști toți cei rămași din Iuda care au venit în țara Egiptului ca să trăiască acolo, al cui cuvânt se va împlini, al meu sau al lor. Iată semnul ce vi-l dau, zice Domnul, că vă voi pedepsi în locul acesta ca să știți că se va împlini cuvântul meu cel pentru voi spre pieirea voastră. Așa zice Domnul. Iată, eu voi da pe faraonul Hofra, regele Egiptului, în mâinile vrășmașilor lui, cum am dat pe Sedechia, regele lui Iuda, în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, vrășmașul lui care voia să ia viața. Capitolul 45 cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia lui Baruch, fiul lui Neria, când a scris el cuvintele acestea din gura lui Ieremia în carte în anul al patrulea al domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda. Așa zice Domnul Dumnezeului Israel către tine, Baruch. Tu zici, vai de mine că Domnul a adăugat durere la boala mea, am slăbit suspinând și nu-mi găsesc liniștea. Spune-i, zice Domnul, Iată, ceea ce am zidit voi dărâma și ceea ce am sădit voi smulge, adică toată țara aceasta. Iar tu ceri pentru tine lucru mare. Nu cere, deoarece eu voi aduce nenorocire asupra tot trupul, zice Domnul, iar ție, drept pradă, îți voi lăsa viața ta în toate locurile oriunde vei merge. Capitolul 46 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, prorocul privitor la neamuri. Asupra Egiptului, împotriva oștirii faraonului Neco, regele Egiptului, care se afla în Carchemiș, lângă fluviul Eufratului și pe care a zdrobit-o Nabucodonosor, regele Babilonului, în anul al patrulea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, gătiți scuturile și sulițele și pășiți la luptă. Călăreți, înșeuați caii și încălecați puneți-vă coifurile, ascuțiți sulițile și îmbrăcați-vă în zale. Dar ce văd eu? Aceia s-au înspăimântat și s-au întors înapoi. Cei puternici ai lor au fost zdrobiți și fug fără a se uita înapoi. Pretutind de negroază, zice Domnul. Cel iute de picior nu va scăpa cu fuga, nici se va mântui cel puternic. La miază noapte, pe râul eu fratului se vor poticni și vor cădea. Cine este acela care se înalță ca Nilul și își învăluie apele ca un fluviu? Egiptul se înalță ca Nilul și ca un fluviu și, -și învăluie apele sale și zice, Ridicam-o voi și voi acoperi pământul, pierde voi cetățile și pe locuitorii lor. Încălecați pe cai și vă aruncați în căruțe și porniți puternici etiopieni și libieni înarmați cu scut și voi lidieni, ținând arcurile și încordându-le, căci ziua aceasta este zi de răzbunare de la Domnul ca să se răzbune pe vrăjmașii săi și sabia va mânca, se va sătura și se va îmbăta de sângele lor. Și aceasta va fi jertfă Domnului Dumnezeului Savaot în țara cea de la miază noapte la râul Eufratului. Fecioară, fica Egiptului, mergi în Galaad și ia-ți balsam, în zadar vei spori leacurile tale, căci nu mai este vindecare pentru tine. Auzit au popoarele de rușinea ta și bocetul tău au umplut pământul, căci cel puternic s-a lovit cu cel puternic și au căzut amândoi împreună. Cuvântul pe care l-a grăit domnul prorocului Ieremia despre năvălirea lui Nabucodonosor, regele Babilonului, ca să lovească pământul Egiptului. Vestiți în Egipt și dați știre în Migdol, Spuneți în Noh panhes, și în tahpanhes, și ziceți? Stai și te gătește căci sabia nimicește în jurul tău. Ce? Apis a fugit? Cel puternic al tău a căzut? Da, fiindcă Domnul l-a lovit. El îl mulțește pe cei care se clatină și cad unii peste alții, fiecare din ei zicând, să ne sculăm și să ne întoarcem la poporul nostru în pământul patriei noastre departe de sabia ucigătoare iar lui Faraon, regele Egiptului, dați nume, zarvă care scapă clipa hotărătoare. Viu sunt eu, zice împăratul, al cărui nume este Domnul Savoot, pe cât e de adevărat că taborul este în rândul munților și carmelul lângă mare, tot atât de adevărat este că el va veni. Fecioară, locuitoarea Egiptului, gătește-ți cele trebuitoare pentru bejenie căci noful va fi pustit, dărăpânat și fără locuitori. Egiptul este o junincă prea frumoasă peste care s-a năpustit un tăune de la miază noapte. Și și lui sunt în mijlocul lui ca niște tauri îngrășați, aceștia s-au întors înapoi, au fugit toți și n-au ținut piept, pentru că a venit asupra lor ziua piirii lor, timpul pedepsirii lor. Glasul lor se aude ca șuierul șarpelui, vin cu oștire și tăbărăsc asupra lui cu topoarele ca tăietorii de lemne. Taie pădurea lui, zice Domnul, căci sunt nenumărați, sunt mai mulți decât lăcustele și nu mai au număr. Fica Egiptului, bat jocorită, e dată pe mâna poporului de la miază noapte. Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, zice, Iată, eu voi pedepsi pe Amon care se află în nou pe Faraon și Egiptul, pe Dumnezeii și pe regii lui, pe Faraon și pe cei ce își pun nădejdea în el. Și îi voi da în mâinile celor ce caută viața lor, în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului și în mâinile slujitorilor lui. Dar după aceea Egiptul va fi iarăși locuit ca în zilele de altă dată, zice Domnul. Iar tu, Iacove, robul meu, nu te teme și nu te înspăimânta, Israele, căci iată eu te voi elibera din țara depărtată și neamul tău îl voi aduce din țara robiei lui. Iacov se va întoarce și va trăi liniștit și pașnic și nimeni nu-l va mai înspăimânta. Iacove, robul meu, nu te teme, zice Domnul, căci eu sunt cu tine și voi pierde toate neamurile printre care te-am împrăștiat. Iar pe tine nu te voi pierde, ci nu mai te voi pedepsi cu măsură, căci, nepedepsit, nu te voi lăsa. Capitolul 47 Cuvântul Domnului care a fost către prorocul Ieremia pentru filisteni înainte de a lovi faraon Gaza. Așa zice Domnul. Iată, se ridică ape de la miază noapte și cresc ca un fluviu ieșit din matcă, înneacă țara și tot ce va cuprinde ea, cetățile și locuitorii lor, atunci oamenii vor striga și vor plânge toți locuitorii țării la ropotul zgomotos al copitelor puternicilor lui Cai, la vuietul carelor lui și la huruitul roților lui. Părinții nu se vor mai uita la copiii lor, pentru că mâinile lor vor fi încremenite de groaza zilei aceleia care vine să piardă pe toți filistenii și să răpească tirului și sidonului orice nădejde de ajutor, căci va pusti domnul pe filisteni în rămășița insulei Caftor. Gaza a pleșuvit și va pieri ascalonul cu rămășița văilor lui. Până când îți vei face tăieturi de jale în piele? Până când vei tăia sabia Domnului? Până când nu te vei liniști? Întoarce-te în teaca ta, oprește-te și te liniștește. Dar cum să te liniștești când ți-a dat Domnul poruncă împotriva ascalonului și împotriva țărmului mării? Într-acolo te-a îndreptat El. capitolul 48 Asupra Moabului, așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, Vai de nebo că e pustiit! Chiria Taimul este acoperit de rușine și luat, cetatea este acoperită de rușine și înrobită. Nu mai este slava Moabului. În Hejbon se urzesc rele împotriva lui, zicând, să mergem și să-l ștergem dintre neamuri. Și tu, madmen, vii pierii. Sabia vine în urma ta. Strigăte se aud din Horonaim, căci e pustiire și dărmare grozavă. Moab e zdrobit, și copiii lui au ridicat bocet. Pe suișul de la Luhit se ridică plânsete peste plânsete, și pe povărnișul din Horonaim se aud strigăte de nenorocire. Fugiți, scăpați-vă viața și fiți asemenea sinului sălbatic din pustiu și fiindcă te-ai încrezut în lucrările și în visteriile tale, vei fi luat și tu. Chemoșul va merge în robie cu preoții și cu mai mari săi toți împreună. Va veni pustiitorul asupra fiecărei cetăți și cetatea nu va rămâne nedărmată. Vor pieri valea și șesul și se vor pustii, precum a zis Domnul. Dați un mormânt lui Moab, căci el va fi cu totul pustiit. Cetățile lui vor fi prefăcute în pustiu și nu vor mai avea locuitori. Blestemat să fie tot cel ce face lucrurile Domnului cu nebăgare de seamă și blestemat fie tot cel ce oprește sabia lui de la sânge. Moab, din tinerețea lui, a fost liniștit, se odihnea pe drojdia sa și n-a fost trecut din vas în vas, nici în robie n-a fost. De aceea a rămas el în gustul său și mirosul său nu s-a schimbat. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când voi trimite la el pritocitori, care îl vor pritoci și vor strica vasele și urcioarele lui le vor sparge. Și va fi rușinat Moab pentru chemoș, după cum casa lui Israel a fost rușinată pentru Betel, nădejdea ei. Cum puteți voi să ziceți, noi suntem oameni viteji și tari pentru război? Moab e pustiit, cetățile lui ard și tinerii lui aleși s-au dus la junghiere, zice împăratul al cărui nume este Domnul Savaot. Aproape este piirea Moabului și nenorocirea lui vine în grabă mare. Jeliți-l toți vecinii lui și toți cei ce cunoașteți numele lui ziceți, cum s-a sfârmat toiagul puterii, sceptrul slavei. Fecioară, locuitoarea dibonului, coboară-te din înălțime și șezi în pământ ars de soare, căci pustiitorul Moabului vine la tine și va dărâma întăriturile tale. Stai la drum și privește locuitoarea aroierului, și întreabă pe cel care fuge și pe cel scăpat: Ce s-a întâmplat? Rușinat este moabul, căci este biruit. Plângeți și strigați, dați de veste în Arnon că moabul este pustiit judecata a venit împotriva țării din Șes, împotriva Holonului și a Iahței, împotriva Mefaatului și a Dibonului, împotriva lui Nebo și a Bet Diblaimului, împotriva Chiriataimului și a Bet Gamului, împotriva Bet Meonului și a Cheriotului, împotriva Bosrei și împotriva tuturor cetăților țării Moabului de aproape și de departe. S-a tăiat cornul Moabului și brațul lui este zdrobit, zice Domnul, îmbătați-l căci s-a ridicat împotriva Domnului, tăvălească se moabul în vărsătura sa și de râs să fie. N-a fost Israel de râsul tău? Oare a fost el prins printre tălhari de clătinai din cap ori de câte ori vorbei cu el? Părăsiți cetățile și trăiți pe stânci locuitorii Moabului și veți fi ca porumbiii care își fac cuiburile pe la intrarea peșterilor. Am auzit de mândria Moabului, de mândria lui cea nemăsurată, de trufia lui și de îngânfarea lui, de înfumurarea lui și de semeția inimii lui. Eu cunosc îndrăzneala lui, zice Domnul, lăudăroșeniile lui, vorbele goale și faptele deșarte. De aceea voi plânge pe Moab și voi striga pentru Moabul întreg, voi suspina după oamenii din Kir Heres. Și te voi plânge pe tine, vie din Sibma, cu mai mult plânset decât Iazerul, ramurile tale s-au întins peste mare, au ajuns până la Iazer, pustiitorul a năvălit asupra roadelor tale celor văratice și asupra strugurilor copți, bucuria și veselia au fost luate din Carmel și din țara Moabului, voi seca vinul din teascuri și nimeni nu va mai călca teascul cu strigăte de veselie. Va fi strigăt de război și nu strigăt de bucurie. De la Hejbon, până la Eleale și Iahați, de la Țoar până la Horonaim și până la Eglat și Elișia, vor ridica glas de tânguire, căci apele nimrimului vor seca. Voi stârpi din Moab, zice Domnul, pe cei ce aduc jerfe pe locuri înalte și pe cei ce tămâiază pe Dumnezeii lui. De aceea inima mea geme pentru Moab ca un fluier, geme inima mea ca un fluier pentru oamenii din Chiaheres, căci au pierit bogățiile adunate de ei. Fiecare și are capul ras, fiecare și are barba tunsă, toți au tăieturi pe mâini și peste coapse sac. Pe toate acoperișurile Moabului și în piețele lui nu este decât o jale, căci am sfârmat Moabul ca pe un vas de aruncat, zice Domnul. Cum a fost zdrobit, vor zice plângând, cum s-a acoperit Moabul de rușine întorcând spatele, și va fi Moabul de râs și de groază pentru toți cei ce-l înconjoară, căci așa zice Domnul. Iată, vrășmașul ca un vultur va zbura și își va întinde aripile sale deasupra Moabului. Orașele vor fi luate și cetățile cucerite, inima vitejilor moabiți va fi în ziua aceea ca inima unei femei chinuite de durerile nașterii. Moabul va fi șters din numărul popoarelor pentru că s-a ridicat împotriva Domnului. Groază, groapă și lați sunt pentru tine, locuitorule al Moabului, a zis Domnul. Cel ce va scăpa de groază va cădea în groapă și cel ce va scăpa de groapă va cădea în laț, căci eu voi aduce asupra lui, asupra moabului, anul pedepsei lui, zice Domnul. Fugarii obosiți s-au oprit la umbra heșbonului, dar a ieșit foc din heșbon și din inima sihonului flăcări și va mistui tâmplele lui Moab și creștetul capului fiilor răzvrătirii. Vai ție, Moab, Pierita poporul din Chemoș că fiii tăi sunt luați în robie și fiicele tale sunt robite. Dar în zilele cele de apoi voi întoarce pe Moab din robie, zice domnul. Până aici e judecata lui Moab. Capitolul 49 Asupra fiilor lui Amon, așa grește domnul. Au doar Israel, n-are fii au doar el nare moștenitor? Pentru ce dar Milcom a pus căpetenie pe gad și poporul lui trăiește în cetățile acestuia? De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când Raba, cetatea fiilor lui Amon, se va auzi strigăt de război și aceasta va fi prefăcută în movilă de dărmături, cetățile ei vor fi arse cu foc și Israel va stăpâni pe cei ce îl stăpâneau, zice Domnul. Plângi, Heșbon, că s-a pustiit. ai, Strigați voi, fiice din raba, încingeți-vă cu sac, plângeți și rătăciți prin livezi, căci Milcom va merge în robie cu preoții și cu mai marii săi, toți împreună. Fii că nepăsătoare, tu te lauzi cu valea ta, tu te încrezi în comorile tale, zicând, cine va îndrăzni să vină împotriva mea? Iată, eu voi aduce asupra ta groază din toate părțile, zice Domnul Dumnezeul Savaot, și veți fi fugăriți care încotro și nimeni nu va aduna pe fugari. Dar după aceea voi întoarce din robie pe fiii lui Amon, zice domnul. Iar asupra ei domnului, așa grăiește domnul Savaot. Au doar nu mai este înțelepciune în teman, au doar lipsește sfatul la cei înțelepți, au doar asecat înțelepciunea lor? Fugiți, întorcând spatele, ascundeți-vă în peșteri, locuitori din Dedan, căci voi aduce nenorocire peste Isav la vremea pedepsirii lui. Dacă ar fi venit la tine cu legături de struguri de bună seamă, ar fi lăsat puține bobițe neculese. De ar fi venit hoții noaptea, ar fi răpit cât le-ar fi fost de trebuință. Eu însă voi jefui pe Isav până la piele, voi descoperi ascunzătorile lui și el nu se va putea ascunde. Stârpit va fi neamul lui, frații lui și vecinii lui și el nu va mai fi. Lăsați orfanii, că eu voi ține viața lor și văduvele tale să creadă în mine căci așa grește Domnul. Iată, celor ce nu le-a fost dat să bea paharul, îl vor bea negreșit. Au doar numai tu vei rămâne nepedepsit. Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea negreșit paharul. Căci mă jur pe mine însumi, zice Domnul, că boțra va fi o groază și o rușine, un deșert și un blestem și cetățile ei vor ajunge ruine veșnice. Auzit am veste de la Domnul și Sol s-a trimis la popoare să spună, adunați-vă și mergeți împotriva ei și ridicați-vă pentru o luptă. Iată, eu te voi face mic între popoare. Starea ta groaznică și semeția inimii tale te-au adeverit pe tine, cel ce locuiești în crăpăturile stâncilor și care te-ai așezat pe vârfurile dealurilor. Deși ți-ai împletit cuibul tău sus ca un vultur și de acolo te voi arunca, zice Domnul. Edom va fi o groază, toți cei ce vor trece pe lângă el vor fi uimiți, vor fluiera văzând toate rănile lui. Cum au fost aruncate Sodoma, Gomora și cetățile vecine cu ele, zice Domnul, tot așa și acolo nu va trăi nici om, nici fiu de om nu se va opri în ele. Iată-l, se înalță ca un leu de la obărșiile Iordanului spre sălașurile întărite, dar eu îi voi sili să plece cu grăbire din Edom și cine va fi ales, pe acela îl voi pune peste acesta. Căci cine este asemenea mie și ce păstor se va împotrivi mie? Ascultați dar hotărârea Domnului pe care a luat-o el asupra lui Edom și planurile pe care el le-a gândit împotriva locuitorilor din Teman. Da, chiar oile cele mai plăpânde vor fi tărâte, la vederea lor pășunea lor se va înfiora de spaimă, la vuietul căderii lor se va cutremura pământul și răsunetul strigătului lor se va auzi până la Marea Roșie. Iată-l, se înalță ca un vultur și zboară și și întinde aripile sale deasupra boțrei și inima războinicilor din Edom va fi în ziua aceea ca inima unei femei ce naște. Asupra Damascului Hamatul și Arpadul sunt tulburate, căci au primit o veste rea, Inima lor se topește de frică, este o mare în care nu se poate potoli. Temutul s-a damascul și a luat-o la fugă, de frică l-au cuprins dureri și chinuri, ca pe femeia ce naște. Cum n-a scăpat cetatea slavei, cetatea bucuriei mele? Deci vor cădea tinerii lui pe ulițele lui și toți vor pieri în ziua aceea, zice domnul Savaot. Voi aprinde foc în zidurile Damascului și el va mistui palatele lui Ben Hadad asupra Chedarului și asupra regatelor Hațorului pe care le-a lovit Nabucodonosor, regele Babilonului, așa grește Domnul. Sculați-vă și ieșiți înaintea lui Chedar și pustiți pe fii răsăritului. Corturile lor și turmele lor să fie luate, țesăturile lor și toate lucrurile lor și cămilele lor să fie luate și să li se strige. Croază din toate părțile! Fugiți, duceți-vă repede, ascundeți-vă în prăpăstii locuitori ai Hațorului, zice Domnul, căci Nabucodonosor, regele Babilonului, a luat hotărârea asupra voastră și a urzit un plan împotriva voastră. Sculați-vă și pășiți împotriva poporului celui pașnic care trăiește fără grijă, zice Domnul. Acela n-are nici uși, nici zăvoare și locuiește singur. Cămilele lor vor fi date prăzii și mulțimea turmelor lor răpirii, și îi voi împrăștia în toate vânturile pe aceștia care ștund părul de pe tâmple și din toate părțile lui voi aduce asupra lor piirea, zice Domnul. Hațorul va fi sălașul șacalilor și pustietate veșnică, nu va trăia acolo om, nici fiul de om nu se va opri acolo. Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia prorocul împotriva Elamului la începutul domniei lui Sedechia, regele lui Iuda. Așa zice Domnul Savaot. Iată, voi sfârma arcul Elamului puterea lui de căpetenie și voi aduce asupra Elamului patru vânturi din cele patru margini ale cerului și îl voi împrăștia în toate vânturile acestea și nu va fi neam la care să nu ajungă Elamiții izgoniți. Voi lovi pe Elamiți cu frică înaintea vrășmașilor lor și înaintea celor care vor să le ia viața, asupra lor voi aduce nenorociri, mânia mea aprinsă, zice Domnul, și în urma lor voi trimite sabie până îi voi stârpi. Voi pune tronul meu în elam și voi stârpi de acolo pe rege și pe dregători, zice domnul. Dar în zilele cele de apoi, voi întoarce pe elam din robie, zice domnul. Capitolul 50 cuvântul pe care l-a rostit Domnul despre Babilon și despre țara caldeilor prin Ieremia prorocul. Vestiți și faceți cunoscut între popoare, ridicați steag, spuneți și nu tăinuiți, Ce ziceți, Babilonul e luat, Bel e rușinat, Merodah e zdrobit, chipurile lui cele cioplite sunt bazocorite și idolii lui sfărmați căci de la miază-noapte s-a ridicat asupra lui poporul care va preface pământul în pustiu și nimeni nu va locui acolo, nici om, nici dobitoc, toți se vor ridica și se vor duce. În zilele acelea și în vremea aceea, zice Domnul, vor veni fiii lui Israel și împreună cu ei vor merge și fiii lui Iuda și plângând vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. Vor întreba de calea Sionului și, întorcându-și fețele spre el, vor zice, Veniți și vă uniți cu Domnul prin legământ veșnic care nu se va uita. Poporul meu a fost ca oile cele pierdute, păstorii lor le-au abătut din cale și le-au împrăștiat prin munți, rătăcit au ele din deal în munte și și-au uitat staulul lor. Toți cei ce le găseau le mâncau și dușmanii lor ziceau, nu suntem noi de vină pentru că ele au păcătuit împotriva Domnului, locașul neprihănirii împotriva Domnului, nădejdea părinților lor. Fugiți din Babilon și plecați din țara caldeilor și veți fi ca berbecii înaintea turmelor de oi. Căci, iată, voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miază-noapte, acelea se vor înșira împotriva lui și el va fi luat. Săgețile lor sunt cale ca arcașului iscusit, nu cad în zadar. Caldeia va fi pradă lor și pustiitorii ei se vor sătura, zice Domnul căci voi v-ați bucurat și v-ați veselit când ați răpit moștenirea mea. Zburdați ca viței pe pajiște, nechezați ca armăsarii. Mama voastră va fi în rușine mare și aceea care v-a născut va roși. Iată că ea va fi cea mai de pe urmă dintre neamuri, un pustiu, un pământ uscat și fără apă. Demonia Domnului, țara lor va ajunge nelocuită și toată va fi pustiu tot cel ce va trece prin Babilon se va mira și va fluiera văzând toate rănile lui. Așezați-vă în rânduială de bătaie prejurul Babilonului. Cei ce încordați arcul, trageți în el, nu cruțați săgețile, căci cel a păcătuit împotriva Domnului. Ridicați strigăt de război împotriva lui din toate părțile, el întinde mâna, căzut în întăriturile lui și zidurile lui s-au prăbușit, căci aceasta este răsplata Domnului. Răzbunați-vă pe el! cum s-a purtat el, așa purtați-vă și voi. Stârpiți din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce lucrează cu secera în vremea secerișului. De frica sabiei ucigătoare să se întoarcă fiecare la poporul său și fiecare să fugă în țara sa. Pe Israel, turma cea risipită, liii l-au prigonit. Mai înainte l-a mâncat regele Asiriei, iar acum în urmă Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a zdrobit oasele. De aceea, așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, Iată, eu voi pedepsi pe regele Babilonului și țara lui, cum am pedepsit și pe regele Asiriei, și voi întoarce pe Israel la pășunea lui și va paște el pe Carmel și în Vasan. Sufletul lui se va sătura în muntele lui Efraim și în Galaad. În zilele acelea și în vremea aceea se va căuta nedreptatea lui Israel, zice Domnul, și nu se va afla. Se vor căuta și păcatele lui Iuda și nu se vor găsi, căci voi ierta pe aceia pe care îi voi lăsa în viață. Ridică-te împotriva țării Merataim, împotriva țării răzvrătirii și împotriva locuitorilor din Pecod, țara pedepsirii. Pustiește și nimicește, zice Domnul, și fă tot ce ți-am poruncit. Strigăte de război se aud în toată țara și prăpădul este mare. Cum s-a sfărâmat și cum s-a zdrobit ciocanul lumii întregi, cum a ajuns Babilonul de plâns pe pământ? Întins am curse pentru tine și te-ai prins, Babilonule, fără să te aștepți. Găsit ai fost și prins pentru că te-ai ridicat împotriva Domnului. Domnul și-a deschis visteria sa și a luat din ea vasele mâniei sale pentru că Domnul Dumnezeul Savaot are de lucru în țara caldeilor. Alergați împotriva ei din toate părțile, deschideți jitnițile ei, călcați-o ca pe niște snopi, nimiciți-o de tot ca să nu mai rămână nimic din ea. Ucideți toți boii ei să meargă la junghiere. Vai lor că a venit ziua lor și vremea pedepsirii lor. Se aude glasul celor ce fug și al celor care scapă din țara Babilonului ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea cea pentru templul său. Chemați împotriva Babilonului săgetători, toți cei ce încordați arcul, așezați-vă tabăra prejurul lui, ca nimeni să nu scape din el. Răsplătiți-i după faptele lui, cum s-a purtat el, așa să vă purtați și voi cu el, căci el s-a ridicat împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. De aceea vor cădea tinerii lui pe ulițele lui și toți oștenii lui vor fi pierduți în ziua aceea, zice Domnul. Iată, eu sunt împotriva ta, trufașule, zice Domnul Savaot, căci a venit ziua ta și timpul pedepsirii tale, și se va împiedica trufașul și va cădea și nimeni nu-l va ridica. Voi aprinde foc în cetățile lui și acesta va mistui toate în împrejurul lui. Așa zice Domnul Savaot. Apăsați sunt fiii lui Israel ca și fiii lui Iuda și toți cei ce i-au robit îi țin tare și nu vor să le dea drumul. Dar răscumpărătorul lor este puternic și numele lui este Domnul Savaot. Acesta va apăra pricina lor ca să liniștească țara și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. Sabii împotriva caldeilor, zice Domnul, și împotriva locuitorilor Babilonului, și a căpeteniilor lui și a înțelepților lui. Sabii împotriva prorocilor minciunii, ca ei să-și piardă mintea. Sabii împotriva oștenilor lui, să se teamă. Sabii împotriva cailor și a carelor lui, și împotriva toată mulțimea de oameni din el să fie ca niște femei, sabii împotriva comorii lui să fie jefuite, uscăciune peste apele lui să se usuce, fiindcă aceasta este o țară de idol și au nebunit cu idolii lor. Acolo se vor așeza fiarele pustiului cu șacalei și vor trăi în ea struții. În veci nu va mai fi locuită și din neam în neam nu vor locui acolo oameni. Cum au fost aruncate de Domnul Sodoma și Gomora și cetățile vecine cu ele, zice Domnul, Așa și aici niciun om nu va trăi, nici fiu de om nu va poposi acolo. Iată, vine de la miază noapte un popor mare și regi mulți se ridică de la marginile pământului. Și țin în mână arc și suliță, aceștia sunt cruzi și nemilostivi și glasul lor e zgomotos ca marea și vin pe cai, ca unii care sunt gata să lupte cu tine, fica Babilonului. Auzita regele Babilonului veste despre ei și a început să-i tremure mâinile, l-a cuprins în tristarea și dureri ca ale femeii ce naște. Iată, ca un leu se ridică din tufișurile Iordanului spre pășunea totdeauna verde. Dar eu îl voi face să plece cu grăbire de acolo și voi așeza acolo pe cel pe care l-am ales. Căci cine este asemenea mie și cine îmi va cere socoteală și ce păstor se va împotrivi mie? Ascultați dar hotărârea Domnului pe care a luat-o el împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut el împotriva țării caldeilor. Da, vor fi târâți ca oile cele mărunte, la vederea lor pășunea lor se va înfiora de spaimă. La vuietul luării Babilonului tremură pământul și un strigăt se întinde printre neamuri. Capitolul 51 Așa zice Domnul. Iată, voi ridica împotriva Babilonului și a locuitorilor țării caldeii un duh nimicitor și voi trimite la Babilon vânturători care îl vor vântura și vor pustii țara lui, căci în ziua nenorocirii vor năvăli asupra lui din toate părțile. Arcașul să-și încordeze arcul împotriva arcașului și împotriva celui ce se laudă cu platoșele sale și să nu cruțe pe tinerii lui. Nimiciți toată oștirea lui! să cadă răniți de moarte în țara caldeilor și străpunși pe străzile Babilonului. Căci Iuda și Israel n-au rămas văduvi de Dumnezeul lor, de Domnul Savaot, și țara caldeilor e plină de păcate înaintea Sfântului lui Israel. Fugiți din Babilon și fiecare să-și scape viața ca să nu pieriți pentru fără de legile lui, căci acesta este timpul răzbunării pentru Domnul, căci el îi va da răsplată. Babilonul a fost în mâna Domnului cupă de aur care a îmbătat tot pământul, băut au popoarele din vinul ei și au nebunit. Căzut au fără de veste Babilonul și s-a strubit. Plângeți-l și aduceți balsam pentru rănile lui, că poate se va vindeca. Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat. Lăsați-l și haideți să mergem fiecare în țara noastră, pentru că osânda lui s-a ridicat până la nori și a ajuns până la cer. Domnul a scos la lumină dreptatea noastră. Veniți să vestim în Sion fapta Domnului, Dumnezeului nostru. Ascuțiți săgețile și vă umpleți tolbele, că Domnul a trezit duhul regilor mediei pentru că vrea să nimicească Babilonul. Aceasta este răzbunarea Domnului, răzbunarea pentru templul Său. Ridicați steagul împotriva zidurilor Babilonului. Întăriți paza, puneți străgeri, întindeți curse, căci Domnul a făcut un plan și a împlinit ceea ce a rostit împotriva locuitorilor Babilonului. O, tu, cel ce locuiești lângă apele cele mari și ești plin de comori, venit a sfârșitul tău și măsura lăcomiei tale ți s-a umplut. Domnul Savot s-a jurat pe sine însuși și a zis, Adevărul grăiesc că te voi umple de oameni ca de lăcuste și ei vor ridica strigăt de biruință. El a făcut pământul cu puterea sa, a întemeiat lumea cu înțelepciunea sa și cu mintea sa a întins cerurile. La glasul lui freamătă apele în ceruri și el ridică nori de la marginile pământului, făurește fulgerele în mijlocul ploii și scoate vânturile din visteriile sale. Tot omul rătăcește în știința sa, și orice argintar se rușinează de idolul său, căci chipurile turnate de el nu sunt decât minciună, n-au nicio suflare în ele. Aceasta este deșertăciune adevărată, faptă rătăcită și în vremea pedepsirii lor vor pieri. Dar soarta lui Iacov nu e ca al lor, pentru că Dumnezeul lui e făcătorul la toate și Israel este toiagul moștenirii lui și numele lui este Domnul Savaot. Ciocană ești tu și armă de război, cu tine am lovit popoare și cu tine am stricat regate. Cu tine am lovit cal și călăreți și cu tine am sfârmat carul și pe conducătorul lui. Cu tine am lovit bărbat și femeie, cu tine am bătut tânăr și bătrân și cu tine am lovit fecior și fecioară. Cu tine am lovit păstor și turmă, cu tine am bătut pe plugar și boii lui și cu tine am lovit pe mai mari ținuturilor și pe căpeteniile cetăților și voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor caldeii pentru toate relele ce au făcut ei Sionului sub ochii voștri, zice Domnul. Iată, eu sunt împotriva ta, munte al nimicirii, care ai pustit tot pământul. Voi întinde împotriva ta mâna mea, te voi arunca jos de pe stânci și te voi face munte dogărât de soare, zice Domnul. Nimeni nu va lua din tine pietre de pus în capul unghiului, nici pietre de temelie, ci veșnic vei fi pustiu, zice Domnul. Ridicați steag pe pământ, trâmbițați cu trâmbița printre neamuri, pregătiți neamurile împotriva lui, chemați împotriva lui regatele, ararat, mini și așchenaz, puneți căpetenii împotriva lui și aduceți cai ca lăcusta cea grozavă. Înarmați împotriva lui neamurile și pe regii mediei, căpeteniile provinciilor ei și pe toate căpeteniile cetăților ei și toată țara de sub lor. Pământul se cutremură și se zbuciumă, căci se împlinește împotriva Babilonului planul Domnului de a face pământul Babilonului pustietate fără locuitori. Cei puternici ai Babilonului au încetat lupta, șed în întăriturile lor, se cătuisa puterea lor și au ajuns ca femeile. Locuințele lor sunt arse și zăvoarele sfărâmate. Sol după sol, vestitor după vestitor, aleargă să dea de știre regelui Babilonului că cetatea sa e cuprinsă din toate părțile că vadurile sunt luate, bălțile cu stuf arse și ostașii loviți de spaimă. Că așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, fica Babilonului este asemenea unei arii în timpul treieratului, încă puțin și vine vremea secerișului. Mâncat o maros, -ma ros, Nabucodonosor, regele Babilonului, făcut un avaz gol, înghițit-o ca un dragon, umplându-și apântecele cu bunătățile mele și m-a aruncat o cara mea și carnea mea cea sfâșiată să fie asupra Babilonului, să zică ceea ce locuiește în Sion, și sângele meu să fie asupra locuitorilor caldeii, să zică Ierusalimul. De aceea, așa zice Domnul, Iată, eu iau apărarea pricinii tale și te voi răzbuna și voi seca marea lui și canalele lui le voi usca. Babilonul va fi o movilă de dărâmături, adăpost pentru șacali, groază și bat jocură fără locuitori. Ei toți vor mugi ca niște lei și vor mări ca niște pui de leu. În vremea aprinderii lor le voi face o spăți și voi adăpa ca să se veselească și să doarmă somnul de veci și să nu se mai trezească, zice Domnul. Îi voi coborâ ca pe niște miei la junghiere, ca pe niște berbeci și țapi. Cum a fost luat șesac? Cum a fost cucerit acela a cărui slavă umplea tot pământul, cum a ajuns Babilonul spaimă printre neamuri. S-a ridicat marea împotriva Babilonului și acesta e acoperit de mulțimea valurilor. Cetățile lui au ajuns pustii, pământul lui sec, ținut unde nu locuiește niciun om și pe unde nu trece fiu de om. Voi pedepsi pe Bel în Babilon și voi smulge din gura lui cele înghițite de el. Popoarele nu se vor mai îngrămădi spre el de acum înainte, dar zidurile Babilonului au și căzut. Ieși din mijlocul lor, poporul meu, și fiecare și să scape viața de flacăra mâniei Domnului. Să nu slăbească inima voastră și să nu vă temeți de zvonul care se va auzi în țară, căci anul acesta va veni un zvon, iar în anul următor altul și pe pământ va fi silnicie, tiran peste tiran se va scula. De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi pe idolii Babilonului și toată țara lui va fi rușinată, toți cei loviți ai lui vor cădea în mijlocul lui atunci cerul și pământul și tot ce cuprind ele vor striga de bucurie împotriva Babilonului, căci vin asupra lui pustiitorii de la miază noapte, zice Domnul. Cum Babilonul a dobândit și a zdrobit pe israeliți, așa vor fi dobărâți și zdrobiți în Babilon locuitorii pământului lui. Cei scăpați de sabie, plecați, nu vă opriți. Aduceți-vă aminte din depărtare de Domnul și să-și găsească Ierusalimul loc în inima voastră. Ne rușinam când auzeam o cara și cinstea acoperea obrazul nostru când străini au venit în locul cel sfânt al templului Domnului. Dar în schimb, iată, vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi idolii lui și tot pământul lui va fi plin de gemetele celor ce sunt uciși. Deci s ar ridica Babilonul până la cer și deși ar întări într-o înălțime cetatea sa, tot vor veni din porunca mea pustiitorii, zice Domnul. Ascultați țipătul care se ridică din Babilon și uriașa troznitură din Caldea, că Domnul va pustii Babilonul și va pune capăt glasului celui mândru al lui. Suna vor valurile lor ca apele cele mari, răsunava glasul lor, căci pustiitorul va veni asupra lui, asupra Babilonului și apărătorii lui vor fi luați și arcurile lui vor fi sfărâmate, că Domnul Dumnezeul răsplătirilor va da fiecăruia plata cuvenită. Voi îmbăta pe mai mari lui și pe înțelepții lui, pe căpeteniile ținuturilor lui și pe căpeteniile cetăților lui și pe toți ostașii lui și vor dormi somnul de veci și nu se vor mai trezi, zice Domnul, al cărui nume e Domnul Savaot. Așa zice Domnul Savaot. Zidurile cele groase ale Babilonului le voi dărâma până la temelie și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Așadar, în deșert s-au trudit popoarele și neamurile au muncit pentru foc. cuvântul pe care prorocul Ieremia l-a încredințat lui Seraia, fiul lui Neria, fiul lui Maasea, când acesta a plecat la Babilon cu Sedechia, regele lui Iuda, în anul al patrulea al domniei lui. Seraia era mare cămăraș. Atunci a scris Ieremia într-o carte toate nenorocirile care trebuiau să vină asupra Babilonului. Și a zis Ieremia către Seraia, Când vei ajunge la Babilon, caută să citești toate cuvintele acestea și să zici, Doamne, Tu ai grăit de locul acesta că-l pierde, așa încât să nu rămână în trânsul nici om, nici animal, ci să fie pustietate veșnică. Și după ce vei isprăvi de citit cartea aceasta, leagă o piatră de ea și aruncă-o în mijlocul eufratului și zi. Așa se va cufunda Babilonul și nu se va mai ridica din acea nenorocire pe care o voi aduce asupra lui și se va istovi. Până aici este vorbirea lui Ieremia. Capitolul 52 Sedechia era de 21 de ani când a început să domnească și a domnit în Ierusalim 11 ani. Numele mamei sale era Hamutal, fata lui Ieremia din Libna. El a făcut rele în ochii Domnului, precum făcuse și Ioachim. De aceea a venit mânia Domnului asupra Ierusalimului și a lui Iuda, până într-atât încât i-a lepădat de la fața sa și Sedechia a fost dat jos de regele Babilonului. Era în al nouălea an al domniei lui, în luna a zecea, în ziua a zecea a lunii acesteia, când a venit Nabucodonosor, regele Babilonului, cu toată uștirea sa împotriva Ierusalimului, l-a înconjurat și a făcut împrejurul lui valuri de pământ. Cetatea a stat împresurată până în anul al 11-lea al regelui Sedechia. Iar în luna a patra, în ziua a noua a lunii acesteia, s-a întărit foametea în cetate și poporul țării nu mai avea pâine. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate, pe unde au ieșit toți oștenii și au fugit din cetate noaptea pe porțile ce se aflau între cele două ziduri de lângă grădina regelui, iar caldeii erau în prejurul cetății. Și a alergat oștirea caldeilor după rege și a ajuns pe sedechia în șesurile Ierihonului, atunci toată oștirea lui a fugit de la el. Deci au luat pe rege și l-au dus la regele Babilonului în Ribla, în Ținutul Hamat, unde acesta l-a judecat. Regele Babilonului a junghiat pe fiul lui Sedechia înaintea ochilor acestuia, a junghiat de asemenea în Ribla și pe toți cei mari din Iuda. Iar lui Sedechia i-a scos ochii și a poruncit să-l încătușeze cu cătușe de aramă și l-a dus regele Babilonului la Babilon și l-a pus în casa cea de pază unde l-a ținut până în ziua morții lui. În luna a cincea, în ziua a zecea a lunii acesteia, în anul al 19 lea al regelui Nabucodonosor, regele Babilonului, a venit Nebu Zaradan, căpetenia gărzii, care stătea înaintea regelui Babilonului la Ierusalim și a ars templul Domnului, casa regelui și toate casele din Ierusalim, toate casele cele mari le ars cu foc. Iar oștirea caldeilor care era cu căpetenia gărzii a dărmat toate zidurile din prejurul Ierusalimului. Nebuzaradan, căpetinia gărzii, a strămutat pe cei săraci din popor și tot poporul care rămăsese în cetate și pe cei care se predaseră regelui Babilonului și toată rămășița de popor. Și numai puțini din poporul sărac al țării au fost lăsați de Nebuzaradan, căpetenia gărzii, ca lucrători pentru vii și ogoare. Caldeii au sfârmat stâlpii cei de aramă care se aflau în templul Domnului postamentele și marea de aramă care se afla în templul Domnului și toată arama lor au dus-o la Babilon. Au luat lighenele, lopețile, cuțitele și castroanele, lingurile și toate vasele de aramă care erau întrebuințate la slujbele dumnezeiești. Și căpetenia gărzii a mai luat vasele și cleștele, cazanele și candelele, cățuile și cupele, tot ce era de aur și ce era de argint. De asemenea, a luat cei doi stâlpi, marea și cei 12 boi de aramă care serveau de postament și pe care regele Solomon îi făcuse pentru templul Domnului. În toate acestea era atâta aramă cât nu se putea cântări. Fiecare stâlp din aceștia era de 18 coți în înălțime și o sfoară de 12 coți îl putea cuprinde împrejur. Iar grosimea pereților lor era de patru degete, căci înăuntru nu erau plini. Coroana unui stâlp era de aramă și înălțimea ei era de cinci coți și pereții ei și rodiile din prejur erau toate de aramă. Asemenea, coroană cu rodii era și la celălalt stâlp. De jur împrejur erau 96 de rodii, tot așa și la celălalt stâlp, împrejurul coroanei lui erau rodii. Căpetinia gărzii a luat și pe Seraia, arhiereul, și pe Sofonie, preotul al doilea, și pe trei străjeri ai pragurilor, din cetate a luat un inuc care era căpeteniei peste oștiri și șapte oameni care stăteau înaintea regelui și care se aflau în cetate. A mai luat pe secretarul căpeteniei oștirii care înscrisese la oștire pe poporul țării, precum și șaizeci de oameni din poporul țării care s-au găsit în cetate. Pe aceștia i-a luat Nebu Zaradan, căpetenia gărzii, și i-a dus la Nabucodonosor, regele Babilonului, în Ribla și i-a lovit pe ei regele Babilonului și i-a omorât în ribla cea din țara Hamat. Așa a fost strămutat Iuda din țara sa. Iată acum poporul pe care l-a strămutat Nabucodonosor. În anul al șaptelea, 3023 de oameni. În al 18-lea an al lui Nabucodonosor au fost strămutați din Ierusalim 832 de suflete. În anul al 23-lea al lui Nabucodonosor Nebuzaradan, căpetenia gărzii, a strămutat din iudei 745 de suflete, în total 4600 de suflete. În anul al 37-lea, după strămutarea lui Ioachim, regele lui Iuda, în luna a 12 -a, în 25 ale lunii, Evil Merodac, regele Babilonului, în anul întâi al domniei lui, s-a îndurat de Ioachim, regele lui Iuda, și l-a scos din închisoare, a vorbit cu el prietenește și a pus scaunul lui mai sus decât al altor regi care erau la el în Babilon. A schimbat hainele lui de închisoare și Ioachim a mâncat întotdeauna la masa regelui în toate zilele lui. Hrana lui i s-a dat de la rege zilnic până la moartea sa în toate zilele vieții sale.